Că lumea era disperată să îi se arate un pic de speranță, să existe ceva, să se întâmple ceva bun și puțin, dar să fie în direcția mai bună decât așa. Și evident că nu se întâmplă lucrurile astea, Ceaușescu este și foarte, uh, așa uh, să spun, uh, uh, agresiv și spune ah, că a venit niciodată la noi nu o să fie... Da, da. Lumea așa înțeles, adică e clar că ăsta <coughs> nu o să cedeze. Și dacă nu facem ceva, ăsta așa o să o țină, Deci, așa o să rămânem de acum până când împur în, în vecii vecilor. Și normal, că în atmosfera asta, toată lumea încearcă să se să găsească o variantă din asta, să, să facă ceva. O acțiune oarecare. Mm. Salutare și bine ați venit la Mintea lui Tetelu. Astăzi nu că ați venit, ați revenit la Mintea lui Tetelu împreună cu uh, istoricul Madelin Hodor cerut de populații de întreaga țară, de masele de oameni ai muncii care au vizionat episodul precedent și legat de banii lui Ceaușescu, care a stârnit un interes astfel încât, mai ales că suntem în preajma datei Revoluției, am decis să continuăm dialogul și intrăm direct în subiect. Noi am dezbătut un pic înainte uh, și Ceaușescu, egocentrismul lui Ceaușescu, dar... Cred că cea mai bună întrebare este de ce a început revoluția din România? Care sunt cauzele de fapt mai profunde ale revoluției din România? Pentru că nu credem că este doar vorba de sărăcie, cozi. E, cred că, ceva mult mai profund și e, ceva care l-a destabilizat pe Ceaușescu e, mult mai mult decât e, credem noi acum și credea el atunci. Mădălin, te rog să intrăm în revoluția română. De ce? Și cred că tu ești pregătit să ne spui că revoluția Română e pregătită de ceva timp înainte. Cum adică? Pe și în ce sens pregătită? Că vreau să evităm toate teoriile conspiraționiste și cred că tu le poți demonta cel mai ușor că senzația mea este că tu cam asta ai tras ca concluzie din ce ai cercetat. Conspirațiile sunt mai puține decât credem noi și mai degrabă este altceva. Te rog să ne spui ce crezi tu că este da, în spatele Revoluției Române. General, în general, explicațiile, ce, explicațiile mai simple sunt alea mai reale, de, mai, apropiat, mai apropiate de realitate. Dar sunt mai greu de acceptat. Mai greu de acceptat pentru că n-au glamour -ul. Conspirațiilor, și e mult mai simplu să pentru oameni să accepte o chestie, un film din asta foarte elaborat, cu tot fel de chestii care sunt puse cap la cap, ca un puzzle care se încheagă perfect, toate piesele cad cum trebuie, totul e regizat de la cap la coadă. Știi, și cumva mult mai simplu de uh, uh, înghițit chestia asta decât să le spui că s-a fost și așa și așa că, că au fost lucruri care, unele lucruri care au fost uh, pregătite gândite, altele din conor nu au fost gândite deloc uh, și s-au întâmplat pur și simplu pentru că s-au întâmplat uh, cum să zic uh, e, e, o, e o chestie uh, ca istoric e, e destul de greu să ajungi la uh, oameni uh, uh, fără să, uh, să ai uh, tendința asta didactică și pentru că oamenii așteaptă. Uh, e o chestie amuzantă. Prima când am fost eu la televizor, am chemat la un post din ăsta de televiziune, uh, chiar prima oară când l-am apărut la televizor, tot pe chestiunea revoluției, că scrisesem atunci ceva și li s-a părut interesant, hai să-l aducem pe o de la televizor și prezentatorul de la respectivul post mă prezint acolo și spune istoricul Modelin Hodor care știe tot adevărul despre Revoluție, a citit tot dosarul Revoluției. Și eu zic, domnule, așa și spus, zic că da, dar știți, eu n-am citit tot dosarul Revoluției, să mă omoare ăla, deci s-a uitat la mine că parcă, adică îi scădeam brusc ratingul dacă îi spuneam că eu nu știu chiar tot ce s-a întâmplat la Revoluție, el era obișnuit cu stilul ăsta: el este ăsta care vă spune tot, care are tot, vă lămurește, știi? Și din punctul ăsta de vedere, e cumva ideea că oamenii de fiecare dată când vorbești despre Revoluție se așteaptă să vină cineva și să le spună tot, adică tot toate întrebările lor să se lămurească, să totul să aibă un fel de explicație asta, univers, o cheie universală a tot ce s-a întâmplat și se lămurește toată lumea. Uh, sigur că poți să faci chestia asta, adică există documente, s-a cercetat, ai niște răspunsuri la unele întrebări, la întrebări nu ai răspunsuri, ci doar niște idei. Dar revenind la ce spui tu, sigur că putem să spunem de unde a început tot tot, toată Revoluția Română și, de fapt, toată schimbarea, Revoluția Română este o secvență dintr-un mare uh, lanț de schimbări uh, care s-a întâmplat în țările din Europa de Est, în tot lagărul socialist. Uh, iar schimbările astea au început nu de la niște evenimente punctuale în stradă, ci tot așa cum încep Revoluțiile. Revoluțiile încep întâi cu o idee procrastinare. Asta e, am, am, și vin de conversație, asta e vin de procrastinare. Am Așa. O să te rog acum, uite, facem o experiență în direct. Și pentru că vreau să discutăm relaxat, asta e în vin de conversație. Și rog, uh... noroc, noroc. Ia. Bun, bun. Îmi mai cer când uh, si nevoia. Și acum ne, la... ne întoarcem la Mișcările din spatele la... revoluției Așa mai așezat Nu ne grăbim, nu e televiziune Exact mai devreme mai spus cum te fugăresc Aici nu ne fugărește nimeni și vreau să înțelegem Și mai e ceva, tu astăzi o să spui câteva lucruri în premieră Și de aceea, cum să zic, sunt foarte încântat Și abia aștept să le uh, dezbatem aici Așezat ca o conversație între doi oameni, unul foarte pasionat, unul care știe foarte mult. Asta e, să zicem, direcția. Deja Bun. simt că se adună idei. Uite cum vine. Și așa. vezi puțin așa, se așează totul. Așa. Îți spuneam că revoluțiile încep în general cu o idee. Știi? Și revoluția asta din 89 nu e, o, nu e diferită față de revoluțiile din istoria omenirii, altele care au s-au întâmplat. Ei, revoluția asta a început cu o idee care nu este nu e din România. Nu noi am avut-o, nu a avut-o nimeni. De aici au avut -o, a avut-o a avut-o Mihail Gorbaciov. Deci când mai sunt teoriile astea care spun că rușii au venit și au făcut nu știu ce, parțial e <laughs> un adevăr în chestia asta pentru că revoluția a venit din Uniunea Sovietică. Dar indirect. Ca idee. ca idee. Nu ca. Uh, ideea revoluției române sau ideea de revoluție ideea în sistem. De, ideea de revoluție a sistemului. Pentru că ce se întâmplă în 1989, noi noi avem și uh, aici e justificat, pentru că revoluția din România a fost o, 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 un eveniment extrem de uh, traumatic, sângeros, uh, uh, excepțional, în sensul că nu, -a, nu a fost nicăieri așa ca la noi, cu morți, cu sânge și așa mai departe. În da, Cehia cred că au fost doi morți. Puțin, dar au fost parcă doi, doi morți. morți. da. Unul, cred. Sau, sau unul. De genul. Uh, deci nu am în niciun caz, aici niciun caz nu s-a întâmplat la nivelul uh, de la noi. Seamănă mai degrabă cu primăverile arabe. Da. Care au fost mult mai sângeroase și care arată totuși o distanță între România și cei alte țări, chiar din blocul comunist, adică diferența de educație, de civilizație, de cultură, cred că și-a spus aici cuvântul, numărul de morți. E ceva... Absolut, o să vorbim chestia asta. Da. De ce s-a ajuns, ajuns efectiv la uh, violență și sânge? Asta ține de, de modul în care era România în 99 și regimul. Știi? De asta a făcut diferența. Uh, o să explicăm asta, da. Uh, deci ideea pornește de la uh, pornește de la Moscova, de la Mihail Gorbaciov, care la fel nu este el nu e, un, el nu e autorul ideii, pentru că ideea asta care să spunem înseamnă ce, ce viza glasnost perestroica uh, con, care erau care, care era, cum să spun, ideea din spatele conceptelor. Era mult mai simplă și Uniunea Sovietică avea, liderii sovietici, se confruntase cu chestia asta mult înainte de Gorbachev. Și era vorba de răspunsul la o întrebare destul de basic, așa, simplă. Cum facem comunismul funcțional? Că comunismul e, e o utopie, de fapt. Comunismul e un o, concept, o ideologie revoluționară. Da? Cu toți comuniștii sunt revoluționari. Și uh, ideea de bază a comunismului este că noi facem o revoluție pentru binele umanității, dar revoluția asta este aproape continuă. Noi nu am ajuns la finalul comunismului la finalul revoluției. Noi suntem în revoluție. Din pătriva, cred că a început să uh, slăbească energia, sistemul uh, economic comunist, cred că avea nevoie de revigorare, probabil da. de aceea că da. probabil da. că au ajuns și într-o fundătură, că da, cât dar să mai într-o într-o fundă... într fundătură uh... Economic. pârâia și ideologic, și economic, și social în Uniunea Sovietică, cu mult înainte de 1989. Khrushchev de exemplu, este primul care, după Stalin, încearcă să găsească niște soluții concrete, reale, la problemele pe care le avea comunismul. Deci, fără bulșite chiar încercat bulșite, să găsească da. o semi. Cum spunea la un moment dat într-un interviu fiului Hrușcev, că Taikăsu zicea la un moment dat nu poți să fii fericit în spatele sărmei ghimpate. Adică Pau, wow! Deja ja, o altă gândire ide. eliberatoare. Gândire mult, mai, uh, mult mai sofisticată decât uh, Hrustăvar imaginea asta de țăran prost, așa. Da, și care cu, a bătut cu pantoful, pantoful la ONU. Și, într-adevăr, are un comportament ușor histrionic și greu de înțeles pentru uh, vremea aia și pentru, uh, uh, să zic, conservatorii din Uniunea Sovietică. Dar Hrușcev n-a fost un, un idiot în sensul în care el și-a dat seama că trebuie, pentru ca regimul să supraviețuiască, ideologia să supraviețuiască, trebuie un pic să fie și oamenii uh, ajutați, oamenii simpli. Și a încercat niște reforme, adică să, conver să, dea, să convertească mai mult din uh, producția asta, industriei grea armament, către zona uh, de servicii a încercat să creeze, a făcut o reformă a învățământului care a, a, a acordat acces unei a, a, mase mult mai largi de cetățeni sovietici la învățământ, pentru că ei rămăseseră tot așa, adică ei care erau la țară în gubernii, în Siberia sau așa, nu visau ei să facă școală. Știi? Deci Rusia face tot felul de reforme din astea care pornesc din, din, de fapt, din necesitatea pe care el o simte ca ideologia comunistă să, aibă, să ofere și altceva în afară de represiune. Adică noi nu putem să-i ținem pe oameni la nesfârșit în comunism doar pentru că le este frică. Și cu lagăre, cu morți, cu execuții, cum făcuse Stalin. Știi? Adică trebuie să le, cumva să-i cucerim, să, să, le arătăm că ideea asta, comunismul ăsta, e fezabil, e bun pentru ei. Le aduce-i un avantaj. Pentru că condițiile de trai din Uniunea Sovietică nu erau cele mai uh, ce vorbim, uh, reușite. Oamenii stăteau în niște apartamente la comun, familii întregi, adică A, traiul era, în comunism nu era... Era mult mai nasol de atât. De -l -l -l. De -l -l. În, în imediat Uniunea Sovietică, după cel de-al doilea război mondial, este o țară distrusă. Adică partea asta europeană rasă de nemți și în timpul războiului depopulată cu 20 de milioane de morți, 24 de milioane de morți, majoritatea bărbați. Deci forță de muncă a dispărut așa, nu mai aveau așa. În timpul lui Hrușciov, în Rusia se moare de foame, deci Uniunea Sovietică se moare de foame, totul e pe cartelă. De-aia el încearcă cumva să revigoreze inclusiv agricultura, să producă porum, să îi spuneau la un moment dat una din poreclele lui Cruce, sau cred că singura porecla lui Crucev era cucuruznic, adică Popushoiu, porumb, da, de, da, da, da. Pentru că el avusese niște idei din astea, s-a dus în America, deci Hrustov nu era un idios, s-a dus în vizită în America, s-a uitat acolo să vadă, s-a dus pe la fermele americane, a, a vizitat ferme din astea de animale, s-a dus la unde cercetau ăștia soiuri de porum a adus un advisor. Deci Hrustov a, a avut un advisor american. Deci a adus un tip din America care să-l învețe să facă. Că, uh, agroalime, industria agroalimentară adică să producă mâncare la nivel industrial nu așa că barăm cu plugul și vedem adică de acolo pornește toată chestia asta el încearcă să dezvolte și ajunge la niște proiecte într-adevăr un pic uh, utopice că încearcă să uh, cultive soiuri de porumb în Siberia curate niște și prin Asia Centrală, sunt niște chestii din astea, face o goare de porum și pune acolo și bineînțeles că recoltele îngheață, Uh, toate astea lucrate de tineri consumoliști uh, sovietici care se duc voluntar acolo să facă să uh, lucreze Aia, deci sunt scene povestite cu de, uh, 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 persoane care au fost acolo, au lăsat mărturii și spuneau că doamne, deci noi când am văzut că în gheață prum, plângeam acolo că uh, adică uh, ce vreau să spun uh, ideea asta de reformarea comunismului este, este o chestie veche și ea se transmite de la Hrușcev, dar nu mai, mai puțin la Brezhnev care e un, e un mai, lider un, al stagnării și un. Mai spre stalinism, da, așa oarecum, Brejnev Stalinism, dar e un lider care. Uf, de față, adică de factură, da. Și care uh, anulează, uh, 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 cum să zic, uh, încercarea asta lui Hrușcev de a ieși din, uh, din uh, comunismul. La doctrinar, așa și autosuficient, dar după aia vin Cerninco și... Uh, Cernenco e ultimul de dinainte de Gorbaciov. Care a stat puțin. a. Da, era și bolnav. Era bolnav, exact. practic. A venit, a murit. Uh, exact. Cu, cumva dând ocazia lui Gorbaciov de a erupe da, ca da. un star exact. politic și intern, uh, cred că împotriva cum a conservatorilor ruși uh. sau. Nu știu, și-au dat mâna ceva, s-a întâmplat de a ieși Gorbaciu uh, care a fost altă factură. Da, dinamica uh, a fost că, asta vreau să spun, că Gorbaciov preia practic uh, ideile predecesorilor și uh, în timpul lui Cernenco, uh, de exemplu. Uh, el era existau un fel de deci asta zic că rușii își punea problema existau un fel de think tank-uri în interiorul sistemului care al, populate cu tineri școliți unii dintre ei în Occident da? care erau adunați în niște institute din asta de pe lângă partid dar existau un astfel de institut și în interiorul pe lângă KGB da? Care cumva și economic, și social, și ideologic încercau să găsească varianta asta de, 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 de o variantă de adaptare a comunismului, de un comunism mai bun, o, o variantă, să spunem, care să satisfacă și nevoia, real, real, să satisfacă și realitatea, de fapt, să, nu, să, trans, să coboare utopia din unde era ea, din acolo, să o coboare și să o, facă, să o adapteze la. Suntem Realitate. prin 85. Da, înainte de 85 chiar. Asta arată diferența între România a lui Ceaușescu și Uniunea o Sovietică, adică da. retardarea, stagnarea lui Ceaușescu este e, la o distanță imensă, chiar față de Uniunea Sovietică uneată. iată, da, oamenii este își bat de... capul cu studii, veniți din Occident să rezolve problema comunismului. Ceaușescu da. nu avea nicio gând de a reforma ceva. Nu, e vorba și de sursele de inspirație dacă vrei. Deci Ceaușescu are ca sursă de inspirație comunismul asiatic adică ce a văzut el în Corea de Nord și în China. Care... Crezi că a citit pe Mao pe ăștia? Nu pe... cred, a... La... lui a plăcut, s-a dus în Corea de Nord acolo și când a văzut cum aia făceau cu... Uh, uh, da, 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 cum din... cântau alea, Românie, Românie, corencele... au un pas așa cadențat și uh, arhitectura aia impresionant așa făcut acolo, a zis a, extraordinar. În aia. timp ce în Uniunea Sovietică lumea a început să-și da. bată capul cum să schimbăm în bine cum să schimbăm în bine comun... sau, comunismul. comunismul. Să nu mai fie oamenii uh, atât de uh, cum să zic, ostili uh, ideologie. s am zis și de la Hrușcev încoace și s-au gândit să-și facă, <coughs> uh, să facă din uh, cetățenii un fel de alianți, nu o forță o ostilă asta era ideea, să le dea un pic de libertate, un pic de... Și s-a văzut liberalizarea, liberalizarea în domeniul liberalizarea. culturii, eu am perceput asta ca cetățean român care se uita la televiziunea rusă și am învățat, eu am învățat limba rusă uitându-mă la Moscova, la televiziunea rusă și o parte la uh, Chișinău și se vedea, deci acolo am văzut niște duplexuri Moscova uh, Washington și am văzut uh, am văzut Dire uh, Straits am văzut Michael Jackson, adică deja una sovietică se ducea într-o direcție de neapărat de colaborare. Bine, știm acum discuțiile cu America pentru dezarmare, dar eu îți spun ce vedeam la televizor. N-avea nicio treabă ce difuzea și cum difuza ce reportaje, ce anchete erau, era emisiune, cred că se numea în jurul lumii, Vacrux Veta, să țin minte. Și acolo erau niște dosare, dar chiar serioase vorba despre Stalin. Eu acolo am văzut primată cum uh, imagini de arhivă cu dermarea bisericilor de pe vremea uh, comunismului primitiv. Deci acolo se discuta așa ceva și eram, wow, cum adică ăștia discută despre, uite, cu biserică, cu, adică, eu, nu eram și eu eram șocat din România unde mă tâmpenie lui Ceaușescu de la TVR și acolo era deschiderea, zici că era Occident, adică se dusese departe după mine politica asta, adică Gorbaciov, când a lăsat, a, păi lumea a simțit acolo, adică, bine, era și altă diferență între oamenii de cultură, să zic, sovietici, totuși au făcut niște filme, s-au luat Oscaruri cu filmele rusești, adică, atenție, e, e, e într-adevăr, era o diferență. Ce s-a întâmplat mai departe cu gândurile lui Gorbaciov vis-a-vis de România? Nu cu, gând, cu gândurile lui Gorbaciov, ci cu gândurile lui Iacovlev, ăsta era unul dintre acei tineri despre care îți povesteam eu, care au a fost în think tank-urile astea, mm -hmm. uh, uh, unde, se, unde se făcea în laborator, acolo în Eprubeta, se puneau ingrediente și făceau să vadă cum, cum se întâmplă chestia asta. Ei, la un moment dat Iacovlev este zburat de acolo și trimis uh, ambasador în, în, uh, în Canada. Și în 82, Gorbaciov se duce și el în vizită, era, nu știu, avea o funcție din asta reprezentant al nu știu cărui minister sau era Gorbaciov și se duce să se, să se, vadă cu Iacovlev acolo în Canada, se întâlnește cu Iacovlev și acolo au prima discuție, ăsta Iacovlev parcă îi, îi explică, uite, hai, cum se, pute, cum se, poate face. Uite, asta putem să facem, perestroica, glasnost, explică ce înseamnă astea și Gorbachev e fermecat de ideea asta, și de aici e toată chestiunea. El, în 85, când, mă rog, după moartea lui, după moartea lui Cernenco și vine Gorbachev, el zice gata. De fapt, chiar la e un episod, chiar la mormântarea lui Cernenco, participă toți liderii. Am văzut-o în direct, te rog da. să mă crezi și am acum amintiri despre această mormântare și acest individ cu acea pată. Cu pălăria lui. Da, a da, a da. De... Deci am amintiri de... de, la această mormântare. Ei, acolo au fost toți <coughs> liderii din Europa de Est chemați la funerariile lui și la funerariile lui după ce se termină, mă rog, toată regia așa, Gorbaciov le are o întâlnire așa informală cu ei și le spune, băieți, dăm drumul la reforme la Glasno și Perestroica, faceți așa de bine încât să vedeți cum uh, aplicați chestia asta la... Și asta a avut loc chiar după înmormântare? În adică Gorbaciov era montat era deja, montat știa, facă... avea un plan. Da. Avea un plan, uh, dar de ce? <coughs> Pentru că și timpul ăsta nu avea răbdare cu el. Adică deja între momentul în care ăștia se gând... rușii se gândeau, sovieticii se gândeau cum să adapteze comunismul, uh, comunismul intrase el într-un mare declin uh, economic și social și politic, astfel încât în 85 Gorbaciov nu mai are luxul să aștepte ci el trebuie să facă repede lucrurile astea ca să salveze sistemul comunist. Că asta e ideea este, să înțelegem, să nu creadă lumea că facem apologia uh, lui Gorbachev și a Uniunii Sovietice și a comunismului. Nu știm că Gorbachev totuși nu Gorbachev, este vindecat de comunism Până Gorbachev la capăt, este un comunist. Este un comunist. El a da. spus că cea mai mare de tragedie și că Gorbachev, nu Putin, a zis asta asta. Da. Cea mai mare tragedie a fost desfințarea URSS. Trebuie să înțelegem că Gorbachev vrea așa, să salveze comunismul, să salveze Uniunea Sovietică, adică Uniunea Sovietică să existe în continuare, să mențină influența Uniunii Sovietice în uh, toate țările astea din Est, deci nici de cum Gorbaciov nu e genul care vine și spune, a, bag picioarele Dumnezeu cu mila și lăsați să, cum l-au acuzat conservatorii, domnule, ce ai făcut, ne-ai vândut Occidentului, nici de cum. Dar el încerca să nu se, să cum să, zic, să nu se baricadeze uh, o, într-o cazemată uh, din asta și să aștepte să crape, ci să facă ceva ca să nu ajungă acolo. Deci asta e Gorbaciov în 85. Deci el când îi cheamă pe ăștia și le spune hai să facem ceva, e pentru că el se grăbește. Adică el știe că lucrurile crapă și dacă nu facem, o să ajungem rău. Și le trazem. Cine era atunci? Honecker, Honecker. Cine era la masă? Honecker, da, Zivkov, Cam aceiași care 89, Cam da. aceiași, nu? Da. Uh, și după care fiecare dintre ăștia a plecat la el uh, acolo în țară și cât l-a dus capul fiecare nu, a, făcut. Fiecare a făcut sau n-a făcut bineînțeles că Ceaușescu nici n-a vrut să audă de chestia asta cu acelui. e, oricum lui s-a părut că asta e o prostie cine știe ce ci asta cu vor și ăștia uh, însă în uh, ce vreau să spun și asta este foarte interesant că Până la urmă, se dovedește că cel care a avut dreptate în disputa asta ideologică a fost Ceaușescu. Culmea. De ce spun asta? Pentru că Ceaușescu a spus așa, domnule, comunismul e perfect. Înțelegi, nu putem să reformăm comunismul. Și chestia asta e. conceptuală, foarte... are conceptual logică. Are... Da, are logică de ce? Pentru că introducerea unei reforme într-un sistem utopic. Îl e termină. Practic. Deci comunismul, într-adevăr, nu... Se va deșira. Se va deșira. Ca un pulover în da. modul în care Pentru îi... că nu exista. încep să tragi. Exact. În comunism nu există, îți dau atâta libertate și... Înțelegi? Pentru că dacă îți, dau da. atâta, dacă îți deschid uh, ușa un pic și vezi lumina, tu o să vrei să se deschidă ușa de tot. De tot. Gorbaciov n-a înțeles asta. Gorbaciov a crezut că, de fapt, Gorbaciov a crezut că el poate manageria asta că o să deschidă ușa ușor, 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 ușor și va înlocui uh, că... Dar comunismul iugoslav nu era în vremea lui de glorie nu era un comunism deschis și lumea dar vedea și de dar nu s-a prăbușit Nu, tocmai de aia pentru că a găsit o formulă de o combinație între ideologie comunistă, stat, centralizat și, mă rog, conducere comunistă, și varianta asta socială în care lași omul să trăiască, să nu-l strângi de gât. Adică să-i oferi niște debușe, niște să aibă ce mânca, să se poată îmbrăca, să poată să ia și din Occident produse, adică să nu-l ții închis în beci. Și păzit cu pușca să nu poată uh, ieși nicăieri. Uh, deci, ce vreau să spun, da, deci de acolo a început. Înțelegi? Asta este Revoluția din 89, e ideea asta, hai să reformăm comunismul. Totul pe fondul, bineînțeles, uh, războiului rece, a negocierilor cu Statele Unite, Uniunea Sovietică este și într-o criză economică uh, și începe să se împrumute. Uh, și uh, spre 99 de exemplu lua uh, credite pe care le dădeau americanii deci de, de exemplu la întâlnirea de la Malta unde toată lumea ce că au împărțit lumea acolo, au... Chiar vreau să te întreb de Malta. Da, deci, de fapt, azi, deci la Malta, la Malta oamenii au discutat bani. probleme, da, adică erau niște probleme care se discutaseră și înainte, că întâlnirile dintre Gorbaciov și uh, președinții americani de, erau destul de dese deja, adică și cu liderii europeni. Uh, uh, se discuta destul, adică, cum să zic, era o efervescență pentru că practic urma să se termine războiul rece ei știau chestia asta și era gestionată toată ei occidentali, și occidentali dar și Gorbaciov, că și Gorbaciov vrea să-l termine Gorbaciov știa că nu poate să mențină la nesfârșit uh, uriașului imperiu militar și uh, cum să zic, superarmata roșie cu, toată, cu toate hardughiile alea care costau bani că uh, a avea o armată înseamnă să cheltui niște bani Efectiv, fără să îi mai vezi înapoi, că asta înseamnă armata. Investești în ceva ce nu produce, nu are return, doar consumă. Da? Și ei aveau ghita mai armata uh, și uh, obligații financiare și așa mai departe. Deci, ei încercau să negocieze, se, ne se discuta chestia asta și la Malta. La Malta, între altele, Gorbachev solicita un nou, uh, un nou împrumut de la, de la americani, la american, mă rog, de la. FMI, Banca Mondială, dar evident că pentru ca ăia să-i dea bani, aveai nevoie de girul uh, administrației americane. Și americanii, bineînțeles, că îl finanțau pe Gorbaciov. Asta vreau să spun. Că americanii băgau bani în Gorbaciov. Da? Ca să facă lucrurile astea, pentru că era și pentru ei o chestie uh, normal. Vrei să termin războiul rece, vrei. Interesele americanilor erau de genul uh, să, să nu iasă uh, căderea comunismului, să nu producă război, conflict. Deci, a, occidentalii nu vedeau finalul comunismului ca pe deschiderea unor mari piețe de desfacere, ci pur și simplu ideologic vreau să se termine această amenințare continuă de oameni incontrolabili, că în comunism, conducătorii pot fi incontrolabili. În democrație e mai deși și în democrație e greu să-i controlezi, dar în partea asta de lume. În primul rând că de la bun început de la bun început americanii au spus așa Glazma și au ok, reformă, că schimbările din Europa de Est, așa, nu e problema noastră, vă descurcați. Deci, practic, americanii au spus, noi nu o să intervenim, nu ne băgăm în chestia asta, e problema voastră a Uniunii Sovietice, Gorbachev, voi vă descurcați cu reforme, cu ce se întâmplă în Europa de Est, deci ei au avut o atitudine foarte de altfel dictată de un lucru real, că ei nu aveau cum să facă, nici dacă și-ar fi propus, nu puteau ei să intervină, să facă pe aici schimbări, să schimbe regimul, să îl dea jos pe Ceaușescu, să-l pună pe păcare, că americanii nu aveau capacitatea asta, că nu aveau infrastructura să facă. A, așa, acesta. aș vrea să detonăm și câteva legende cu femeiu care l-a dat jos pentru că și-a plătit. Deci, americanii nu aveau, un, nu că nu aveau interes. La nivel ideologic, pentru ei era mulțumitor. Se există o schimbare să ne mângâie da. pe cap, foarte bine, mergeți către reforme. Da. Ei știind că o țară se reformează greu. E evident. Greu, adică vorba lui Brucan cu uh, de ani. 20 de ani, da. uh, americanii, Brucan adică chiar a fost, a avut uh, Brucan a fost un optimist, da. uh, A fost un optimist, <laughs> dar deci nu avem lumea Occidentală împotriva lui Ceaușescu, împotriva ăsta, României. Să te gândești în, te, te în termen din noștea de joc pe calculator, știi? Adică <lab voftim> ăsta, chestiunea asta americanii, rușii și Malta și așa mai departe, lumea are o viziune din asta foarte simplistă. De parcă a discutau ca doi băieți care se întâlnesc la colțul străzii să împartă o șaormă, știi? Deci nu lucrurile erau mult mai complexe și mult mai uh, interesante decât asta. Uh, din contră, de exemplu, la, la Malta... A, era la, nu știu, ne gândim amândoi în același timp la Malta. Deci înțelegerea de la Malta ce a însemnat de fapt? așa zisul act de condamnare a lui Ceaușescu de către Gorbaciov și președintele american. Se întâlnesc, când se întâlnesc, ei la Malta în 2-3 decembrie. E o întâlnire care este solicitată de președintele american. E deja Bush senior? Da, e deja Bush senior. Uh, și el îi cere lui Gorbaciov: "Hai să ne întâlnim la Malta." Bă. pentru că era, era, ei aveau o agendă de lucru, niște lucruri de rezolvat, dar când se întâlnesc la Malta, aia, în Ceaușescu, mai rămăsese dintre liderii vechi, și, mă rog, Albania... Întâlnire și... care a avut cea mai în întâlnire a avut loc pe un, un vas. Da, pe care pe întâlnirea a fost acea eu așa minte. Două, erau două vase și se întâlneau și, și dar dar marea discuție bilaterală a fost doar între gor așa Țimite legenda, nu. doar între zic legenda. Da. Doar între Gorbachev și Bush senior cu interpreții și da conducătorul era un fel de știi așa este legenda că eu îți spun legenda perpetuată că au coborât știi au coborât știi bărcile de salvare de pe vapor că le-au coborât pe alea și acolo au discutat ei și acolo au împărțit lumea deci hai să spun lumea a decis să-l să-l extermine pe Ceaușescu și să ne ia nouă întreprinderile ca să facă efort de aici nu spun fii atent deci nu se puteau întâlni niciun fel de barcă că vremea la Malta a fost absolut mizerabilă, deci era cel mai prost loc pe care puteai să-l alegi, să te întâlnești, erau niște valuri uriașe, erau vreme din asta cretina, deci abia se țineau pe picioare pe vasele alea, deci nici de cum să coboare în barcă decât dacă vrei să mori eu zic te legenda lua, te lua care s-a perpetuat te... deci da, ce, ce? și umblau scafandri da, 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 da că aveau da, grijă că așa nu. au pus românii niște scafandri da, da, acolo A, așa. și ăia eu s zic ce am... așa am înțeles o istorie, așa da, mi s-a transmis okay, am înțeles, A, dar așa. nu s-a întâmplat nu. așa și nu au existat nici măcar o singură întâlnire între, că au fost mai multe runde, deci în zilele alea s-au întâlnit de trei ori, deci au fost runde de discuții Uh, și niciodată nu s-a întâlnit singur Gorbaciov pentru că ei aveau staff, aveau, au adus, nu foarte, Absolut. nu, nu era o întâlnire uh, ca de obicei unde veneau o grămadă de oameni, dar aveau consiliere apropiați, era acolo secretarul de stat american, era, adică era de, o delegație, nu era Bush venit să se întâlnească cu Gorbaciov uh, că ți-am zis, ca doi băieți și să discute da. nu știu ce. Iar agenda era mult mai complexă decât atât. Acolo s-au discutat etapele programului de dezarmare nucleară, situația asta, inclusiv situația, situația financiară a Uniunii Sovietice, că Gorbachev cere să mai primească un credit și să ăștia americanii spun ok, îi dăm s-a discutat chestiunea Gorbaciovii, le spune americanilor următoarea chestie, băi încercați să nu mai prezentați în presa, în presa americană Toată chestia, căderea zidului Berlinului, ca... retragerea, ca fiind o victorie a voastră da, da, împotriva da, Uniunii da. Sovietice și că voi ați câștigat, uite asta, am câștigat războiul rece. Știți de ce? Pentru că ăștia de la mine, deci hardline-ii mei din uh, Armata Roșie, KGB și Comitetul Central, din, în, îmi spun, uite, vezi ce spun ăștia, că ne-au bătut în războiul rece, bărbaci, ce Gorbacea, de vină. Uh, Înțelegeți? Deci îmi faceți mie probleme în Uniunea Sovietică spunând chestia asta și eu nu o să pot să mai fac reformele alea, că ăștia o să mă decapiteze, deci ăștia băieți ăștia care, nu, care stau așa foarte supărați că noi ne da. retragem de peste tot, o să-mi ia gâtul știi? Numai că un lucru nu înțelegea Gorbaceu și Ceaușescu în același timp cred că a avut aceeași cerere către Uh, cred că ori un președinte american, ori un uh, consilier da. care a cerut ca presa să nu mai scrie numai că uh, nici Ceaușescu, nici Gorbaciu nu înțelegeau că ce este presa liberă. Asta nu îi poate să-i spună președintele american ce să scrie. Asta spune în... și Bush. Îi zice, da, domnule, ok, noi de la nivelul nostru. Uh, mă rog, administrației și poliției, nu o să spunem chestia asta. Nu putem să împiedicăm pe aia de la New York Times sau de la Washington pot să scrie că am vins. Ok, am înțeles, dar nu, nu prea avem ce să facem. Știi? Deci astea au fost discuțiile. România, vreau să spun că în alea două zile a fost menționată o singură dată, deci o singură dată în conversațiile lor. Și spun asta, deci poate oricine să verifice. Avem stenogramă? stenograme? Avem stenograme. Extraordinar, Deci de ce ne mai... Înțelegi? Băi, deci nu avem o stenogramă, avem vreo trei. Avem, stenograma, avem stenogramele consilierilor sovietici care au participat la convorbire. Avem stenogramele americanilor care au participat la convorbire. Deci te duci pe wilsoncenter.com da? No. Și dai acolo războiul rece, te duci frumos așa de rulezi și ajungi la stenogramele cu învorbirilor de la Malta, da? care sunt publice. Deci, de, la da, noi îi dăm înainte. Cu dăm înainte cu, ori, cu, planul, cu care planul care, care noi cu nu știm asasinarea lui Ceaușescu. Fapt, da, da. au vorbit ăștia să împartă România, să dea Transilvania, nu știu unde. Așa, și, exact. Mai ales că o să vorbim și de la Zlătăcheș. Da. Și acum o să zic că o să zic că unii doamne, dar de unde știi tu că ăștia în secret totuși n-au spus chestia da, asta, da, de că da, chiar da. dacă n-au scris în stenograme ce că e și chestia de fiecare da, dată da, când da. eu prezint, mă rog, arăt un, un oamenilor un document, uite doamne ce scrie aici. Vine imediat două, dar și ce crezi tu că ăștia au scris tot în documentul ăla și n-au mai vorbit ei. Uite la un pahar de vin așa și au zis, "Hai să-l omorâm pe ce aușesc, știi. Cuvântul Cu virul tetelu. <laughs> <Cu virul tetelul. laughs> Uh, nu, într-adevăr, Deci nu s-a întâmplat chestia asta. Deci nu au discutat situația. A fost menționată în România o singură dată, spuneam, între țările puține rămase care nu uh, implementau uh, reformele astea și ca o problemă, Dacă ca o problemă, uh, cum să spun, o problemă de, fac, de risc, un factor de risc. Înțelegeți? Ce spuneam eu, că americanii îi lasă, îi lasă mână liberă sovieticilor să facă reformele astea în Europa de Est. Gândește-te un pic, Europa de Est este o zonă foarte uh, sensibilă. În istorie, din Europa de Est au pornit războiul, primul război mondial, al doilea război mondial, toate conflictele astea. E o zonă în care există râci istorice, uh, probleme etnice, înțelegi, care în istorie, atât timp cât a existat un imperiu care le-a a stat deasupra lor și a fost cu piciorul pe uh, capac oalei, uh, au stat acolo, nu pitite. Când se deschide capacul... Uh, uite Butoiul cu pulbere. Da, butoiul cu Europei. pulbere. Și uite ce s-a întâmplat, adică și într-adevăr așa a fost. Ce s-a întâmplat în Iugoslavia, războiul uh, civil, uh, ce s-a întâmplat tensiunile din celelalte țări estice, pentru că național, imediat ce se ridică capacul, ies toate problemele astea la nivel. Bun. Deci, strategia americanilor are logică. Știi? Pentru că ei își dau seama că nu au capacitatea să. Și plus de asta, mai e o chestie interesantă. La Malta, iarăși. Uh, Gorbachev vine și spune următoarea chestie. Uh, discută exact pe subiectul ăsta pe care îl spun eu. Domnule, ce facem în Europa de nu știu ce? Și uh, americanii anunță principiile. Domnule, da, ușor ușor, țările astea o să uh, treacă într-un regim cu libertăți individuale, cu drepturile omului, cu, cu Carex cu Gorbachev zice, da, ok, o să vedem. Asta. Se Aici fac. vreau să te întreb ce înțelegi prin uh, faptul că America a lăsat Uniunea Sovietică să gestioneze liberalizarea acestor țări, adică Uniunea Sovietică a fost efectiv implicată în uh, revoluțiile pașnice din Europa, adică mâna da. Moscovei se simte și la Berlin, și la da, Budapesta, mâna, și la Sofia, da, adică dar, dar cum se simte? Adică trebuie să vedem că e teoria asta de de intervenție, adică dacă spui că mâna Moscovei se simte, oamenii o să "Aha, deci au intervenit ăștia, peste tot au schimbat, au făcut." Sigur că asta am, am și vrut să, să să spun când am început cu Gorbaciov. Gorbaciov spune: "Faceți chestia asta, noi o să facem chestia asta." Dar Gorbaciov nu îi impune, adică nu spune vreau să-l pun în loc de Honecker, vreau să-l pun pe altul. Sau în loc de Ceaușescu vreau să-l pun pe Iliescu sau dacă nu îl puneți pe Iliescu, eu o să vin cu tancurile și o să îl pun eu pe Iliescu. Știi? Adică Moscova dă o direcție. Da? Și evident că încurajează ăsta e mesajul. E? Moscova încurajează linia asta. Da? Și dacă faceți așa, ok, aveți uh, sprijinul nostru. Da? Și pe de altă parte, de exemplu, Moscova descurajează altceva, descurajează intervenția în favoarea conservatorilor. Că atunci când Honecker încearcă să obțină sprijinul lui Gorbachev ca să rămână și este o ultimul șef al, al stazii la un moment dat, are, există o, o întâlnire din asta. Deci, cade, încep manifestații zidul Berlinului, nu știu ce, și ăștia de la Stazi se duc la o întâlnire cu omologii, mă rog, reprezentanți, niște unii de la KGB din Germania. De este cheamă pe acolo și îi întreabă ce facem, adică hai să, știi, hai să intervenim, să scoatem pe stradă, să Moscova ce zice, nu ne nu veniți nu veni, să ne ajutați să-i potolim pe ăștia? Și ăștia de la KGB spun, da, ne pare rău, dar asta, a fost, asta este o decizie politică: să nu intervenim și noi nu putem să facem nimic ca sunteți pe cont propriu. Deci, Apropo de ce întreb... Deci mâna Moscovei, de fapt, deci este că câteodată este, neintervenția. Este de a nu interveni... Mai degrabă. În, da, de nu... care este foarte importantă. Este foarte importantă. Că Rusia nu intervine da. ca și cum ar interveni. Da. Păi toți ăștia care sunt cu hardlinerii conservatorii din, din lagărul socialist, Honecker, Ceauș, nu, Ceaușescu nu, dar ceilalți lideri conservatori, ei se așteaptă să fie sprijiniți de Moscova. Și Moscova le spune, nu, ne, nu vă sprijinim. Deci, a nu interveni este la fel de important că a interveni, când că a e interveni vorba aia în fața. Rusia, Rusia Gândește-te un pic, încă toată lumea se uită la Moscova, că noi avem perspectiva, de a, avem tentația de a judeca lucrurile pornind de la realitățile de azi. Da? Și ai senzația că, domnule, atunci era așa, și rușii din 89 sunt aceiași cu rușii care astăzi încearcă să intre în Ucraina cu Putin, cu nu știu ce. Și lumea proiectează o imagine din asta de azi în trecut. Adică erau aceiași nenorociți și atunci. Nu zic. Dar interesele erau altele, știi? Adică lumea se uita la Moscova în continuare și era important ce spunea Gorbaciov, de exemplu. Știi? Sau ce nu spunea? Înțelegi că dacă Honecker sună și sună ocupat... E un semn rău. E un semn rău. rău. <laughs> <Înțelegi? laughs> nu-ți dorești. Nu-ți dorești să, să nu-ți răspunzi. și o poză. Se duce când Gorbachev se duce la în octombrie la aniversarea... Uh, înființării uh, RDG-ului se duce eu acolo uh, în tribună și se face o paradă și e o poză celebră cu Honecker și lângă el Gorbaciov se uită așa la ceas știi? Tic-tac, tic-tac tic tic adică Na. Da. Deci, uh, am să înțeleg că asta este dinamica. Bineînțeles, Moscova. Adică, Gorbaciov cumva a ascultat îndemnul lui Ronald Reagan când îi spune Mr Gorbachev tear down Ei, this bine, wall. Adică, chestii, chestii politice credem că nimeni nu anticipat chestia asta, că și aia cu dărâmarea zidului și nu știu ce. Deci, Reagan avea un plan. El avea un plan, dar asta nu Avea -a un plan? No, acolo, Reagan avea de atins niște obiective. Da, Zidul ăla de... cred că a făcut parte din proiectul lui politic. Da, mai degrabă, cum să spună, ce ce Și era asta? metaforic, cred. Uh, mai în fine, era și o chestie metaforică, De ce vreau să spun este că inclusiv chestiunea asta ce s-a întâmplat în Republica, în Germania a fost tot o uh, sigur, așa mare lucrurile erau setate, dar ai setting-ul ăsta despre care ți-am vorbit, dar oamenii trebuie să înțeleagă că nimeni nu stătea pe un caiet și spunea, a, următorul pas este să dărâmăm zidul, să vină doi băieți cu picamerul și să dea în el și nu știu ce dovadă, că în Germania de fapt totul a pornit de la un anunț al autorităților RDG, că pot să meargă din Germania de, în, din RDG în RFG știi, e liber să se ducă și să schimbe bani și toți oamenii au dat buluc înțelegi, pe stradă să se ducă să facă chestia asta. Aia, deci, uh, 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 gr grănicerii uh, redegiști s-au trezit cu sute de oameni, nu știau ce să facă, sunau, disperați, ce facem, le dăm drumul, că nu pe ei nu a nimeni că se întâmplă chestia asta. Asta înțelegi? după ce și Ungaria a dăduse și... acces redejișilor da, să intre, intre prin Ungaria, prin și Ungaria Austria. în Austria da, în Germania. Adică deja se mișca ceva. Se mișca. Bine, împotriva, adică Germania comunistă era încă comunistă, adică Honeckel da. era un da. cretin da. Da, absolut. Eu, eu, eu ți-am dat exemplul ăsta ca să înțelegi că, sigur, deci Într-adevăr, există această înțelegere între americani și, uh, și uh, ruși. Peste capul lui Honecker. Peste capul tuturor că o să facem așa, și uh, Gorbachev are mână liberă să gestioneze chestia asta. Și aici vreau să zic de chestiunea asta de la Malta ca să vezi că Gorbaciov are, are, agenda lui, adică el nu vrea, nu, nu coincide cu, adică să nu-ți imaginezi că Gorbaciov a zis, da, ok, o să facem cum vreți voi, americanii, știi? <laughs> Pentru că, bineînțeles, uh, da, să vezi, adică Gorbaciov e foarte șmecher și la Malta, ce face el? Uh, vorbesc americani, ăsta Baker spune, domnule, da, așa, o să, ce spuneam eu, în țările astea, ușor, ușor o să introduceți mai multe libertăți, o să dați drumul la circulație, o să aibă cetățenii mai multe drepturi, așa, și, pă, probabil, la un moment dat, o să evolueze spre a, o democrație, democrație absolută. La care Gorbachev zice... Apoi știți că nu-i nevoie de chestia asta, democrație, pentru că glaznul și perestroica înseamnă, de fapt, democrație. Între glasnusul și perestroica e același lucru cu democrația occidentală. A? Ce Interesant! Uh, și ăștia americani rămân un pic așa, adică ce vrea să adică ăsta zice că varianta aia în care deschizi un pic ușa este egală cu a deschide toată ușa, <gântuie> știi? Și îi spune, Becker sare, Bush nu zice nimic, dar Becker sare și spune să știți că totuși între democrație și glaznă și ca nu e același lucru. Înțelegi? Deci, dar asta demonstrează ce făcea Gorbaciov, adică ce era în capul lui. Planul, planul lui. Planul lui era, el, era să vrea... salveze Comunismul sub forma asta, perestroica și glasnot, o trecere treptată, dar nu la democrație. Înțelegeți? De asemenea, el vrea să salveze partidele comuniste din țările astea. Pentru că el spune, la un moment dat, Partidul Comunist, până la urmă, o să piardă puterea. Dar important este să nu dispară. Asta spune Gorbachev. Deci faceți ce faceți și acceptați, de exemplu, pluripartitismul. Se poate accepta chestia asta, să existe și alte partide. Da? să partim să facem alegeri și să nu știu ce, Era da. pregătit pentru și această Era variantă. Era pregătit pentru mai multe variante Gorbaciov în 88 cere le cere experților lui, patru sunt patru analize. Deci el cere patru, patru previziuni despre ce se poate întâmpla în Europa de Est dacă se implementează Glasnost și Perestroika. Și le-a de la KGB, le-a de la Institutul de Economie Mondială din subordinea Academiei Uniunii Sovietice, le-a cerut de la o comisie pe, de pe lângă Comitetul Central și le-a cerut de la Ministerul de Externe sovietic. Deci a zis voi gândiți-vă, veniți la mine și îmi spuneți care sunt scenariile. Și ei s-au gândit și le-au pus pe hârtie. Da, Și sunt scenariile astea, uh, sunt toate analizele astea făcute de sovietici în 88. Și pe fiecare țară, luată în parte, previziuni. Dacă, facem, dacă se întâmplă chestia asta în Polonia, se întâmplă așa, dacă se întâmplă chestia asta în Ceorba, se întâmplă așa, în uh, Germania, în România inclusiv. Da? Sunt niște, uh, niște previziuni. De exemplu, în România, spun ăștia în, în 88, uh, așa spun. Domnule, dacă în România Ceaușescu, după plata datoriei externe, dă ceva, uh, uh, cum să zic, uh, dirigează un pic spre populație, spre nevoile populației, uh, zice, este puțin probabil să se întâmple o schimbare. Pentru că, spune el, în România regimul Ceaușescu este expert în folosirea bățului și morcovului. Și atunci populația nu o să se revolte dacă va primi niște uh, beneficii în astea materiale, uh, puțină mâncare, puțină... Numai că am stabilit că Ceaușescu era atât de nesimțit... nu vrea să facă asta. Când am, după ce a văzut că treaba merge și la limita cea mai de jos a supraviețuirii, a lăsat poporul să... Dar sovietici au fost... Adică er er erau mult mai... Uh adică au, au analizat corect știau realitatea știi? adică i-au zis nu-i nu trebuie mare lucru lui Ceaușescu decât să le dea un pic de mâncare și dacă relaxează un pic regimul, un pic, nu mult deci având în vedere nivelul de dictatură din România și nivelul de închistare în România și speranțele erau mici știi? Adică oamenii din România s-ar fi bucurat dacă, le, dacă umpleau alimentările o perioadă nu mai aveau probleme. Și dacă erau discoteci și, și conduse dacă erau, de Nicu nu, ce, Ceaușescu, cam asta a, era nivelul, ce își dorea populația. Nivelul de sărăcie și de pauperizare era atât de mare încât și dacă, dacă îți dădea un pic, ți se părea că e ceva senzațional. Știi, asta, e, din, asta e demența regimului, știi? Dar care dintre previziunile celor patru entități uh, s-a realizat în în teritoriu, să zicem. Uh, ce Polonia. Punește, da, asta e interesant. Alegerile libere doar Polonia. Trei, deci au... doar trei din analizele astea sunt disponibile. A patra care e aia, știm de ea că e făcută de KGB, dar aia e clasificată, deci aia nu știu dacă o să se afle vreodată ce au scris ăia acolo. Uh, ce pot să spun este că toate analizele astea au fost depășite. Deci, realitatea, dintre din teren, ele, realitatea din teren. Realitatea din Niciuna dintre ele n-a anticipat ce se întâmplă, adică cât de departe se duce uh, chestiunea asta cu reforma. Da? Deci dacă introduci reformă, cât de departe se duce chestia asta? Deci niciuna n-a anticipat la ce s-a ajuns de fapt în 90 sau în 91. Da? Deci, încă singura, uh, uh, singura previziune care s-a adeverit a fost că niciuna dintre țările astea nu a solicitat să iasă din pactul de la Varșovia. Adică au rămas ceea ce pentru, de fapt pentru Gorbaciu era foarte important, că Gorbaceu nu a avut mari pretenții. Deci el a avut două pretenții de la, astea erau, cum să zic, linia roșie, da, pe care Moscova a pus-o și a zis așa, nu mă interesează ce faceți, cum faceți, nu ieșiți din pactul de la Varșovia și faceți uh, și perestroica. Astea sunt două condiții. Deci, dacă le faceți pe astea, nu aveți nicio problemă, nu ne băgăm. Deci, nu, De nu s-a gândit că o să fie alegeri libere, o să pice Partidul Comunist da, el și avea... o să dispară deci... conducătorii comuniști? Da, el avea inclusiv această, această <coughs> idee. Și era pregătit pentru varianta, ți am zis, era pregătit pentru varianta în care Partidul Comunist nu va, mai fi, nu va mai fi la putere. Deci, el a zis, noi s-ar putea Partidele Comuniste să nu mai fie la putere. Să, fie... să fie și ele acolo, dar să existe. Pentru că el știa, bun, dacă o ținem așa o să disparem cu tot și nu o să mai fim la putere ever. Deci, ceea ce, da, e destul de rațional. Bun, deci am vorbit așa un pic în, mare cum era settingul ul ăsta. Vreau să te mai întreb de Republica Moldova. În 89, eu mă duc aminte, uitându-mă tot la televiziunea moldovenească, era un aer de libertate mai mare decât cel din România, deci Republica Moldova și atunci au avut loc niște mișcări interne în Republica Moldova în favoarea nu a independenței, dar a autonomiei, a autonomizării accentuate, adică una dintre... Gorbaciu și-a luat mâna așa despre de pe Mol... ce s-a întâmplat în Republica Moldova că era Reploama Moldova era mai avansată decât România în materie de... Eu am văzut spectacol la care a fost menționat regele Mihai. Deci era o, a fost un spectacol de muzică populară la Chișinău, pe care l-au vizionat toți românii care prindeau să zic TV um, Chișinău. Și acolo cineva, un prezentator a zis asta este un spectacol și cred că a făcut o dedicație cuiva rege nu <gântă> Da. Și toată România, cei care se uitau, au reținut această chestie. Deci, iată, adică Republica Moldova deja era o mică autonomie, probabil lăsată de Gorbaciov, da. cumva, din da. cauza da. tot ideologică. faceți da. acolo. Gorbaciov permisese, mă rog, prin hotărârea pe Comitetului Central al PCUS existau în autonomia, autonomia republicilor din Uniunea Sovietică, fusese, deci, îi lăsase, le lăsase mână liberă să se organizeze, adică să existe formațiuni politice. În Moldova era Frontul Popular, da. era, o, era o organizație, Frontul Popular. Adică uh, e, Uniunea Sovietică în 89, când vorbim noi în decembrie 89, era pe lângă România lui Ceaușescu era o democrație. Deci, da. Era, erau mult, mult mai avansați în domeniul ăsta decât eram, era oricare țară din, mă rog, noi, să zic, România, dar mă rog, și ceilalți. Deci, aia spuneam că trebuie să ne aducem aminte cum erau lucrurile atunci, nu să le privim din perspectiva zilelor noastre și să zicem, arușii au fost niște erau și atunci în 89 împotriva noastră și au vrut să ne să ia, să se înțeleagă cu americanii și să ne ia Transilvania, să o dea Ungurul să mai știu eu ce alte bazaconii. Deci ei erau într-adevăr așa cum au văzut toată lumea, mai... Hai să trecem la momentul cu Laszlo Tökeș care, aici nu am înțeles eu, trebuia mutat în urma deciziei episcopului reformat, adică nu autorităților comuniste. Și uh, mai este și declarația, de fapt, reamintirea lui Laszlo Tokeș, legată de momentul uh, din 16 decembrie, după ce lumea s-a strâns în fața casei, uh, problema practic aparent se rezolvase și el a zis oamenilor, băi mergeți a -a, românilor, general, care, marea major, majoritate, venețele de fapt români, care s-a alăturat maghiarilor tuturor oameni. Da, da, și a zis, tuturor. mergeți acasă, s-a rezolvat. Și l-a spus așa, Asta. eu nu am știut că se va ajunge chiar la posibilitatea unei revoluții, ceea ce exclude ideea de conspirație maghiară, că au venit aici serviciile și cum cum explici faptul că episcopul reformat îl trimite pe Tökeș în mai știu exact localitatea, Mineu, ceva da. de genul. Uh, bun uh, ce vreau să spun este că uh, poate ar fi mai bine să, să prindem un pic uh, situația de dinainte de la Zlătochești, de ce? Ca să înțelegem da. ce se întâmplă cu, acolo, la Timișoara. Uh, am vorbit un pic de, la destul de mult de dinamică asta generală, contextul internațional și fiecare ce vrea să facă în, în zonă. Uh, România, în România se văd lucrurile astea. Adică oamenii din România le știu, le urmăresc, se urmărește ce se întâmplă în celelalte țări. Toată lumea știa toată că, lumea peste, știa tot că, că căzuse. peste tot căzuse. Și Asta știa base, la nivel adică, de muncitor absolut. din întreprinderi, toată lumea știa această da. situație. Deci, în, ciuda, în ciuda încercărilor disperate și au de fost a bloca. încercări disperate de a bloca Informația. orice fel de știri, orice fel de informație. Bă, aminteai mai devreme de chestiunea aia cu uh, Ungaria, că uh, deschisese Ungaria granițele astfel încât cetățenii Regii germani puteau să traverseze și pe Austria se duceau în RFG. Ei, imediat după ce se întâmplă chestia asta, în România se ia decizia ca trenurile care tranzitau Ungaria și veneau spre România să fie deviate și să nu mai poată, pentru că le era frică că poate din ăștia, din redegiști ăștia, se strecoară și în România cu. Înțelegeți, adică nivelul lor de. Nivelul, încercarea asta disperată de a ține uh, izolată uh, populația României de tot ce se întâmpla în afară și de a o hrăni numai cu uh, ceea ce îi spunea Ceaușescu că se întâmplă, e un, un fel de uh, luptă din asta absurdă. E ca și cum ai încerca să oprești o avalanșă cu mâinile, așa, și să o ții, uh, cât mai departe de tine. Uh, normal că oamenii erau conștienți de ce se întâmplă în jur. Și faptul că Moscova nu știa nimic, ci din contra încuraja chestiunea asta, îi făcea pe mulți dintre români să spună, păi dacă Gorbachev e de acord cu asta, s-ar putea să putem să facem și noi ceva împotriva lui Ceaușescu. <coughs> și atunci de exemplu, are loc chestiunea aia de la Iași, care e foarte puțin, așa, în cronologia asta a Revoluției, da, nu prea corect. Se vorbește despre chestia da, asta. Corect. Toată lumea zice, la Timișul, începe cu Timișoara, 15 da. da, da, da și da. tu, cu Teocheși și nu știu ce. de acolo la el s-a întâmplat o chestie interesantă, pentru că niște oameni simpli, care într-adevăr fuseser organizați într-o, se tot frontul popular, oh, ca să vezi da. legătura cu ce se întâmpla în Republica Moldova ei se uitau la televizor ca și tine, ca și alții și vedeau a, frontul popular, hai să facem și noi frontul popular în România și băia, tu zic, acolo se, se, își propun să facă o manifestație în piața centrală de la Iași, în 14 decembrie își fac niște uh, manifeste pe care le confecționează ei cu uh, radieră din aia pe care fac ștampile și pun pe manifeste și le împrăștie prin oraș pe data de 14 decembrie să ne întâlnim în Piața Unirii ora 16, știi? Frontul Popular. Și ei, inițiatorii ăștia, ce-și propune? Ei își propuneau să facă un o adunare din asta cu oameni și să cânte acolo cântece patriotice și după aia... Patriotice, deșteaptă-te române și să... Manif să, aibă, să, fie o manifestație pașnică, deci nici de cum, că nu-și propuneau hai să facem revoluție, să dărâmăm pe aici, să spargem, să... nu, oamenii se gândeau încă, încă era un în setting în care noi suntem pașnici, vrem și noi să facem și noi ceva, să ne exprimăm, să trimitem niște doleanțe la București, să existe reforme, alegeri libere, adică se inspirase din ce vedeau ei, că se întâmplă în jur, adică nu erau niște chestii excepționale care le cereau. Și bineînțeles că uh, securitatea află de chestia asta. Uh, Vlad, de exemplu, știa încă din 10 decembrie de existența acestei uh, chestiuni și au timp să se organizeze. să -și... Când s-au dus ăștia în piață, deja totul era foarte... Uh, erau cordoane de milițieni, de trupe de securitate, mașini de pompieri, patrule cu câini care se plimbau prin piață, ăștia sportivii de la, sportivii de la Dinamo erau în hotel și se uitau pe geam în caz că sportivii au zis în ghinimele că era deci, Vlad mută Dinamoviada, Dinamoviada era o competiție sportivă pentru Ministerul de Interne. Da. unde participau doar cei de la Clubul Dinamo și cei din aparatul Ministerului de Interne și amoviada de judo din 89 trebuia să fie la Oradea așa era, de ce știm asta? Pentru că la începutul fiecărui an se stabilea de către șefii Ministerului de Interne unde are loc fiecare competiție sportivă în ce oraș, în ce dată da? și la începutul 89 amoviada, spune asta de judo o să fie la Oradea în, nu știu când în decembrie și pe înainte de 10 decembrie vine Vlad și spune: Nu, mutăm din Amovia la Iași. Asta de Judo. Știi? Și sub acoperirea din Amovia de la Iași, toți. Băieții, nu știam, nu știam, da, știam de Asta, asta ți-am zis că o să vorbim niște lucruri. Da, deci. Uh, toți sportivi, sportivi îmbrăcați în training, în nu știu ce, care de fapt ce erau? Erau fie uh, lucrători din ăștia de la securitate, de la uh, recte de la USLA, erau mulți că ăștia erau și cu judo și așa, fie erau chiar bătăuși, bătăuși, adică sportivi de la Dinamo, da? de la secțiile de box, judo, astea, pe care securitatea, de exemplu, îi folosea la interogatorii sau în anchete penale. Știi? Că te ridica securitatea de pe stradă și, sau că ai făcut nu știu ce împotriva lui Ceaușescu și în anii 80 interogatorii erau așa, era un securist din ăsta, un anchetator penal foarte smart așa, ia o țigară, stai dumneata aici, scrie și dacă nu ziceai nimic, ăla spunea am puțină treabă, ieșea din birou și venea un băiat din ăsta de la clubul Dinamo care ți-ar dea o bătaie din aia profesionistă, dădea unde trebuia, te bătea acolo soră cu moartea, te umplea de vânătăi și pleca. Asta făcea ăla și tu nici nu știai cine e ăla, cum îl cheamă, nu știu Și venea ăsta la altul anchetator ce ați pățit? Păi ai venit unul și m-a bătut. Aia nu se poate așa ceva. Poate vă v-ați amintit, am luat și scriți. Deci, asta e o istorie, nu rog, nu prea e foarte așa, că lumea e foarte sensibilă la chestia asta, dar într-adevăr foarte mulți de la clubul Dinamo erau erau și securități. Și ăștia sunt în hotelul ăla de la, din centru Iașului, să uită pe acolo, să vadă. În caz de ceva, deci dacă se strângeau ăștia, veneau sportivii și îi luau la întrebări. Bun, deci o parte dintre cei care au fost chemați la meetingul ăsta se duc. Acolo, se, dacă îmi ce, se, ce acolo, se plimbă un pic și cam, mă rog, unii veniseră cu steaguri, le-au aruncat acolo repede ca să nu dea de bănuit. Erau și filmați că puseseră camere de luat ăsta de înregistrare în hotel și în toată piața. Unii dintre inițiatorii grupului ăsta deja fusese arestați din iloasele de dimineață, de la fabrică, se, îi luaseră securi, securiștii și îi duseseră la, la arest. Deci, treabă serioasă să se ridice. Deci Iașu... Și cu, repet, cu documente. Adică nu, nu e, știi că chestiunea asta cu și a fost foarte multă vreme trecută sub așa un fel de stigmat pentru că securiștii au reușit să impună narațiunea asta că la Iași a fost o de fapt n-a fost nimic, a fost un fel de încercare a KGB-ului să facă nu știu ce acolo la Iași și de aia securitatea a fost foarte pe fază și a prevenit chestia asta și dar de fapt aia n-a fost nimic, aia a fost un fâs așa, o chestie foarte... Nu, a fost o chestie serioasă, aia au fost duși la securitate, anchetați, bătuți. L-au bătut pe unul dintre ei, Vasile Vicolă, pe l-au bătut zile întregi. Da, bătăi, adică cu pastoane, cu picioarele, cu pus pe masă și bătut până la leșin. Uh, și asta uh, Vicol povestește, are, are, un, uh, are o mărturie da? cum spunea oia să, 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 spună, știi? Să, să marturisească de fapt ei ce vreau să scoată securitatea de la ei era tocmai narativul ăsta că ei sunt puși de serviciile secrete așa și că de asta fac ei ce fac, că au vrut să facă chestia asta, că asta vreau să scoată uh, securiștii de la ei și, bun, deci asta se întâmplă la Iași, în 14, e o încercare de organizare a unui meeting care eșuează din motivele astea. Dar, practic, suntem într-o situație în care oricând se poate întâmpla ceva în România, oriunde se poate întâmpla ceva, încă lumea deja se așteaptă să se întâmple naibii ceva odată și în România că momentele importante în care mai exista un pic de speranță că Ceaușescu până la urmă va, mai ceda, va ceda un pic, trecuse, adică trecuse chestia cu datoria cu plata datoriei externe în martie, trecuse congresul când munca mai era de doi bani speranță că Ceaușescu la congres o să fac o, o să, să anunțe o schimbare. o schimbare, poate, poate poate Nicu Șor, poate. poate, nicușor, poate, poate... Să asta spera lumea, Nicu da, asta, asta spera lumea, astea erau așteptările, bă, să zic speranțele astea așa iluzorii, că dacă nu se retrage, dar măcar să spună că o să facă ceva, dar, nu acum, dar măcar la anul. Înțelegi? Adică lumea era disperată să îi se arate un pic de speranță. Să existe ceva, să se întâmple ceva bun și puțin, dar să fie în direcția mai bună decât așa. Și evident că nu se întâmplă lucrurile astea, Ceaușescu este și foarte, uh, așa uh, să spun, uh, uh, agresiv și spune a, uh, că niciodată la noi, nu o să fie... Da, lumea așa înțeles, adică e clar că ăsta <coughs> Nu o să cedeze. Și dacă nu facem ceva, ăsta așa o să o țină. Deci așa o să rămânem de acum până când împurul în, în vecii vecilor. Și normal că în atmosfera asta toată lumea încearcă să se să găsească o variantă din asta, să, să facă ceva, o acțiune, oarecare. Și aici vine chestiunea cu Toges okay, care E pornește de mult înainte, de la faptul că pastorul Turches era un, un critic al, uh, al regimului lui Ceaușescu, uh, mai degrabă pe zona asta a drepturilor minorității maghiare din Transilvania. Uh, Într-adevăr, el este uh, sprijinit de guvernul de la Budapesta. Uh, guvern care se schimbase, nu mai era guvernul comunist, era un alt o altă un alt regim, era un regim din ăsta mai liberal, așa cum era și în alte țări și care prin programul lui în programul de guvernare al lor era inclusiv chestiunea asta, drepturile minorităților maghiare din țările, mă rog. Și cea mai nenorocită minoritate maghiară din toate țările, în România, care în continuare ăștia erau așa, pastorul Teocheș și protesta și împotriva uh, tentativelor de, de naționalizare a maghiarilor, care erau politică de stat a lui Ceaușescu, împotriva uh, interzicerii lor de a călători în uh, Ungaria, împotriva sistematizării satelor care era văzută tot așa ca o uh, încercare a regimului de a distruge cultura Ceea ce și era. Ceea ce și era maghiară. Adică, deci, asta nu erau uh, lucruri inventate sau erau pretexte. Nu, asta făcea. Asta făcea deci, Tocheș vorbea împotriva lucrurilor astea, da? Și vorbea public și sprijinit fiind de uh, de, de guvernul de la Budapesta, mesajele lui Tocheș erau difuzate la televiziunea maghiară, pe radioul maghiar. Adică, era o figură importantă, uh, pastorul Tocheș în uh, zona asta a apărării, a promovării intereselor. Minorității maghiare. El bine, a, a atingea și problemele de fond ale regimului Ceaușescu, represiunea, a, cenzura și așa mai departe, dar focalizat era mai degrabă pe chestiunea asta. Și atunci, bineînțeles, că securitatea îl urmărea și era foarte a, atentă la chestiunea asta, pentru că ei puneau totul pe seama iridentismului maghiar, a propagandei Budapestei care vrea să provoace uh, revolte interne dar de, vrea să le provoace ca să ia Transilvania, nu de altceva uh, de, relațiile dintre Budapesta și București se tensionează foarte mult între Ceaușescu și uh, regimul de la Budapesta și în contextul ăsta autoritățile române prin securitate încearcă să, uh, să uh, adică influențează pe episcop și au ierarhii superioare a lui Tokeș, să ia măsuri împotriva lui să-l mute, să-l facă să pur și simplu să-l să reducă la tăcere. Practic securitatea și partidul foloseau mâna da. bisericii practic nu ei îl mutau, ci da, pu era o decizie este... internă a bisericii exact, reformate. Asta era și un motiv, asta a fost și motivul <coughs> pentru care s-a întâmplat ce s-a întâmplat. De ce? Pentru că nici Ceaușescu, nici securitatea nu vreau să arate că ei Uh, fac lucrul ăsta. Știi? Adică nu vreau să iasă în față ca să nu creeze, uh, să nu le dea apă la moară uh, celor de la Buda să spună iată uh, Ceaușescu și securitatea vor să-l reducă la tăcere pe pastorul Teoc. nu îi spunea, păi, noi nu știm, nu știu, e o problemă de cult. Înțelegi? Noi nu ne băgăm în uh, ce probleme are pastorul Teocheș cu deci nu e, la ei nu era o chestie nouă, că așa făcea securitatea în anii, se anilor 80, au disimula, adică nu, nu, apărea, nu vrea să apară în față, știi? lucra prin intermediul miliției, a organelor de partid, găsea niște variante în care să reducă vocile astea deranjante la tăcere, fără ca ei să, fie, să poată fi direct arătați cu degetul. Deci era o tactică, nu făceau pentru prima oară doar cu teochiești chestia asta. Dar la au făcut, da? Și au încercat, au reușit să-i convingă. Băi, s-a ieșit un conflict, băi, au dat o hotărâre ca Tocheș să fie mutat și mutarea asta presupunea și evacuarea din casa parohială în care el locuia cu soția, care era gravidă în decembrie 89. Și de aici a început, de fapt, asta a fost scânteia Pastorul și a anunțat public, cred, la ultima lui predică, 10 decembrie, cred, și a anunțat tenoria și, domnule, vedeți că ăștia mi-au dat hotărâre de la tribunal, au ținut hotărâre de la tribunal să mă evacueze, vor să mă ducă așa și să veniți, dacă vreți, mă susțineți, veniți acolo, în fața casei și să încercăm să protestăm, să nu mă trimită acolo. Și, într-adevăr, asta s-a și întâmplat. Că, în fața casei Pastorului Tăcăș, în 15 decembrie, au venit niște enoriași de-ai lui, de la biserică, uh, au venit și unii, din, unii enoriași puși de, uh, mă rog, de ierarhii lui Teocheș ca să, uh, să l fie împotriva lui Teocheș. Adică erau două grupuri. Hmm. Erau și unii care îl susținea, și unii care nu. Maghiari ambele. Da, deci e vorba de uh, enoriași. Uh, la biserică, acolo s-au adunat și uh, cetățeni care veneau să-l susțină pentru că auziseră de care nu aparțineau uh, uh, cultului cultului uh, lui Teokeș, dar au început să vină și cetățeni de genul celor care au auzit de chestiunea asta s-au gândit că o să fie ceva acolo o tulburare și au vrut, au zis: "Hai, mă să mergem", uh, chiar așa zice unul, ne-am gândit că o să iasă ceva. Adică au fost niște oameni care s-au dus acolo nu pentru pastorul Teocheș, ci pentru că să profite de momentul ăsta și atunci să facă o acțiune. Deci da, oameni simpli, nu erau, nu știu ce, din ăștia, știi? De -aia, pentru că situația era de așa natură că toată lumea vrea să facă ceea ceva, să aștepta să se întâmple o chestie de genul ăsta. Și asta a fost cu pastorul de ok, Și că, atunci, în 15, bine, ăștia de la ă, securitate, când au văzut că se adună lumea acolo așa de multă, au fost un pic depășiți de situație, dar încă era menegeriabilă toată treaba. S-au implicat uh, autoritățile locale, a venit primarul moș de la Timișoara, a zis la Teocheș, a intrat acolo, i-a spus că stai liniștit, că nu te evacuăm, uh, o să fie bine, să rezolvă situația. Teocheș iese și spune gata, plecați, că uh, s-a rezolvat, nu mai vreau probleme. Până... Românilor și maghiarilor, că, că nu mai erau deja nu doar erau maghiari. Mai, uh, deja erau și alte persoane acolo în față. Și zice gata, plecați că s-a rezolvat situația. Dacă mai rămâneți aici am creat probleme că, adică chiar da. le, le spunea să se ducă, că s-a terminat uh, problema lui, numai că din uh, dintr-o manifestație de solidaritate cu Teoche și <coughs> lucrurile se transformaseră în altceva și asta datorită Ți-am zis oamenilor care veniseră acolo, nu datorită uh, Setingul acesta, care nu a vrut să fie revoluționar, să declanșeze el o mișcare revoluționară. Deci nu se Răunia. gândise, declară. Nu se gândise la chestia asta, adică nu te putea, amploa, care, putea, care, putea să lua amploare, amploare așa amploare, asta, amploare, da. Și chiar s-a și speriat când a văzut că uh, acolo se adunaseră oameni care nu aveau legătură cu uh, problema lui și începuseră unii să se agite, să strige pe acolo, să veniseră <coughs> Uh, ăștia au avut o idee nefericită să aducă pe lângă uh, casa uh, pastorului Tocheș să aducă uh, de la partid oameni uh, din, uh, din ăștia uh, activiști și să-i aducă apoi acolo și activiștii să îi uh, împrăștie pe uh, manifestații ăștia și uh, asta a fost o idee nefericită că s-au adunat și mai multă lume știi? și era și mai greu controlabilă de mulțimea de către ăștia de la securitate care nu erau așa mulți în momentul ăla, în primele momente. De ce? Pentru că ți-am securitatea se aștepta, ca, adică securitatea era setată pe ideea că te și este un, un activist iredentist. Și atunci, și pe settingul ăla, că doamne, hai să-l rezolvăm în liniște, să nu iasă scandal, să nu vină, să nu înceapă iarăși ăștia de la televiziune de la Budapesta să strige, să... presa internațională adică ei vreau totul să fie cât mai low profile, așa e, nu vreau să facă tămbălău, să iasă scandal acolo de aia securitatea prima oară când s au început chestia, n-a intervenit că a fost întrebarea asta, păi bine mă, dar de ce n-au venit ăia și i-au ridicat, că nu e așa mulți oameni acolo strânși deci în momentul ăla dacă veneau ăștia securiștii și cu trupe de securitate ce mai aveau ei îi împachetau pe toți și îi duceau, nu, nu era așa o greu, dar ei n-au făcut asta pentru că cum să zic ideea lor nu era nu fusese să se confrunte cu o mulțime, să, ei vreau totul să fie ei credeau că e cu teoche și cu nu știu ce și în momentul când a degenerat situația, adică când au apărut oamenii și au început să strige, și ăștia au fost luați așa un pic uh, prin surprindere de escaladarea asta. Și bineînțeles că lucrurile au escaladat ulterior, ziua de 16, când s-au adunat și mai mulți în, în fața casei și de data asta, în uh, jur de 400 de persoane, chiar mai mulți la un moment dat, uh, când au apărut și sloganurile, când au început să strige jos Ceaușescu atunci a devenit serioasă treaba. Adică era clar că nu mai nu ne mai jucăm cu și, cu Budapesta, cu nu știu ce. Și atunci au adus cutierii, au adus, au început să vină. Adică uh, și au început să se bată cu uh, manifestanții ăștia uh, veniți, care pot să spun că erau uh, niște persoane uh, cum să zic, pregătite să facă, să, pregătite să se lupte cu. Uh, cu uh, își doreau da. practic uh, o. Își doreau, un o își doreau o. confruntare. o deci, confruntare. Oamenii aceia care erau tineri, majoritatea, uh, muncitori, uh, deci muncitori, dar de tineri. Uh, erau și puștani, erau și uh, din lumea interlopă, adică oameni care, în general, uh, cum să spun, uh, aveau, aveau, aveau setting-ul mental că, domnule, ori tot, ori nimic, adică nu mai avem nimic de pierdut. Hai să să facem. Și a început acolo, deci au început lupte de stradă, cu bolovani, cu bețe, cu lemne, cu scuturi, cu... I-au bătut când, când îi băteau ăștia pe scutieri, când îi veneau ăia și îi băteau pe ei. Și toată ziua de 16, noaptea de 16, se întâmplă chestia asta în Timișoara. Se face o coloană de manifestanți care începe să umble prin oraș prin Timișoara. Idealul lor este că fiind încă puțini, ei erau încă puțini, încă și, și au dat seama că trebuie să fie mai mulți, că ăștia până la urmă tot aducând uh, trupe și așa, o să-i uh, până la unul o să i aresteze. Și o să-i prindă pe toți. s-au umblat cu coloana asta, s-au dus prin oraș încercând, cum spunea, să trezească Timișoara, să iasă oamenii din case și să uh, protestul să capete amploare. Și uh, s-au dus pe la căminele studențești, bine, pe acolo nu prea au făcut mare lucru. Uh, după care, noaptea de 16-17, au început arestările, adică au venit aceștia, s-au -au făcut uh, patrule mobile cu camioane și pe străzile din Timișoara au început să aresteze, dar arestau pe toată lumea. Deci nu conta dacă era greu. Uh, erau și oameni care nu aveau legătură cu manifestația. Se întorceau, nu știu ce, duminic, era duminică atunci, cred că, și se sărăniște chieful și se întorceau oamenii noaptea de la chieful, i-au prins și pe ei, au restat, i -au băgat în camioane și pe toți i-au dus la, la penitenciar. Uh, și, practic, în noaptea de 16-17, părea că lucrurile, mă rog, să, era așa, pentru că adică unii dintre cei care au participat și au pus în cap o să venim și a doua zi și atunci o să venim și mai mulți și așa. Uh, dar, cumva pare că lucrurile sunt încă manageriabile pentru, uh, <coughs> pentru regim pentru Ceaușescu, pentru pentru securitate. Adică sigur sunt conflicte din astea, e ceva mai mult decât în 15 sunt bătăi, sunt așa, dar încă n-a murit nimeni, adică nu s-a nu s-a întâmplat, uh, nu s-a tras sau așa mai departe. Și uh, aici intervine, să spunem, uh, Autoritatea Bucureștiului, pentru că de la București, și Iulian Vlad, și Milea, și Ceaușescu încep să privească situația asta de la Timișoara și spun să ducem acolo. Nu sunt mulțumiți de modul în care au reacționat nici autoritățile de la Timișoara, nici securitatea, nici ce a fost pe acolo. Și au zis, nu, 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 lasă că trimitem de la București. Vlad a trimis oamenii lui de la București, șefi pe Macri, niște adjunși de la direcțiile de linie de la securitate, adică vin experții de la București să vă rezolve situația. Ăștia de la armată la fel au trimis șeful statului major Gușă și tot un, un echipaj întreg de militari, uh, din ăștia din uh, funcții de comandă, uh, Totul sub uh, coordonarea lui Ion Coman, care era uh, secretarul CC pe probleme de armată și securitate. Adică el se ocupa, era un fel de șeful politic deasupra armatei și securității, deasupra miniștilor, uh, asupra lui Milea și a lui Vlad. Și practic uh, și vine și ideea asta lui uh, Ceaușescu, care în noaptea respectivă îi, dă, îi spune lumina să treacă armata pe, în situație de alertă și să facă o defilare prin Timișoara să, de intimidare, adică trupe, să iasă cu trupe cu armată și să defileze prin Timișoara ca să intimideze pe ăștia, să arate că armata în caz de ceva e acolo. Și, într-adevăr, dimineață pe la 10 s-au trezit ăștia cu muzică, cu fanfara militară și cu trupele defilând prin, cu baioneta la armă, defilând prin Timișoara și cumva asta mai degrabă i-a întărâtat pe, pe Timișoaren decât ea așa și s-au luat după unii, s-au luat după ăștia, după armată și ușor și s-au strâns iarăși în piețe, în așa. Și a început, de fapt atunci a începe chestia asta, confruntări cu, iarăși cu, la comitetul, la comitetul județean la, peste tot, se incendiază mașini, se sparg vitrine se, lumea își dă drumul la furie știi? Și nu mai poate fi, deci nu mai poți fi oprit să, să, să devastează comitetul județean, îi fugăresc pe ăștia scutieri și fug și în contextul ăsta, mă rog, începe să dă ordinul Ceaușescu dă ordin să se tragă, la Timișoara. După uh, teleconferința. Înainte. Cu... Deci înainte. El, dă, el dă ordinul de tragere înainte, pentru că la teleconferința din 17, uh, el îl întreabă pe comand că s-au aplicat uh, ordinele pe care le-a dat, îl întreabă unde sunt uh, comandanții. Da, deci, zic ce că sunt pe teren. că sunt la garnizoană, organizează, da. ce ați ordonat pe să duseseră la garnizoană să organizeze măcelul, adică a Măcelu. de drumul la tras. Și la un moment dat și spune, Coman, permite să raportez capul a trei coloane a intrat în Timișoara. Adică erau, pentru că ei au început să le aducă trupe din jur, din, de la Lugoj uh, și așa mai departe, un test militare care să vină în Timișoara. Și asta spune, Coman, uh, capul a trei coloane intră acum în Timișoara, am ordonat să se tragă foc. Cum am spune foca și cum ar fi fost în fața. Așa, așa face și eu pauză. Am ordonat să se tragă foc. Ca și cum ar fi dat comanda de foc. Uh, și raportez că se, se trage. Și, într-adevăr, când vorbeau ei la teleconferință, început să se tragă uh, primele focuri de armă. S-au tras pe la ora 4, uh, nu organizat, adică nu din uh, dispozitive, ci au, mă rog, într-o zona acolo lângă o unitate militară au tras în, în oameni. Cum au tras militarii? Nu. Cum au tras avertizare la picioare sau în oameni? În adică direct, cam direct. Nu, direct nu, să tras. Sunt câteva înregistrări video și audio, cu asta începe programul de la Europa Liberă din, nu știu, 18-19. Dar sunt câteva și înregistrări video. Deci au tras direct în oameni. Da, au tras direct în oameni. Încă și chestia asta. Cine a tras? Toată lumea. Acolo la Timișoara. Deci a tras armata, a tras securitatea, a tras miliția. Tot și asta. miliția a tras miliția cu mitraliere? Tras, cu Kalashnikov, pentru că la. la <coughs> uh, când ăștia au trecut armata, s-a primit indicativul de alertă de luptă. Ceaușescu dăduse și situație de, necesitate, în, situație de necesitate în Timișoara, dăduse ulterior, mă rog, asta a fost după ora 18 sau așa, s-a dat parola Radu cel frumos pentru unitățile militare din... în 17. Da, Uh, deci cretinul a dat drumul la ordinul, a de, drumul război, -a practic, ordinul de război, practic, muniție de război, război da, glonț. Da, muniție de război, că și spune el nu, asta că s-a nepermis, s-au dus trupele fără muniție de război și au fost bătuți și dezarmați. Bine, asta era o exagerare, evident că și era o minciună, că nu se, dezarma nimeni, că nu, oamenii nu îi bătuseră și le luaseră armele lor. Doar, într-adevăr, îi bătuseră, îi fugăriseră pe acolo, dar nu se era pericolul ca ăștia să pună mâna pe el, dar Ceaușescu... Insurecția armată. Insurecția armată, deci Ceaușescu exagera voit chestiile astea ca să dea o nuanță mult mai tragică, că unitățile armate au fost dezarmate, nu, nu, era, nu fusese nimeni dezarmat, Nu, era, nu era vorba de așa ceva. dar el îi ambala pe activul de partid, că teleconferința este cu to toate județele, deci la teleconferințe... La acea teleconferință, teleconferință înregistrată cu toate în județele. pe da, sunt din, toți, din toate. <coughs> deci nu doar cu Timișoara. Nu doar cu Timișoara. Uh, e una separată, deci asta cu, Timișoara, vorbește cu Timișoara Pai, vorbește și cu Toată lumea, A, să știe, știe să -a toată lumea din teritoriu, lumea, băi. Care-i treaba? Să nu miște în altă parte. Da, și uh, uh, da, ce spuneam. Da, s-a dat ordinul ăsta uh, și la Inspectoratul Ministerului de Interne au primit toți muniție de război. Și milițienii și securitatea. Deci, toți, de la plutonieri până la uh, adjunctul șeful securității, toți, toți au primit, pentru că era, eu am zis, situație de luptă și toți au luat toți au primit de la, zis, de la șeful inspectoratului până la ultimul plutonier Kalashnikov două încărcătoare. Asta era, le-au luat toți. De -că, ei sunt liste. Deci ăla sunt, se cheamă, se numește Ambrozie ăla care era un, un, un din asta care era subofițerul care avea depozitul de armament și ăla le-a dat pe, pe listă. Pe listă. Pe proces verbal două atâtea și fie, sunt listele cu Tărescu, Calașnicov, Ce bună e totuși mm. organizarea asta birocratică până la urmă adevărul reiese din această birocratie da, stai, până la urmă. Și acolo, deci, deși există listele alea, până în ziua de azi sunt, a, nu-i adevărat, domnule, că n-am avut armă, nu-i adevărat că nu mi-a dat, că alea au fost făcute nu știu cum, în fine. Deci, nici așa, deci, și cu listele alea și tot ăștia spun că ei, există și în ziua de astăzi, de ofi, din ăștia securiști care trăiesc și azi și apar pe la, mă rog, cât, câteodată mai apar prin documentare sau când îi cineva și spun nu e adevărat, noi n-am primit arme ați primit o arme, că toată lumea a primit uh, și că n-am tras, bineînțeles că au tras și au fost deci Marele Măcel a fost în 17, 17. Da. și tâmpitul de Ceaușescu decide să plece totuși în Iran adică le cere da. să rezolve situația până dimineață da, dar pe el cel îl să plece în Iran cât timp avea în țara aceasta. sau el credea că se va rezolva da, aici iarăși, da, sunt o grămadă de teorii legate de, de chestia asta. Uh, și unii spun așa, da, e adevărat, e din cauza că e de la Timișoara, Comania a raportat că situația e rezolvată, pentru că, într-adevăr, dimineață, ora 3-4, ăștia lichidaseră tot, deci trăseseră, omorâseră, dispersaseră, fugiseră oamenii, în toate părțile, făcuseră un măcel îngrozitor, de exemplu, acolo în, în calea Girocului, în Timișoara, ei chemaseră niște tancuri să vină și uh, tankurile tancurile alea erau tancuri de instrucție, adică nu erau tancuri de luptă și aveau un echipaj redus tancurile alea, deci în loc să fie, nu știu, cinci membri ai echipajului, au doi. Mai greu să se descurce. Și când au intrat pe calea girocului, oamenii de acolo le-au le blocat. Le-au băgat niște fiare din astea la șenile. Ca asta iarăși a fost o teodone, că ăia, de unde știau oia cum se blochează tancul? Păi, pentru că trei sferturi din ei făcuseră armata, și unii dintre trei făcuseră la tancuri Și știau și pe unde să bage alea, știi. Și da, au, au sărit la ăia, la tankiști, i-au au, -au amenințat că uh, le dau foc, au făcut cocktailul molotov sau că țara. Deci, dai seama, cum să zic, nivelul de uh, curaj, pentru că asta vorbeam cu cineva. Lumea nu-și nu imaginează cum arată un tank știi? Și ce presupune să te sui pe un tank sau să-l oprești sau să încerci să faci ceva contra unui tank, știi? Adică îți trebuie un, 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 un curaj, o adrenalină ce o hotărâre, o hotărâre extraordinar, extraordinară nu să așa ceva. Nu poate oricine să facă treaba asta, știi? Și de-aia, mă rog, curajul oamenilor care au fost atunci la Timișoara e o chestie care merită respectul tuturor fără niciun fel de discuție. Că fiind e, și asumat, puțini, erau puțini și în fața, și, unei, și în fața armate. unei armate. Da, în armată cu unii, tot ce vrei, de la tancuri până la uh, calașnicoave, da, cu muniție de război. Cei care au fost acolo în zilele alea, da, sunt niște oameni care efectiv și-au pus viața la bătaie pentru chestiunea asta. Și mulți au murit, așa. Bun, deci au făcut chestia asta cu tancurile și le-au blocat și i-au scos pe aia din tancuri și au fugărit, i-au bătut pe acolo și Gușo a trimis un detașament de, din asta de ofițeri de armată ca să recupereze tancurile pe ideea că, domnule, dacă îl dau ea foc, o să explodeze. Într-adevăr, aveau benzină, butoaie de motorină, nu știu ce, și muniția asta era problema. <laughs> Idioții aduseseră tancurile în Timișoara, ce a fost în capul lor. Adică să tragă cu tancurile, înțelegi? că mai era ideea, că tancurile aveau, veneau în oameni. Cu, în oameni. Doamne. Deci, să aibă, că aveau obuze din alea de, înțelegi, obuz de tank, aia erau cu muniție în ele. Și Gușă știa chestia asta, că de aia s-a panicat când au auzit că ăștia au dat, au dat drumul la tanco și așa, știi? Că mai e treaba, că într-adevăr, că bine a făcut Gușă, că a trimis acolo, că putea să explodeze, dar cine le-a chemat acolo? Înțelegi? Adică nu e vina lor că s-au apărat și au dat foc, ei nu știau că, că au intuit că alea s-a dus acolo ca să-i omoare, știi? Și s-au dus unii în un detașament din ăsta de la, de la armată și oia comandați de mai știu cum îl cheamă pe ofițerul ăla dar efectiv voia s-au apucat acolo și au tras ca la, au tras în toată lumea deci a fost acolo în măcel, au tras în oamenii care erau pe acolo au tras în blocurile din din zonă, deci au omorât oameni prin balcoane, prin, au tras peste tot, în prin scări, au vânat prin scara blocului, adică o, o, cum să zic, o baie de sânge a fost acolo, în calea girocului. Deci, practic, în momentul când au dat drumul, când Ceaușescu a dat drumul la, la represiune, a lăsat toți psihopații ăia din armată și, și securitate și miliție, S-au dus și au început să facă fiecare. Ăia de la miliție, care au și fost condamnați ulterior în 92 dintre milițiene, ăștia au fost condamnați în lotul, în procesul de la Timișoara, va ca și încă unul. Ăia cu calașnicul s-au făcut niște patrule din astea mobile, care erau cu aro și umblau prin Timișoara, știi? Ăștia, să vâneze manifestanți. Și ăștia s-au dat jos din mașină și au pușcat pe unii. deci Efectiv, cu Kalashnikov, și erau doi, mă rog, doi, un grup de tineri din ăștia care da, participaseră la manifestație, dar se retrăgeau pe stradă. Și mi-au văzut ăștia, s-au și au împușcat. Deci acesta era genul de oameni care au făcut lucrurile astea, știi? După aia vii și spui că nu e adevărat, că nu s-a tras, mai e și, era, chestia asta pe care o mai aud când, câteodată. Domnule, uh, armata n-a tras, au aia de la Timișoara n-au tras cât ar fi putut ei să tragă, că au tras focul foc și dacă trăgeau foc automat sau trăgeau cu mitraliera de pe tab sau alte chestii, se întâmpla și mai mare măcel. aici contează că n-au tras cu mitraliera de pe tab sau au tras foc cu foc, că tot au omorât oameni. Adică ideea este că ideea nu este că, doamne, ce bine că am omorât mai puțin, știi? Că dacă vroiam, puteam să omorâm mai mulți. Și ce argumente ăsta, știi? A uh, au și răniți, adică nu vorbim da, doar fost, de morți, sunt oameni da, fost, Adică în... suma victimelor este compusă din morți, dar și da. din răniți. Au fost 66 de morți în, în, în perioada asta până în 18 și nu mai știu, 100 și ceva de răniți, dar și vreo 800 și nu știu cât de arestați. Adică a fost măcel acolo. Și ziceai, te întrebai tot de ce a plecat Ceaușescu în Iran. Deci în primul rând că uh, vizita asta lui se -a aranjată dinainte, deci era o chestie pe care o negociase de mult, tot din pricina uh, crizei uh, de care ți-am amintit uh, cu petrol și așa mai departe. El vrea să meargă în Iran, să obțină un acord de împrumut să mai ia niște petrol acolo, <coughs> să facă niște schimburi din astea economice. Și a mai fost o chestie. Deci, chestia care cred eu că e cea mai importantă, de fapt, de ce a hotărât să nu-și vizita și să plece. Ceaușescu a vrut să transmită un mesaj, nu în țară, ci în lume. Pentru că, mă rog, deja se știa că s-a tras la Timișoara, se auzeau vorbeau. Eu am văzut la televizor, la televiziunea de la Moscova. Era Timișoara, nu aveau imagini, sigur că, că nu. Declaraseră inclusiv am văzut inclusiv despre... deja, că dăduse niște declarații, doamne, ce se întâmplă acolo, știi? Și Ceaușescu a vrut să plece, a plecat, de fapt. Să arate că... Să e... arate că totul e ok. Înțeleg? E în, sigur, în control. Totul e în control, adică dacă, exact ce spuneai tu, de ce a plecat dacă știa, știi? Adică oamenii au judecat așa ăștia, asta trebuia, de fapt, asta trebuia mesajul să fie. Doamne, dacă eu plec, Într-o situație de genul ăsta, înseamnă că nu e problemă. Știi? Deci, asta el nu și-a anulat vizita. A vrut să arate că nu e nicio problemă la Timișoara. S-a rezolvat, nu știu. E o chestie din asta foarte. Ok, eu sunt în control. Știi? Dar el vorbea în țară. Nu-ți Comunicarea. Da, toată perioada asta a stat numai cu, numai, numai cu ăștia, cu Milea, cu. Uh, cu Vlad, cu Postelnicu, cu ăștia din CC, toată ziua îi, uh, îi pistona pe ăștia să facă, să rezolve situația, să, uh, îi spunea Lumilea, să tragă, să scoată armata, să aducă unități, să nu știu ce. Și tot el e autorul teoriei astea cu intervenția uh, armată, Budapesta, care de fapt este pusă de Moscova, care de fapt totul de la Timișoara e o chestie conspirație. Care, da, e o. E nu, e o lovitură de. se încearcă o lovitură de stat, zice, zice Ceaușescu, o contrarevoluție uh, socialistă, spune el. Uh, pentru că el credea că el, el vrea să se erija în păstrătorul doctrinei. A, a, a comunismului și ăștia alții toți din jurul lui conspirau să-l dea jos din cauza asta, că el uh, era singurul care mai păstra vie Revoluția Comunistă. Uh, și bineînțeles că el uh, e o dinamică foarte interesantă, ce se întâmplă cu toate personajele astea din jurul lui Ceaușescu în perioada asta, pentru că ei trebuie să execute ordinele astea, știi? Milia, de exemplu, acceptă toate, toată chestiunea asta, trecerea la starea de război, lansarea indicativului Radu Cel Frumos, care înseamnă că e o invazie se pregătește, știi? Deci toate astea sunt acceptate de Milia și implementate ca și cum ar fi fost niște realități. Știi? Și practic de sus, de la uh, ministru până la, până jos, la ultimul eșalon, toți acceptă, uh, acceptă să participe la măcelul ăsta, să-i tragă și să-i omoare pe ăia de la, de la Timișoara uh, și nu există, adică aici iarăși și o chestie... Uh, nu există niciunul care să spună, domnule, nu facem așa. Deci nu e niciunul, niciunul, niciunul dintre cei din uh, jurul lui Ceaușescu sau din eșaloanele de sub Ceaușescu, nu spune, domnule, nu e, nu e bine să facem așa. Sunt, cred că, din ce știu eu, am văzut două excepții de uh, ofițeri din armata română care nu au vrut să tragă în perioada asta. Unul la Cluj și unul, nu mai știu pe unde, la Târgu Mureș. Da? Niște oameni ăla de la Cluj, de exemplu, care a fost trimis pe, mai știu când, ce dată, 21 sau așa uh, cu un detașament de militari să păzească o intersecție, dar el și-a dat seama că dacă stă în intersecția aia, manifestanții o să ajungă acolo și el are ordin să tragă. Și atunci, ca să evite chestia asta, el a luat pe militarii din plutonul lui și i-a băgat într-o curte acolo la un cetățean care se porcul și au stat acolo. Știi? Dar a fost un gest. Deci la omul ăla, așa cum era el, era, nu știu, ofițer, locotenent, nu știu ce era el. Deci a și asumat o chestie de genul ăsta. Ce vreau să spun este că mai mulți ar fi putut să facă asta. Adică din momentul în care ești primești un ordin care e vădit uh, ilegal. Pentru că, bun, putem să presupunem că în uh, 17 dimineața sau 16-17, da, în condițiile în care ești în armată și ai de respectat niște ordine și ești bombardat cu ideea asta că vin ungurii peste tine și vor să ia Transilvania. Să spunem că te gând, ai, mă rog, ești păcălit de propaganda asta și tu chiar crezi că vin ungurii, te înarmezi, îți iei arma, nu știu ce și te ești pregătit să aperi, să aperi România. Dar în 17 când vezi că ești trimis la Timișoara, în fața mulțimii care este clar alcătuită din oamenii de acolo, cum de nu, cum să zic, cum accepti să uh, tragi în ei. Adică, ăsta e un pas, un, un, un pas psihologic care e clar o decizie. Dar Ceaușescu, cum a decis să tragă, totuși, în muncitori? Pentru că nu erau iredentiști, scria pe ei, nu erau muncitori, erau oameni. Adică, ideologic, el, cu și-a justificat și în fața celorlalți decizia de a trage, totuși în populație, dar erau muncitori. Erau oameni, păi, ai, baza partidului până da, la urmă. dar el nu spune asta. Ce zice? Că erau numai huligani? Zice că erau huligani și teroriști. Și uh, zice că erau uh, puși de agenturile străine. Deci acolo nu e vorba de muncitori. Deci, au da, el știe că minte, nu? Normal că știe că minte. Adică atenție să nu uh, considerăm că Ceaușescu avea, uh, are vreo scuză. Nu, deci că... el știa exact, mințea intenționat, ceilalți ascultau aceste minciuni da. și puneau în aplicare ordinele, adică da. mizeria umană declanșată de Ceaușescu el, el, e știi evidentă. Ce? Știi ce, el nici nu și-a pus problema asta, că el, Ceaușescu nu i-a întrebat, uh, adică nu a întrebat niciodată, domnule, dar cine sunt ăia? Știi? Adică n a spus, bă, sunt interesat să văd cine la Timișoara este, pentru că puteau să-i spună. Pentru că scriem fișele decedaților și ocupația scrie acolo și erau muncitori foarte da, mulți. Sunt astea, sunt statisticile făcute care s-au trimis exact în, atunci, în zilele anului 20, deci este o, sunt tabelele, de exemplu, tabelele cu arestații că când i-au dus pe ăștia, au arestat cele aproape 900 de persoane și l au dus la penitenciar, s-au făcut fișe, că adică au inventarea pe fiecare și sunt, e un raport care pleacă către București, care este foarte detaliat, adică erau pe profesii, pe fabrici, pe vârstă, cât între 20-30, mm. cât între 45, cât între... organizații organizație comuniști la... Securiști asta făcuseră, că ei uh, chemaseră de la București uh, pe primul procuror, uh, al, al primul procuror general al României, adjunctului, uh, împreună cu o echipă imensă de procurori, mulți, cât au putut ei să strângă și anchetatori din ăștia penal de la, de la București, că ei venise, au venit acolo încă Ceaușescu vrea să organizeze un proces la Timișoara. Adică ăia care... Adică a vrut o răzbunare populară în să-i să pedeps... Să, să pede ăia care erau arestați trebuiau judecați. Da? Exact ca, mă rog, cum, fusesc, cum încerca să se facă pe ea de la Brașov în 87, dar nu i mă rog, până la urmă s-a mai... Nu s-a mers chiar cum vroiau ei cu mă, proces din ăsta exemplar, cu, mă, pentru că și-au dat seama că dacă difuzează chestia asta s-ar putea să nu iasă chiar așa de bine. Nu mai aveau puterea din anii 50 da. când puteau să facă procesele lor populare. Dar el vroia un proces exemplar la Timișoara, adică să-i scoată pe ăștia, să fie totul televizat, să vadă poporul că ăștia sunt niște huligani. Adică nu era o chestie avea un plan. Deci ce vreau să spun că da, ha! Adică, nu, că, nu știam asta cu procesul. Da, Vrea să fac cât mai proces. public. Vrea să facă un proces cu toți ăștia și să vezi probleme că erau foarte mulți, erau uh, minori. Deci fuseseră că la pe stradă la Timișoara au participat și copii erau mulți copii care făceau. Așa era perioada respectivă. Erai mai... Da, și eu aș fi ieșit da, dacă și... era. 14, 12 ani, adică erau din ăștia, știi, pe care eu au arestat și au dus la penitenciar. Și vezi probleme. Uh, doamne, dar ce facem cu ăștia? Că ăștia nu pot să-i judecăm. Nu, nimic lasă, îi uh, zice postel ăsta Macri prin procurorului, nu nimic, facem proces și cu ăștia, îi condamnăm, îi trimitem la casa de corecție, îi așa. Adică ei vreau să facă chestia asta și de aia au început să inventarieze arestații și să facă liste, să... o parte dintre ei chiar au început să, pe unii din au început, i-au anchetat și încercau să găsească între ei uh, capii Revolte revoltei, știi, inițiatorii, că ei aveau nevoie de, nu știu, 20, 30, 40 de persoane din astea, pe care ei să le arate că sunt instigatorii ăia care agenturile și care fac au instigat de fapt revolta. Ei, toată operațiunea asta a produs această listă care a fost trimisă și aia puteau de la București să uitau să vadă exact câți muncitori, câți deci Uh, dar pe Ceaușescu nu i chestia asta, că eu nu vreau să știe, de fapt, el nu interesa cine era acolo, de fapt. <coughs> el, în capul lui, erau huligani și teroriști și uh, uh, membri ai uh, puși de serviciile secrete și puncte, în momentul când a zis asta, nu s-a dus Vlad și spune tovarășu, știți, de fapt, sunt muncitori. Nu a îndrăznit Vlad să spună așa ceva. Nu se ducea Vlad la Ceaușescu să-i spună alo, știi, tovarășul, că de fapt acolo sunt muncitori să vezi să nu. Adică dacă ăsta a zis că sunt teroriști, așa rămâne terorist. Dacă a zis că sunt huligani, huligani sunt tovarăși. Și atenție, primul mort a fost o femeie. Da, a fost o femeie. Ca pe care l-a bărbat. Am reținut numele Lepa uh, Bărbat. Da, deci o femeie, deci a, aceștia erau teroriștii da, lui Ceaușescu. Ea a fost, ea a fost prima, împușcată că prima, a, pușcată, prima împușcată. prima, împușcată, prima împușcată, pardon. Prima că prima da. decedată a fost tot o femeie uh, uh, dar a fost, uh, care a fost călcată de tab. Deci aia a fost primul mort al Timișoarei. O femeie, îmi povestește unul dintre martorii oculari, domnul Vaida de la Timișoara, că a trecut, zice că a trecut tabu peste ea ca peste un tub de pastă de dinți. Că, și avea două franzele în sacoșă pe care le cumpărase, știi? Și au, au ieșit franzelele alea, zice. Deci, au venit cu tabu și au trecut peste ea, au călcat-o. Aia a fost prima persoană... Ăștia sunt niște nenorociști, atunci nu faci așa ceva. După care, după care ăștia cu tabul au fugărit pe el, adică au, au vrut să-l calci și pe el cu tabul. Cu ăștia îl fugăreau cu... Am, da. am crezut că a fost un accident. A, deci intenționat au făcut asta. Deci -au, pe el l-au fugărit cu tabul și s-au dus după el, că ei, de aia au călcat-o, că ei au intrat cu, au vrut să intri, au intrat cu tabul în mulțime. Știi? Și nu s-au ferit l-au fugărit pe vai dacă e, trăiește, putem să-l să întrebați, are și interviuri pe, pe, peste tot pe în presă, l-au fugărit cu tabu până și omul a scăpat ca a sărit într-o, s-a pus acolo, în bega era canalul ăla așa, s-a băgat acolo, a, a, acolo și aia cu tabu s-a oprit deasupra lui. Băi, ce vreau să spun este că Teoriile astea, bă, nu știu ce, erau în România, erau unii care nu știu ce. Deci, e o chestie din asta când au venit, că. De asta zic că toți criminalii, toți psihopații care uh, erau atunci în decembrie, când le-a dat drumul Ceaușescu ca la niște câini turbați, știi, toți ăștia au tras, au făcut, au omorât. Adică, a fost o chestie care la ei era. nu era, nu era un ordin. Era un ordin, deci, dar ei și, și ar fi vrut să facă asta că de exemplu în, la asta la, îmi spune la un moment dat e mărturia lui Ambrozii ăsta că le-a dat, le le dat, încărcătoarele și armele și mă rog, duceți-vă, s-au dus fiecare pe unde au stat, unii au stat în birouri într-adevăr, nu s-au dus pe afară să tragă, alții s-au dus pe afară că zice Ambrozii, ce la un moment dat s-au întors să mai amuniție. muniție înțelegi, unii dintre ei și le a mai dat încărcătoare Înțeleg, pe ea, de, de, ea ce făcuseră? Și am întrebat, dar un cine a tras? Și ăia râdeau. am tras în ăștia manifestanți, să vezi cum trăgeam și zburau ăștia ca iepuri și ca nu știu ce Adică uh, unii, din, uh, unii, dintre oamenii ăștia chiar au avut o plăcere, o plăcere să omoare, să-i omoare pe oamenii de la Și acum ne reamintim de revoluțiile din celelalte țări, unde nu s-a da. întâmplat așa ceva. Uh, la fel, de neconceput. La fel, de exemplu, pe 17, când vin ăștia militari de la armata română, cu camioanele, intră în Timișoara și erau ăștia manifestanți, erau pe lângă, mă rog, pe trotuar, pe nu știu ce. Și unul dintre militarii din camion se, se uită așa la ăștia și le zice, nu știu, da, avem voie să zicem cuvinte cu F în uh -huh. emisiunea asta? Da. Și le zice, le zice el, la să uită așa, le zice, lasă că vă futem noi. Deci, Militar, în termen, al armatei române. 17 decembrie, Timișoara. Doamne, deci, încredere. Ai, uite că profit de chestia asta ca să spun că a, noi avem așa, a, cumva s-a încetățenit ideea asta că Revoluția din România a fost așa o mare emulație populară. Toată lumea a, a făcut, a vrut să facă Revoluție și să. A, știi, e Revoluția noastră a tuturor. Și părerea mea este că asta e o, e o chestie falsă. Pentru că revoluția în România, de fapt, a fost făcută de o minoritate din România, de niște oameni care și-au asumat chestia asta, și că unii dintre români, în decembrie 89, nu, nu vroiau chestia asta. Deci unii dintre români nu vroiau schimbarea asta, revoluție, nu vroiau chestia asta. Și îți mai aduc un pe lângă, deci nu vorbesc numai de ăștia din, de persoane din securitatea armată, înaparat, da. din anturajul Ceaușescu și așa, vorbesc și de oameni simpli. Există un raport al securității Iași din 18 decembrie Uh, se, ce, ce făceau ăștia se numeau uh, buletine uh, erau buletine informative zilnice pe care le făcea securitatea se numea starea de spirit a populației da. și ei trăgeau cu urechea au luat de la informatori sau de unde își luau informații și făceau o sinteză a ceea ce vorbea populația ce să mai aude tovarăși prin târg așa ce mai zic oamenii și toate astea le trimiteau. Ei făceau centralizare și ca să vadă șefii securității ca în care e starea de spirit, cum spuneau ei. Și un raport din ăsta privind starea de spirit din 18 decembrie. Și e o discuție, este redată o discuție dintr-un autobuz de nave din Iași care merge spre platforma industrială. Băi, și în autobuzul ăla oamenii discută despre Timișoara. 18 decembrie. Și deci ce s-a întâmplat pe 17, știi? Și deci <coughs> sunt acolo doi sau trei, mă rog, opiniile că se redate cu citat uh, unor oameni care spun băi, foarte bine că armata a tras la Timișoara. Foarte bine că i-a omorât pe huliganii ăia, că ăia vreau să destabilizeze România și să... Înțelegi? Deci, uh, hai să nu uh, zicem că Revoluția, chiar toată lumea din România era... <coughs> Așa, în sing și toți voiau să-l dărâme pe Ceaușescu, nu e adevărat că unii ar fi trăit liniștiți în continuare și cu Ceaușescu. Nu era așa o mare problemă. Știi? De-aia am vrut să zic lucrurile astea ca să nu știi să mai. Da, avem senzația că toată lumea a avut un ideal de libertate. Nu este adevărat. Da, nu toată lumea. Nu toată lumea își dorea nu, chestia asta. Nu, unii și-au lumea... dorit, iar alții au tras în ei cu mitraliere și-au trecut cu tancul peste ei. Asta este da. realitate. Până în 22, România a fost împărțită între cei care au avut curaj și au ieșit în față. Ne referim acum nu neapărat la Revoluția din 22 când au ieșit toată lumea. Ne referim la Timișoara, Iași și 21... La Cluj. 20, Cluj, da. Da, la, și, la Sibiu. Da, și noaptea de rat. 21 și ziua și noaptea de 21, alea sunt momentele când am, am avut o, să zic, populație conștientă că vrea libertate. Aia au fost, aia au fost. Pe de altă parte, este, <coughs> știi, ca la noi se întâmplă, cum se întâmplă lucrurile astea și cu cât culmea este asta. E o chestie pe care am observat-o cu cât trece timpul de la revoluția din 89, în mod normal în istorie, cu cât trece mai mult timp față de evenimentul la care faci, pe care îl cercetești și faci referire, cu atâta informația devine mai clară și lucrurile se așează și ai detașarea și capeți informații, ai mai multe informații și devine mai, mai simplu de, mai ușor de găsit adevărul, de interpretat, de, de spus. La Revoluția Română se întâmplă cu totul invers, adică cu cât trece timpul față de evenimentele din 89, cu atât mai greu este să cu atât mai mult se uită din lucrul ăsta, este obturat de tot felul de teorii, o discuție care e complet duce în niște locuri așa, complet fără legătură, e parazitată de tot felul de teorii și de concepte din astea deci totul pare mai blurat cu cât trece timpul și pe mine chestia asta s-ar putea pe, nu știu, peste vreo 30-40 de ani, chiar să nu mai știe nimeni nimic despre... Adică și dacă mor oamenii care au făcut, au mai participat la evenimentele astea și nici ei nu mai spun nimica, o să fie așa, un fel de... Nu o să mai înțeleagă nimeni ce s-a întâmplat acolo. Și asta este un pic... Un pic așa... Tragic te uh, mai de aia ne chinuim aici să punem așa, lucrurile în ordine ne mai chinuim un pic deși nu știu de, deci eu de când, de când vorbesc și scriu despre chestia asta uh, nu știu uh, reacția celor care ascultă, văd sau citesc e tot așa lasă domnule că de deci eu cum era, că era cu turiștii sovietici, că de fapt au venit aia și au făcut nu știu ce, știu eu că Adică oamenii la, despre subiectul Revoluția au, au niște deja niște convingeri foarte puternice, mulți dintre ei, și orice dovezi le aduci și orice chestii spui, nu, nu le zguduie. Nu i mai schimbă. Nu, -i schimbă. nu le schimbă percepția asta. Adică eu pot să vorbesc până mâine că n-a fost niciun uh, turist sovietic care să, efectiv, să pună, să împingă oamenii de la spate și să zică haideți să faceți revoluție, că ei tot o să rămână la teoria asta pentru că ei au auzit de la Nea Gigel, de la scara vecină, care i-a povestit lui că în decembrie 89 el a văzut doi ruși în piață care vorbeau rusește și care el, deci și ăsta de o să zic, haide nu vorbește vorbești o aberație, că mie mi-a spus omul ăsta care a fost acolo că i-a văzut pe rușii ăia, înțelegi? <coughs> uh, și asta cu teoria, da, într-adevăr că erau turiști sovietice în România de zilele alea și știm și, de, și pe unde s-au dus și unde, ce căutau, că se duceau în Iugoslavia și aveau, era libertate de o, la ei, la ruși, aveau posibilitatea să, spre deosebire de noi în decembrie 89, lor le dăduse liber să circule, să treacă. Și aia veneau, treceau, mergeau cu mașinile pe rute din asta dinspre est, spre vest, spre Iugoslavia, să-și cumpere diverse lucruri. Că între ăștia, într-adevăr, probabil că au fost, că e imposibil să nu ai genul ăsta de, nu știu, misiuni, să vezi, să monitorizezi, au mai fost și agenții ai serviciilor speciale rusești, câți ar fi fost, dar nu, niciunul dintre ăia nu a pus mâna pe un Kalashnikov să facă ceva sau nu a atras de un cetățean și a spus, ieși în stradă și dă-l jos pe Ceaușescu. Adică nu, nu există nici măcar o singură dovadă în toată perioada asta că s-ar fi întâmplat așa ceva. Dar vezi că oamenii, într-adevăr, i-au văzut pe rușii ăia, i-au auzit vorbind în rusă și când a venit, nu știu care securist din ăsta, Dan Blagit, care a zis că rușii au făcut chestii, da, doamne, se potrivește, așa e. Deci, știi, am văzut lada cu, cu sovietici, deci și aia zic că au venit rușii, da, e dovadă, e da. refutabilă, știi? că mă și distrează chestia asta când au teoria asta cu turiștii sovietici, mă gândesc că, bă, dacă erau ăștia niște, mă rog, veneau rușii și aveau agenții infiltrați, mă gândesc că ăștia infiltrați de ruși ar fi vorbit română, nu rusește, înțelegi? Adică ci, <cute> dar adică, au murit niște ruși da, au murit, au tras în ei pe la Craio, pe lângă Craiova. de, de vinovați, vinovați erau două, erau că, și asta chestia, coloanele de lada. Păi băi, băiatul aia, circulau câte 2-3 că le era fie. de normal era că nu țară străină, umblau și ei ca turistul cu bai lui, câte 2-3 mașini, că nu erau în, nu erau în Germania Bă. și probabil că așa, 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 ar fi umblat și în Occident, normal. că tot la fel, știi, tu, că pleci din România cu prietenii tăi, normal. te duci <laughs> și face tu cu mașini, faci o coloană. Și au tras trebuie în trebuie. ei, dar asta au după o tras în ei, nu știu, 20 și nu știu câte, au tras niște Ăștia care făceau ei un filtru, aveau un filtru din ăsta pe șosea și tot așa hrăniți cu teoriile, încă, încă de pe atunci o umblat chestia asta, că rușii, că nu știu ce, și au, că au văzut că au somat, i-au tras, i-au somat, pe aia, probabil că nu au înțeles despre ce e vorba și au spus că nu au oprit, au tras și au murit. Hai să întoarcem la Ceaușescu care vine din Iran înapoi. Totuși speria că nu s-a rezolvat, pentru că Timișoara deja da, Ceaușescu rupt. Ceaușescu s-a întors din Iran uh, pe 20 și la aeroport l-a așteptat uh, Elena Ceaușescu. Când a avut acea intervenție la televiziune? Pe 20 acum. Pe, pe 20 seara. 20 seara. După amiază. <coughs> uh, l-a așteptat Elena Ceaușescu pe aeroport și mi a zis că la Timișoara nu e bine. Nu e bine. Păi nu era bine că pe 20 deja era, era 150.000 de, de oameni de la Timișoara că toate întreprinderile intraseră în grevă. Asta după ce totuși uh, armata, armata, comandanții au decis să bage armata în, gaz, în cazare. Da, iarăși o chestie. Stai să vezi că și asta este. Domnule, uh, din umanism sau păi, din ce? În din umanism o să zic că uh, și ăia care au zis bine că gușă e mort și da, așa au justificat ei după aia, după 90. Domnule, am retras armata de pe străzi că și asta a, a însemnat uh, fraternizarea armatei cu manifestanții, știi? Fraternizarea Așa, da, da, cu și am chiar am auzit de fraternizare. Fraternizarea a fost vreo că citeam zilele acestea din nou mărturii și încercam să-mi închipui ce fraternizare. ce fraternizare. Deci fii atent. Ăștia află că uh, fabricile vor să intre în grevă. Deci muncitorii din... A. era trecuse, era 18, 19, nu știu ce. Deja era orașul, era în fierbere. După ce ăștia au făcut și faza aia cu morții, că i-au luat și i-au ars la București și așa. Lumea a știut, lumea. Rudele au știut. Nu știu, nimeni nu știu nimeni nimic. Nu, nu Legat de camionul cu Nu, nu știu nimeni, nu. Corpul. Nu știu. Și aici e iarăși un episod din ăsta să vezi documentat ca să ți dai seama de ce adică nivelul de criminalitate și de, demența de oamenilor ăștia, că ordinul ăsta de operațiunea Trandafirul, cum s-a numit cadav, strângerea cadavrelor din, de la morga Spitalului Județean, transportarea la București, incinerarea în crematoriu și aruncarea la canal, uh, Ordinul, mă rog, Elena Ceaușescu a zis, de unde să dispară cu, uh, morții. Asta în timp ce Ceaușescu era plecat. Ce Ceaușescu ea s-a gândit, da, gândit, ea. gândit, ia. Și cu Bobu, nu știu, au discutat așa și au, le-au dat ordinul ăsta de la Timișoara care era acolo, domnule, faceți cadavrele să dispare. în nu le-a zis, luați-le, puneți-le în camion și aduceți-le la București. Pentru că l-am dat detalii de genul ăsta. A zis, pur și simplu, să dispară. Și să vezi că deci pe baza acestei idei a ordinului lui Elena Ceaușescu se strângă ăștia în băieții de la, ajuns de la, de la Timișoara, macri, ăștia de la miliție, inspectoratul județean de securitate, primarul, îl cheamă și pe primul uh, adjunct al procurorului, ăsta care venise să facă procesul de la Timișoara, al uh, revoluționarilor, uh, și discuții. Cum să facem? Cum să facem chestia asta să dispară cadavrele? Și idei. Hai să. Era un fel de masă rotundă, așa, un fel de grup de noi de discuții, să vedem cum uh, uh, facem cadavrele să dispară. Și apar tot fel de idei. Ăștia zic, un, la un moment dat, zice, unul, domnule, hai să-i luăm și să-i îngropăm într-o unitate militară de aici. Și a, se are gușă, nu, ea, nu se poate așa ceva, să îngropăm o unitate. Bine, nu. Hai să-i luăm și să-i ducem într-un județ apropiat și îi îngropăm într-o pădure. Înțelegi? A, nu, nici așa. La un moment dat zice, nu, dar de ce nu iar de aici? Că spitalul județean, Morga, avea și un crematoriu din ăsta unde puteau fi arși. De ce nu iardem aici? Ai băgăm un cuptor și iardem și cu asta scăpăm de ei. Sare prima nu domnule, că vă dați seama că o să vadă ăștia fumul pe... o să vadă fumul, o să simtă mirosul o să-și dea seama că rudele ăstora care fuseseră fie împușcați, fie răniți, fie nu știu ce, deja se strânseseră în jurul și știau că fuseseră duș pe acolo pe la spital și îi căutau. Și așa se ajunge la această idee, să gândesc ei așa mai mult și uh, ajung la ideea uh, să-i strângă și să-i suie în, uh, mașina aia și să-i trimită la București. Dar să vezi discuțiile astea ale lor, să le că uh, sunt redate într-o mărturie în procesul Timișoara, să-i vezi oamenii ăștia cum discută ei așa foarte aplicat și cu cum să facă chestia asta cu cadavre. Bun, deci... Ce termen foloseau pentru cadavre? Uh, n nu ziceau, de, nu au spus cadavre. Uh, Pe asta mă interesa. Nu știu, morții. Așa, ăștia vorbeau Eu știu morții, că la... Iar în, 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 în operațiunea Trandafirul s-a vorbit de colete. Colete. Da, pentru că, că și la București. Să zis, era. Deci acoperirea era pentru ăștia care trebuia să le preia de la. Pentru că exista o echipă care trebuia să preia transportul ăsta la, la București, să-i aștepte undeva pe autostradă și să ia ei de acolo, să se ocupe ăștia de la miliția de la București și cine mai era acolo, să ocupe ei de transport. Și ăsta la li s-a spus că aia o, e o mașină cu colete din străinătate care trebuie uh, incinerate. Deci nu le-au spus ăstora că sunt cadavre. Deci și legenda, ei au încercat să creeze și o legendă care spunea că, de fapt, toți oamenii ăștia care urmau să fie arși, fugiseră în străinătate. Că le-au luat și hainele, adică actele, cine, cine ce acte a avut pe la el când l-au împușcat, buletin, nu știu ce, ce mai aveau ei, și le-au făcut pachete cu alea și le-au le asipat, adică oamenii ăia să dispară cu, cu totul o demență, îți dai seama că cine ar fi crezut că ăia, adică cine ar fi crezut că oamenii care au fost împușcați, mai ales că se știa pentru că ei când au, i-au împușcat așa, unii au fost duși de diversi pe la spitale, au iusit în mașini particulare, în salvări. Adică de mult se știa unde sunt și ce s-a întâmplat cu ei. Adică că nu i-a luat miliția, i-au luat, luat, tot cetățenii da, și i-au dus. Pe mulți dintre ei, da, nu i-a luat miliția și i-a dus la spital sau la morgă sau așa. Tot cetățeni, oameni din ăștia, din jurul lor. A căzut omul lângă el, l-a luat și a încercat să-l ducă la spital, să-l salveze, că curgea sânge din el. Ei, sau era un moment dat unul dintre revoluționari de la Timișoara povestește cum l-a dus pe el un, un, un om cu mașina în care era, erau încă doi două, două răniți în mașină și el, din care curgea sânge. Deci, ăla încărcase mașina cu răniți și a dus la spital deci nu era, cum să spun adică nu, eu nu, nu înțeleg cum ar, cum și-au imaginat ei că o poveste de genul ăsta, că au fugit în străinătate ar fi putut să, să, să țină fața da, demența aia, adică nici măcar nu și-au simțire practic da, n-ar fi ținut, îți dai seama uh, bun, și vine Ceaușescu pe 20 și află că situația de la nu că poate că se aștepta ca lucrurile să se potolească, nu știu dacă a avut, dacă i s-a lui așa o știre extraordinar de uh, bulversantă că nu s-a nu uh, liniștit situația, cert este că a, a avut un moment, se zice, Corticianu că a tăcut așa din gură și n-a mai zis nimic, ca foarte nervos, a izbucnit în schimb când a aflat de la Elena Ceaușescu că la Timișoara fusese trimis Dăscălescu, ea l-a trimis pe Dăscălescu pe ministru să negocieze cu uh, manifestanții, pentru că la Timișoara deja se crease Comitetul Democratic, nu știu ce, ăia erau toți în piață, se țineau spiciuri din... Uh, balconul operei și cum, cum spuneai tu, armata fraternizase. Ce fraternizase armata, îți spun eu. Deci ăștia au aflat că muncitorii o să iasă și Gușă s-a dus la întreprin la Elba din Timișoara să discute cu ei acolo, să-i convingă cumva, poate nu ies, știi? Și uh, să, retragă, uh, să retragă armata. Uh, de ce? Pentru că hm, Gușă vrea să retragă armata de pe străzi. De ce? Pentru că dacă ieșeau ăștia, nu mai aveai ce să faci tu cu tancurile și cu ce mai aveai. Erau stracu. prea mulți manifestații? Erau mulți, erau suteci de mii. Și problema lui Gușă nu era că vrea că să-i Poftim? Nu era problema că îi omora. Nu, dar nu avea cum să-i omoare, să omoare. Nu putea să-i omoare pe toți, pătări. dar. Nu, problema lui era că dacă ăștia, deci dacă se întâmplă ceva și muncitorii ăștia se enervează, păi le iau ăstora tancurile și le aruncă în bega, înțeles, sau le iau armele și bat și omoară acolo. Deci l a fost efectiv -a fost frică, frică de mulțime? De mulțime. Nu s-au fost... gândit că pot speria, omorându-i pe nu, cei nu din primul... Nu, nu, nu mai era, nu mai era. Nu se mai putea. Deci spiritul de... era deja încins da, încât... Nu, nu, nu și... Deci un nu criminal comandant, cum erau aceștia, S-a gândit că nu mai poate speria. Da, s-a gândit că nu mai poate speria și s-a gândit și la chestiunea asta. Frica a fost în felul dacă pun ăștia totuși mâna pe arme, că poți să, dacă se întâmplă, nu știu, să, și s-a întâmplat culmea, ca să vezi, că fraternizarea asta armatei. Cât Gușă vorbea cu ăștia și încerca să-i convingă că armata o să se retragă și nu știu ce, din uh, locul, un pic mai încolo unde era Gușă, un, ofi un, un militar în ăsta, un ofițer, trage în doi oameni, înțelegi? Deci acolo, pe loc. Deci gușă le spunea ălora să facă așa și ăsta din spate a împușcat doi oameni. Așa, înțelegi? Deci, ce fraternizare era aia? Adică, da, să fim serioși. Normal că și ăsta obține retragerea armatei ca să, ți zis, să nu... În ce sens obține? Cere permisiunea? Deci, spunem muncitorilor că armata se retrage și lasă, nu, mai trage în ei. Mulțimii. Deci l-a comunicat cu mulțimea și a spus stați că... În momentul când ăla a tras, ăștia, ăștia au început să huide, au început să, să, să îți dai seama că cum adică, mă, vii aici și eu mor pe ăștia în fața noastră, știi, tu vii și ne spui că armata nu trage și uite-l pe ăla care acum a atras. știi? Gen. Oh, oamenii căzând de acolo. Da, acolo i-au murit, știi? Și incredibil. Da. Normal, nu gușa a dat ordini sau ce l-a tras pentru că așa... Așa... Să să apere patria, da. Să tragă. Nu știu, nu, mai, nu știu care a fost motivul, dar efectiv asta a fost în care s-a întâmplat. Oia au început să urle acolo, să strige și a reușit să-i calmeze și a zis, da, ok, nu, mai tra nu tragem un muncitor, nu ce, retrage. Și au retras, a dat ordin să se retragă trupele din care erau în oraș, să se retragă în, în cazarmă. Și să au menținut doar un cordon de militari în fața, în fața operii, dar ce vreau să spun este că ordinul ăsta de retragere nu este un... Nu este nicio uh, fraternizare armatei cu manifestanții, nu este nicio dovadă de bunăvoință și, uh, cum să spun, uh, uh, convin, gata, domnule, m-ați convins că aveți dreptate și eu retrag armat. Nu, o necesitate impusă de dinamica a situației. Că nu putea. El ar fi degrabă mai Dar puțin trăgea 30 de muncitori îi împușca acolo pe loc, adică da, ăsta-i Gușă, este omul care în 17 când aduce tancurile alea de la care girocul îl cheamă pe un ofițer din ăsta de la unitate de tancu și zice du-te și uh, 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 nu știu cum îi zice învârzi turela și le iei uh, capul ăstora ce, ce vorbim aici Uh, și uh, da, se întâmplă chestia asta. Deci practic din în 20 Timișoara e un oraș în care sunt toți ăștia, 150.000 de oameni sunt pe străzi, munci, tot, tot tot orașul, tot, tot Deja se discuta cu primarul, cereri, negocieri, nu că se Alegeri libere se, se cer. Cu reprezentanții de la București că veni să descălesc, venim să răștea. și uh, Dar ce se discuta? Chestia asta ai, exotimișanții cereau alegeri făcuse. libere, cereau introducerea democrației, practic. Făcuse nu era o listă de revendicări, era o listă de revendicări. <coughs> alegeri libere, cu tare. Și uh, demisia de lui Ceaușescu. Demisia de lui Ceaușescu, uh, dar uh, parte consistentă, vreo 4 sau 5 puncte, erau așa. Să, uh, să li se să spună unde sunt morții să fie trași la răspunderea aia care au tras în populație, să fie judecați, nu știu ce, deci niște chestii foarte... Uh, adică ținut. deja era o gândire democratică în cadrul, adică manifestația de la Timișoara și liderii uh, Revoluției din Timișoara deja gândeau în termeni concreți de negociere ca da. de la uh, o entitate cu uh, uh, da. gândire uh, politică la cineva dar acel atinge. cineva adică uh, uh, care era să zic uh, gândirea lui Descălescu, reprezentanții puterii reale, că avem puterea să zic noua putere mulțimea aia, aia erau... care gândea rațional cum gândea Descălescu și ăștia adică ce, ce era în mintea lor? Păi în mintea lor era să câștige timp să Atât tragă, să tragă de timp, da Adică să le promit, să le facă tot felul de promisiuni, să încerce să-i temporizeze. De ce? Pentru că, în timpul ăsta, băieții de la băieții lui Gușă și Stănculescu și așa lucrau la un plan ca să intre în clădirea operei și să-i aresteze păștea, liderii care se strânseseră acolo în operă. Știi? Deci, <laughs> de da și cu. Noaptea, încerc adică, să înțeleg. Adică noaptea de, nu știu, 18, pe 9, nu mai știu când. Deci când ăștia au intrat în operă, i-au lăsat să stea acolo. Seara nu au rămas mulți în operă și s-au gândit să facă un plan să-i aresteze pe să... Și dacă luau capii, ce că dacă o să plece lumea acasă? Adică ce era? Deci capul cretinilor de la București care veniseră să negocieze, ei încerc, încerc să înțeleg ce era în capul lor. Era în capul lor, asta. Să, să deci să-l apere pe Ceaușescu apere până pe... la capăt. Și, pe... da, să-l apere pe Ceaușescu, dar să apere pe ei, pentru că, de fapt, asta era. Nu uh, ne putea să dea înapoi chestia, acuma. da, și. Uh, zic a greșit, stați că. Dacă pica Ceaușescu, picau și ei. Deci, aici nu mai era vorba de apăratul lui Ceaușescu, și era și de propria piele de apărat, deja. Nu mai era. Adică ăștia nu erau buni, atunci lasă să l, să -l linșeze pe ăsta și eu stau liniști, nu? Pentru că dacă pica el, asta era în capul lor. Pică ce aușesc, pică to -o, to -o, toată lumea. Știi? că și ăia care au ieșit să tragă securiști ăia nu s-au gândit, domnule, așa, nu, îl apărau pe Ceaușescu pentru că le era rudă de familie, nu, pentru că știau că pică ăla, o să pic și eu și privilegiile mele o să dispară și poate o să mă tragă ăștia la răspundere, știi? Uh... <coughs> Bun, deci asta am vrut să zic. Și Ceaușesul că... ce ce comunica cu uh, reprezentanții puterii de la București prim, care negociau cu cei de la asta Timișoara? Asta a fost o chestie cu Ceaușescu, când au aflat că a uh, aflat că de la Elena Ceaușescu a trimis pe Descărescu, a avut o criză de nervi, pentru că Ceaușescu nu Ceaușescu nu suporta deja pe Dăscălescu, credea că e... A e viitorul... Da, ți-am zis, la un moment dat povesteam că da, da, atunci da. când a fost pe 4 decembrie la Moscova, când a fost chemat la Gorbaciov, Gorbaciov, nu știu, l-a strâns în brațe, nu știu, a avut o a avut o atitudine mai cordială față de Dăscălescu. Și Luceaușescu, asta e, cum era el paranoic, așa, e, a, păi ăsta... E viitorul, viitor, succesorul. Succesorul și s-a gândit el în capul lui, până a facă la Timișoara, aoleu, pe dacă l-ai trimis pe la Timișoara, o să facă, te, 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 pomenești că ăsta o să se erigeze în conducătorul Revoluției pe acolo și vine cu ăștia peste mine, știi? Adică a, ea te cupi în cap a, chestia asta, știi? Și a zis lui Elena că, bă, da, chiar, pă, știi, n ați trimis pe ăsta, știi, care nu, știi? Da. Uh, bun, și el după aia iese, se gândește în felul următor. Bun, uh, a, se întâmplă situația asta la Timișoara, păi lasă că o să fac, o, fac eu, ies la televizor și le explic, uh, le explic care-i treaba oamenilor. <coughs> uh, 20. în 20. Și are loc acea, uh, mă rog, uh, acel speech al lui de la, care se difuzează la televiziune și care citește de pe foi. oliganii, da, cu armata a fost nevoită să se unitățile militare că au fost atacate și ia, iure nu atacase nimeni unitățile militare și că au fost nevoi să se apere și respectând Constituția țării nu, respecta respectaseră nicio Constituție, nu respectaseră nimic adică doar ordinele lui verbale le respectaseră atât și că au tras și nu știu ce și face apel ca oamenii să respecte legile și să nu cedeze provocărilor și toată mă rog, toată teoria aia Începe iarăși cu Aici a fost acasă. cu agenturile? A fost și cu agenturile, da, cu care nu mai știu cum spune el. Uh, aici nu zice pe 20, nu, cred că pe cred că în uh, cred că în, ăsta, în un uh, în teleconferință din 17 spune că ăia care care pentru un dolar și o rublă se vând. Știi, asta e interesant, un dolar și o rublă, adică el le-a spune americanii și cu rușii. Oh, era metaforic, metaforic nea -nicu. Nea -nicu, dar aici, în, în, în mesajul televizat, nu mai spune un dolar sau o rublă, și spune pentru valută. Adică, cu alte cuvinte, ăia care erau la Timișoara, au fost cumpărați cu valută de servicii și de aia fac uh, chestia. nu mai spune dolar și rublă, spune valută. Uh, și. Cine bă, a scris discursul? Bă, nu știu cine a scris. Crezi că el? Discursul? Nu, nu cred că el. Uh, și îți spun sigur că nu el, pentru că la un moment dat el, el uh, citind, nu, nu, nu înțelege. s are niște cuvinte pentru că nu, nu le înțelege, nu, nu le vede, nu le nu, nu, nu înțelege textul și, la, și are momente în care nici nu mai citește de pe foaie. Știi? Începe să. A, de aici e un pic incoerența lui. Da, în ce spune el. Că el a citit așa, înțeles să-i dea și mai, simțit nevoia să mai pluseze el, mai spună el niște chestii. Să a, îngolează. deci a improvizat, practic, improvizat. în da. discursul da, 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 Nu a fost live nu, înregistrat, da, a improvizat un pic. A dar nu știam asta, a ca să a să din text. Se vede, stai să bă, poți să te uiți, adică putem să. A, le, -aducă mi aduc aminte un moment așa de la un moment dat ține foarte concordanță. se chinuia el așa să citească acolo, erau niște cuvinte care nu prea ieșeau lui la pronunțare, mai știu, a a zis niște chestii acolo. Și la un moment dat îl vezi că lasă foaia și începe. deci nu mai citea de pe discurs. Că el, știa... că el știa, de el fapt. el știa să zică, zică da. Că el a fost înregistrat. Era un studio în, în clădirea Comitetului Central, studio de televiziune, de unde el își înregistra asta, speech-urile lui de anul nou, de chestiile astea. Nu, nu de la televiziune. El nu de la televiziune. Nu merge la televiziune ca să facă lucrul ăsta. Și, bun, zice chestiile astea, că domnule, nu știu ce, și... Îi vezi pe ăștia, că în imagini îi vezi așezați în spate, în spate da. lui. Sunt mahări ăștia, Miele, așa, toți au niște... te uiți așa la ei și vezi, toți erau decrepiți. Nu mai știu care da. era o figură din asta, zici că e complet în afara realității, știi? Cred că nici nu le convenea să fie acolo, adică ar fi dat da. orice să nu da, bă, probabil, nu știu ce să zic. O, ce par, ce par morcoviți, așa e dreptate. Da, eu așa păreau că Elena stu... e mai pe energie, dar da, restul, restul sunt restul morcoviți, plăștiți, așa Da, e. plăștiți, Da. Și bun, acum în Ceaușescu are stilul ăsta, avea stilul ăsta, așa știe el pe măsură ce intra în rol în rolul lui de Revoluționar și luptător, se și-a și și uh, devenea transmitea, voritor, transmitea. Atenție! aici Vorbind da. de egocentrismul Ceaușescu, el vindea bine. Da, vindea Adică, de-aia îl credea oia și trăgea un oameni că el intra în acest personaj și livra. Da, livra teoriile astea ale lui. Uh, Acum, da, bineînțeles că ea, ea nu trăgeau numai din cauza asta, trăgeau pentru că asta era cultura lor, adică asta fuseseră, păi, da. asta învățaseră ei ani da. de zile, nu era o chestie, că chiar așa erau. Adică vreau să spun că erau dintre ăștia, nu toți, mai dar majoritatea ăstora din aparatul securității și armatei fusese educați în felul ăsta, între ei și, și cetățeanul de rând, nu exista o legătură. Deci, și ăștia din securitate eu urau sincer. Pe, eu urau sincer pe aia. <coughs> îi, desconsiderau. Înțelegi? Pentru ei nu erau niște egali. Aia nu erau egalilor. lor. Înțelegi? Deci un securist din asta nu se uita la un mine, la tine, ca fiind egal cu ei. El era acolo, știa mai bine decât noi ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut. El decidea dacă noi facem bine sau facem rău. Și dacă făceam rău, nu meritam nimic altceva decât să murim. Înțelegi? Deci asta era perspectiva. Nu era o chestie pe care uh, au făcut-o ei în 89 cum zicea că, doamne, da, ne-a dat ordin și, dar noi, nu știu, am luat așa că era situație de urgență, erau legile țării și am luat arma și am tras. Nu, ei se educați să ajungă în punctul ăla. Deci de aia, în momentul când l a luat calașnicul și a început să tragă, pentru el nu era o... Deci el nu se uita la oamenii în care trăgea ca fiind uh, niște oameni. Înțelegi, nu erau cetățeni. Dușman, dă-i măsa, să-i omorâm, dă-i drăgăcului. așa merită. Niște nei ca nimeni, știi? Niște huligani. Normal că trebuie să-i omorâm, știi? Și uh... pun <coughs> uh... Ceaușescu, da, și atunci seara de ambalat așa el, montat, îi uh... revine în cap o idee pe care el o mai vehiculase în... Uh și în spiciu din 17 și acum pe 20, momentul lui ăla din 68 cu uh, momentul lui de glorie din august 68 când el uh, iese și face o baie de mulțime uh, cu, de la tribuna Comitetului Central pe chestia asta cu uh, uh, neintervenția în, în, reprimarea primăverii de la Praga. Asta vreau să te întreb. Ce răspuns pregătea el pentru Timișoara? Deci răspunsul era, că era o rușine ce se întâmpla la Timișoara pe el? tren. Și răspunsul era iubirea poporului deghizată într-o manifestație populară. Chiar mă întreb adică totuși Timișoara era, nu mai era, era oraș liber. Da. A, deci el, el se gândește așa, domnule, și spune că le zice zice acolo în seara de 20 în, în, în Comitetul Central. Îl, aud, îl aude, nu mai știu, unul dintre secretarii lui, Curticeanu sau celălalt, nu mai știu. Îl aude că ăla intră în birou și Ceaușescu vorbind așa, ambalat singur, zice, las că le arăt eu la ăștia de la Timișoara. Tocmai fusese la el, la barbu de la șeful comitetului de partid de la București, că l chemase pe ăsta să-i spună, gata, organizăm mâine dimineață, facem meeting. Strângi oamenii, te duci, organizezi o fabrică, nu știu ce, și facem o manifestație. Și el a așa că lasă că o să le arate eu. eu. ce vrea să spună? Vrea să le arate, să arate cui, să arate României, celorlalți uh, oameni din România, că păi la Timișoara oricum nu mai considera uh, cetățeni loiali. Știi? Dar restul României, care într-adevăr nu se mișcase încă ca la Timișoara, o să le arăt lor că eu încă, adică o să le arăt eu că eu am țara în spate, i am pe ăștia la alții, El crez chiar crezând asta? El chiar crezând asta. Adică cretinul de Ceaușescu chiar credea că da, populația îl iubește? Adică... Aici e o dispută întreagă, știi, între domnule Ceaușescu nu credea ce spunea și mistifica și Ceaușescu credea... Nu eu cred că credea. Da, și eu sunt de părere. Tot discutând cu tine îmi dau seama că da. egocentrismul acesta era necesar în comunicarea cu restul oamenilor, dar nu putea să fie egocentric dacă nu și credea în, în, și în propriile sunt, fantezii. Da, sunt chestii pe care nu le poți juca. Deci, da. cu oricât de bun actor ai fi, știi, nu poți să joci atât de convingător. Eu chiar am crezut că el juca. Nu. Deci, până să am discuțiile acestea, eu chiar am crezut că el juca. Da. Știa care are un aparat de represiune, că populația o duce grea, greu, dar se gestionează cât mai bine cu, prin forță, opresiune, reprimare. De fapt, nu. El chiar credea că lumea îl iubește. La Timișoara a fost, într-adevăr, altceva, o, o, scăpare. O... Nu, el credea că este asta. Domnule, sunt agenturile, rușii, americanii, nu știu ce, da? care au prostit cu dolarul și cu rubla, niște neterminați, niște neicanimeni. Deci, ca nimeni. el nu erau lozinci. El chiar credea Hai, că ei au luat bani ca să facă demonstrația da. de la Timișoara. Da. Budapesta. Moscova, cu tare i-a incitat pe ăștia care nu reprezintă poporul român, că ăștia nu sunt adevărații români, înțelegi, care țin la țară și sunt patrioși. Sunt niște cozi de topor niște unii puși de agenturile străine care ăia, sunt. Și care e problema dacă i-am împușcat pe ăia, știi, pe aici până la urmă? Că am făcut o chestie bună pentru țară. Dar deci. restul, po, restul țării, românii adevărați, muncitorii mei, ăștia pentru care eu am făcut atâtea, da, și le-am dat atâtea, ăștia mă susțin pe mine. Și eu o să le explic lor care-i treaba de fapt. Ăștia o să înțeleagă că de fapt, eu o întreagă Tevatură pornită de ăștia care vor să fure bunurile poporului. El asta spune. Doamne, tot ce am tot ce am realizat noi e în pericol. Adică, practic, asta da. se întâmplă. Salba de hidrocentrale. Tot, tot. O să vină să ne... O să Mamaia vină, știu, Costinești. Da, o să întoarcă la stadiu de iobaj de sclavi, de nu știu ce. O să întoarcă istoria noastră, ce are, toate realizările noastre să fie întoarse de chestia asta. Ce crede chestia asta, știi că, adică, și de aici și, și teoriile astea cu intervenția străină și cu el, el crede că există această chestie. El, ca să poată dormi liniștit, trebuia să creadă că poporul îl iubește și că există justificare pentru crimă, pentru că orice nu trebuie să aibă o justificare a noaptea când se Am. duce la culcare. Nu, păi, nu poți să zici, sunt oameni niște oameni și, și criminalii cred că au o scuză, bă, mi-a făcut rău sau s-a luat da, de nevasta a mea. M-a provocat. M-a provocat, da. da nu, deci, că, încerc să înțeleg, că când să înțeleg cum gândea el în fața, aș fi zis evidențe, dar noi de fapt nu o evidență, pentru el evidența era pe invers, era ce era în capul lui era evident, da. că lumea iubește. Ce da. Și el a construit acest sistem de apărare în capul lui care i-a permis să de-a ordinul de a omori oameni să uh, pregătească o manifestație în care m, să îi certe pe cei de la Timișoara și să fie adulat acolo. Da, adică... sigur. Că... Și așa se pregătește marele meeting, marele meeting de da. iubire. El, el, el crede lucrurile astea și are nevoie să le... Adică cum zic, e nevoie să creadă chestii. Eu n-am crezut, nu, atenție, deci pentru mine este o revelație. Eu când, când zic acum, practic vorbesc da, cu mine. Dar este o chestie și, dacă vrei, uh, uh, mai e o latură a, subiectului, știi, care nu prea a fost atinsă ceva că era bolnav. De? Era bolnav, avea, eu, acum nu știu diagnosticul, pentru că nu există, deci toate dosarele lui de sănătate oh. și așa nu, nu sunt, nu se găsesc pe nicăieri. Dar îți spun chestia asta din, din memoriile oamenilor care au stat lângă el la ani de zile, ani, ultimii ani. Cum nu eram nu nu floarea vârstei, nu era sănătos, tun la 71, cât avea? Nu, nu fizic, adică avea și afecțiune fizică, era de... de a, la zic? cap te referi? Da, la cap mă A, așa, dezvoltă. Ceaușescu era, avea o boală, uh, uh, unii spuneau că era o chestie de asta, degenerativă, avea o, o boală uh, din asta serioasă, care afecta nu numai capacitatea lui de uh, a raționa și îl decuplase foarte tare de la uh, orice fel de realitate. I-a afectat și capacitatea de muncă. Curdigeanu spune că în ultimii doi ani Ceaușescu era genul ăsta de orcoholic, știi? Uh, în perioada cât era, a fost el în putere. Venea dimineața la 8 muncea acolo la comitetul central, făcea o pauză și să mai culca un pic, după aia iar o lua de la capăt. Pentru că avea ambiția asta să controleze tot. El trebuia să semneze fiecare hârtie. Deci toată hârtia, tot ce se întâmpla în România, asta Ceaușescu semna cu mâna lui. Făcea acolo, deci sunt din asta tăia, de exemplu, dacă spuneau, erau statistici, nu știu ce din asta oraș, cât consumă o grădiniță, cât consumă tăia acolo, spunea nu 230, <laughs> 150, producția <laughs> la nu știu ce, nu 2 400, 500. Adică Ceaușescu era efectiv un om care vrea să controleze absolut tot. Și am, am dat la obosești, o... că nu poți să... Nu, de vreau să, altceva vreau să spun, că asta era capacitatea lui de muncă. Deci muncea 12 ore. De nebun, dar muncea, adică avea capacitatea să muncească 12 ore făcând căcaturile astea, scuzați-mă, aberațiile astea care le făcea el, dar muncea. Ei, în ultimii ani al lui Ceaușescu, el nu mai era capabil să facă asta. Deci el nu mai muncea decât câteva ore, deci el era capabil să stea acolo câteva ore dintr-o zi astfel încât la un moment dat se acumulau munți de hârtii nesemnate de Ceaușescu. Că nici nu vroia să le lase să, să, le semneze alții, înțelegi? Deci erau dosarele cu și sunau ăștia de pe la... Erau lucruri, unele într-adevăr, erau chestii care nu neapărat, dar erau unele lucruri importante, decizii care trebuiau luate. Nu știu, producția de nu știu ce, trebuie să facem, nu știu ce. Și ele sunau oia de pe la uh, ministerul, nu știu care, sunau pe ăștia de la secretariatul lui Ceaușescu. de da, semna. a semnat? Nu, nu a semnat. Dar trebuie, nu, nu avem ce să facem, nu o uh, Deci, asta e un. Uh, it's a fact, e un fapt. Uh, deci, n-am dosarul lui medical -am, ca să văd ce avea ceaușescu cu Alzheimer sau avea, ce, avea ceva care clar era. Așa, și asta. Uh, și asta explică, de exemplu, de ce în ultimii ani tot mai multă putere o ia, uh, de leagă tot mai multe chestii Elenei ceaușescu. Ei. Da. Ea devine tot mai importantă pe fondul ăsta, pentru că preia o parte din. Uh, atribuții din... Sarcinile lui da. și cel împovăra pe el să facă, să ia decizii, O uh, ăștia cu nu știu ce chestii așa și iese Elena din cabinet și spune, nu, nu, veniți la mine, lăsați-l pe tovarășul, știi? Adică uh, astea, astea, sunt niște chestiuni pe care, s am zis, le spun cei din anturajul lui cu care au, care au lucrat cu el, care indică această problemă Uh, fizic se vede pe el uh, asta e chestia interesantă, știi că Ceaușescu în uh, portretele uh, oficiale uh, părea că are 50 de ani da de ce nu, nu, da. nu vedeai pe Ceaușescu? Adică, e și astăzi pe Instagram, să știi da, că e aceeași. Deci îl arată și cum așa dintr-o parte și părea că el nu îmbătrânește, știi? Deci toate imaginile de la televizor îl filmau, cu imagini de arhivă, nu știu ce făceau ei acolo și Ceaușescu părea că bă, are vreo, e super fit, are 50 de ani, știi? de când îl vezi, de exemplu, când îl scot ăștia din tabla proces la Târgoviște, te... te eu cel puțin care copil fiindu-l, știam așa, m-am șocat cine e ăla, că e părea alt, altă persoană, știi? Nu era Ceaușescu, era ceva, altcineva, știi? Încă tu știai că Ceaușescu e da. foarte așa, știi? Și uh, el practic e, e și, uh, este și în, uh, are și problema asta. Deci, el, de, cum să zic, cu plajul ăsta a lui, cu starea lui de sănătate, paranoia lui și megalomania și demența lui, toate sunt fac acest ingredient al lui Ceaușescu în 89 și el, da, el vrea să facă chestia asta. Deci, el crede că oamenii, dacă le explică, că el și ia niște decizii astea. Deci, el le ordonă tuturor ăstora din aparatul de partid să facă ședințe în fabrici. Înțelegi? Adică să strângă oamenii din fabrici și să, să facă ședințe cu ei și să le spună că la Timișoara, adică ce spusese el, să prelucreze chestia asta ca să convingă oamenii. Înțelegi? Adică ăsta era la nivelul lui de, de cuplare de la realitate. că El credea că el poate, prin ceea ce spunea el, să întoarcă ceea ce se întâmplase și ceea ce oamenii știau că s-a întâmplat. Orgolios, voia da. el ca lumea să-l vadă bine. Da, și Scranis credea că el credea în realitatea asta și cândva era că nu prea înțelege, nu înțelegea el de ce lumea nu, nu înțelege ce spune el. Știi? Adică de ce ăștia continuă să facă chestiile astea când eu v-am spus foarte clar care e situația, știi? Adică asta e realitatea, măi, de ce faceți chestiile astea, știi? Bun, și decide el așa să facă chestia asta, baia asta de mulțime care, în opinia lui, îl va re îi va reașeza, îi va reface uh, chestia asta, va reface conexiunea lui, va arăta tuturor că el are susținerea în continuare a uh, românilor, a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor care sunt cu adevărat români, nu golani și așa mai departe. Și hotărăște chestia asta o face destul de repede, adică îl cheamă pe ăsta, du-te și fă meeting Uh, ăsta de la Iulian, Iulian Vlad a aflat află la, nu știu, seara pe la 10 și ceva, că mâine uh, a doua zi trebuie să -organize, organizează un meeting și Vlad sună, sună pe Curticean și întreabă adevărat că o să se facă un meeting în București mâine dimineață Vlad știind că are nevoie de timp ca să securizeze audita mai meeting față, pe lângă chestia asta că un de obicei un meeting din ăsta o securitate l-a organizat în șase luni înțelegi? atât a le lua să verifice pe fiecare, să și pună așa, să facă toate verificările, să mobilizeze sute de ofițeri care să stea acolo, să aibă grijă să nu așa, să nu fie niciun străin pe rază de 500 de kilometri, să închidă alea, să nu vină unul cu pozele, să... deci toate căcaturile astea care ar fi putut un porumbel care să zboare pe deasupra și să se găinățeze pe tovară și nici nu trebuia să existe. Deci toată chestia asta ei o făceau în șase luni. Făceau, securitatea avea, făcea comandament, adică imaginează niște șefi de noștia de securitate, șefi din Consiliul Securității Statului. București cu Geanu, cu tare, cu generalul locotenent, cu tare, colonelul, ăia, pe, 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 toți, pe, pe, unități și pe aia, ăia, ăia se ocupau șase luni numai de chestia asta. Înțelegi? Toată lumea. Da ei, eu Asta trebuie să faci până mâine dimineață. Nu se poate așa ceva. Una la mână, doi la mână, Vlad, totuși, nu. Știe care e situația din România. Și zice, băi, dar totuși ăsta e nebun, adică ce dracu facem? Adică Adun, tocmai în, într-o situație, într-un butoi din ăsta de pulbere care stă să explodeze, tu aduni niște oameni într-un loc și crezi că nu o să se întâmple nimic, adică ăștia nu o să facă nimic, știi? Da, mă rog, e ordin de la Ceaușescu, e ordin de la Ceaușescu, nu are tu pe o vreau să-i spună două, tovarășul, dar știți, nu e o idee așa de bună asta cu meeting știi. Și să, mă rog, el zice, da, bine, așa se face, aia, încearcă ăștia să organizeze cât de cât. Uh, și încep în dimineața bă, ăștia. Uh, politrucii, activiștii se duc prin fabrici, fac tabele cu persoane, iau din schimbul trei, din nu știu ce. Și asta era o chestie, că nu puteai să faci așa, oamenii trebuiau să fie un anumit număr ca să umple piața, știi? Și fiecare întreprindere avea o cotă de oameni, un număr de nu știu ce, deci e o buliboșeală din asta, ai, care, cum sunteți, Bă, și voi, și voi, și ăla, și mergem, știi? Și ajung ăștia la fel, afluirea spre piață, care cum nimerește. Deci, unii sunt aduși cu autobuz, alții vin cu metrou, unii pe jos. Adică, dezorganizare din asta absolut. Ajung în piață, sunt puși și încep să-i pună pe poziție, Adică, fiecare uh, întreprindere din asta sau așa avea locul ei, de de, în fiecare 23 august, în fiecare se ducea și acolo stăteau. Știau unde trebuie să stea și ce să. Îi pune pe acolo, nu știu ce, și la un moment dat dimineața se aude că, domnule, nu se mai ține mitingul. Hai acasă. Rată, toată lumea înapoi. Și încep unii să plece din piață, știi? Să se ducă. După aia se aude, Nu, 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 să face. Hai înapoi, știi? <laughs> unii sau au plecat, plecaseră deja și s-au dus, o unii au adus înapoi, au pus acolo. Și deci se vede uh, oricum pe, imagine, pe imaginile de la TVR alea când sunt date cu mitingul, dacă te uiți cu atenție, se vede că Piața piață nu e, e organizarea aia, adică nu stă lumea. Asta în 20 21, Care era joi? Uh, da, nu mai știu ce zi era, cred că. Uh, se vede că <coughs> lumea nu este ca la meeting obișnuite, adică nu sunt smirnă, nu totul e organizat. Să văd spații din astea, prin, prin spate, așa, pe la pan, se vede că e un spațiu, așa, circulă unii, știi, pe acolo, să duc, să întorc. Și în timpul ăsta, în timp ce Ceaușescu a început să vorbească, adică nu... Uh, uh. Atât, în mod normal, în momentul ăla, trebuia să fie toată lumea așa și să stea. Da, da, da. Știi? Și totul se datorea, se, e cauzat de această dezorganizare, că n-au n putut să facă așa repede ce vrea Ceaușescu. Și după care se întâmplă chestia aia, că în timp ce Ceaușescu, înaintea înainte de ce Ceaușescu a vorbit, mi se pare, nu mai știu, de, cred că ăsta, barbu de la vorbulescu de la uh, comitetul ăsta de uh, orășenezi de la București și după aia a intrat Ceaușescu și Ceaușescu n-a apucat să vorbească prea mult. A început cu uh, așa, și când spunea el acolo mulțumesc organizatorilor acestei mare, uh, așa, a rămas, a început să se uite un pic așa spre dreapta și a rămas cu mâna agățată așa, știi? Și vei pe Ceaușescu că din balcon tot să uită în partea dreaptă, știi? Și băi, să aude vuietul ăla așa, uuuu, ce, știu, începe să, imaginea se, camera care îl filmează, se da. pune pe... asta era ordinul. Da, asta era ordinul. Ca... Să nu filmeze, să nu filmeze numai că că a, a rămas în rec. Da, a rămas, numai că a rămas sunetul. A rămas sunetul. Sunetul a rămas deschis, știi? Și, mă rog, dezorganizarea, sau aud ăștia prin tribună, cum Ceaușescu începe să spună, nu știu ce, alo, sau aude și Elena Ceaușescu care începe, alo, stați pe rând, unde vă duceți, nu știu ce. Și la un moment dat Elena Ceaușescu chiar se aude așa un fel de, stați pe loc, ți ai dracu, știi? Elena Ceaușescu. Țața, ța, ța, nu s-a pe loc, ți ai dracu, știi? sau mai încet asta cu vrea ți-ai că înjură și după aia ce ați pățit ce a pățit, ce aveți, nu știu ce știi? și bun acum e chestia asta e foarte în parte uh, amuzantă pentru că s-a aflat ce s-a întâmplat la mitingul ăsta din 21 uh, a fost o, o fel de busculadă acolo în zona unde se uite Ceaușescu că el de acolo a văzut că acolo era problema și de la busculada aia, în, în, piață, fusese aduse niște autospeciale de la, de la, armată, de la o unitate armatei care era în subordinea lui Ilie Ceaușescu, deci a, fratelui lui, a lui de la o unitate din asta care se chema cu tehnica și propaganda la inamic. Deci erau niște autospeciale din asta cu... Mă rog, care se se aduse că în caz de se întâmplă ceva cu uh, carile TVR-ului și uh, așa, ăștia să poată să dubleze sunetul. Că su sunetul alea, uralele alea care se auzeau, nu erau din piață, nu sipau aia, erau pe, puse pe stâlpi. pe Ca astăzi la de aplauzele zi -a zi -a. de la televiziune. Da, da, ca la cum sunt ăștia, <coughs> da, la de, de televiziune, da. Deci, bă, și de acolo se băgau uralele alea, hă, 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 Ceaușescu, nu știu ce. Strigau și aia din piață, dar mai nu s-au zis. Ca să fie acela. sigur? Ca să fie sigur să aibă uralele pregătite. Și asta, era, asta a fost scopul pentru care au fost deplasați ăia acolo. Erau două, erau două auto speciale sau trei, nu știu, nu rog. Una dintre ele era chiar în, chiar în zona aia la Atene Palace, adică în zona unde se uită Ceaușescu când se întâmplă chestia asta. Pentru că de la auto specială din asta pornește zgomotul ăla de uh, sunetul ăla de uh, vuietul așa uh -huh. și apoi senzația aia pe care au descris o unii din manifestanți, din participanți, senzație de panică, unii au auzit că tancuri, unii au auzit avioane, adică li s-a părut că se întâmplă ceva, au avut o senzație de panică, de acută, de au început să fugă în toate direcțiile. Și deci aia a fost uh, sunetul și de deci, ce au făcut chestia asta? Pentru că trei băieți de la uh, uh, Ilie Ceaușescu aveau în auto autospecială niște benzi făcute pentru cu sunetele astea, știi? Pentru efect de panică, știi? Ei au zis că nu le-au folosit niciodată până în momentul ăla. Dar ei s-au gândit că rumoarea aia care a pornit, în busculada aia care a pornit acolo, se întâmplă ceva și uh, sunt unii care o să intre acolo în piață să, să ducă spre Ceaușescu să și s-au gândit că dacă pun alea o să elibereze piața și atunci au fug toți și știi, adică au vrut să facă o chestie care să-l ajute pe Ceaușescu, știi? Dar a ieșit o chestie care nu l-a ajutat deloc pe Ceaușescu, știi? Adică a fost exact invers. S-a <laughs> creat panica aia și a toată lumea a fugit, toți inclusiv Ceaușescu a rămas așa, toți au rămas în, se aud, de la securitate, se audă, unul întreabă, ce -ați, cu ce ați dat, ce ați făcut? Că nici, deci și securiștii au rămas interziși, că n-au înțeles. Nici de ce nu știau? Nu știau de chestia, ce, ce tracu s-a întâmplat, și că ăștia au rămas așa, adică, bă, ce e asta, știi? Uh, și mă rog, chestia este că bun, s-a liniștit asta, Ceaușescu a urlat la ăia, nu știu ce, până la urmă o parte dintre manifestanții ăștia din, uh, din piață au fugit sau nu i-a mai oprit nimeni, dar o parte au putut fi prinși s-au făcut niște cordoni și au dus înapoi piață, i-au strâns cât de cât acolo în față, au mai venit niște din ăștia care era rezerva de la Direcția 5 -a și au intrat în primele rânduri cu pancarte și steaguri, așa că de cât au cârpit un pic uh, uh, imaginea și Ceaușescu a mai continuat să vorbească 15 minute, nu știu cât a ținut. Uh, Spiciul ăsta în care au spus cu suta de lei, cu decizia. Care asta e, deci, în partea a doua. E în partea a doua. După ce s-a speriat de reacția. Aia cu... a băgat de la el. Aia a improvizat din nou. -improvizat deci, din marele în dimineața combinator. Asta, în diminea... Vă anunț o mare decizie luată dimineața asta de. Nu, nu luase nimeni. Nicio deci, decizie, nu? Deci, drag. totul pe loc. Totul pe loc băga că 100 vă... de lei, alocațiile mai cresc, că se și vede. Adică, îți dai seama că. El anunța, practic, nu erau niște sume mari, știi, adică nu, lumea n-ar și fost dată pe spate, wow, ne-a dat o mie de lei, știi? O sută. O sută, înțelegi, adică el nu se putea gândi cât, adică el când s-a gândit cât să le ofere. Să nu greveze nici de bugetul, nu, -a dar să le dea ceva. ceva dar -a, <laughs> Ce șmeche e deci. aia le Ce? Ce? Ce panglicar, el, clar, adică, bă, marele bă, combinator, da. Aia, da, și Leana i-a zis ceva, Nu i a zis și ea, de ele ceva, sau... Leana, mă rog, ea a, a, stat cu el în balcon atunci în faza aia și ea bătea în microfon și le zice, stați, dar ce ați pățit, dar treceți la loc, dar nu știu ce avea, cu injură, nu știu ce. Și după aia ea stă, a stat lângă el și aplauda când erau, se băga acolo, nu, el asta de la el, spunea. După aia a zis, de, iarăși a început cu Uh, agenturile cu... Aici era simplu să... Da, el era, era, De... da era, el era pur spiciului. și simplu o declinare a ceea ce uh, știa să fac. Dar amuzant este că a, 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 a citat din deșteaptăte române. A zis mai bine în luptă să mor... Deci el vrea să da. știi uh, a citat, adică a zis din deșteaptăte române care era interzisă în, în, în momentul ăla în România. Și mă rog, am pus acolo că să nu știu ce și s-a a plecat în făcea așa și pe Deci medicul s-a încheiat. Miticul s-a încheiat, dar s-a încheiat așa. Deci nu a fost uh, spart și nu s-a mai întâmplat nimic după faza aia cu fuga. Nu, s-a întus așa și a plecat Ceaușescu dând din mâini, nu știu ce, deci oamenii după aia s-au dus, au plecat din, au plecat din piață. Uh. <coughs> Dar chestia este că și înainte de meeting, și în timp și după meeting, în jurul pieții, deja se întâmplase ce credea Vlad că o să se întâmple. Adică, începuseră să se strângă oameni, grupuri, așa, care vreau să protesteze împotriva lui Ceaușescu. Și Tot în centru veneau și oia. Și după meetingul ăsta se creează uh, acele grupuri, uh, care unul e la Unirii, unul este la Piața Română și unul la Universitate. Se strâng acolo. Și aia de la universitate scot, mobi scot din restaurant, mese, nu știu ce, și fac baricada încep să începe acum. Invocând Timișoara, probabil, cei da, care... Timișoara <coughs> și încep să scanteze și să strâng și alții. Erau și oameni Foarte care mulți. veniseră din altă parte, poate chiar de la Timișoara, știind că e meeting. Există, există chestia asta că și o spune și o spun și documentele că la un moment dat Vlad pe 20 întreabă pe ăștia, băi, dar ce s-a întâmplat? Într-adevăr, se pare că există, a existat un grup din ăsta de la Timișoara care a plecat cu un tren cu acceleratul să vină la București. Și la un moment dat... Auzind că e meeting. Că sau pur și simplu meeting, pur și să simplu spună povestea. pentru că au fost timișoreni care s-au dus la Arad, au fost timișoreni care au plecat, adică s-au dus să se răspândească, răspândească, vestea și să ridice și pe alții, știi, în, o, Și asta cu cei care veneau de la Timișoara la București, s că Vlad întreba că la un moment dat ei știau că s-au urcat ăștia în tren, nu știu unde aveau informația asta, dar nu știau unde sunt că ei au pierdut pe drum mă, cumva și Vlad la un moment dat chiar în contextul ăsta cu meetingul ăsta spune atenție unde sunt ăia de la Timișoara, că Vlad s-a gândit ăștia o să vină la București și dacă facem meeting o să vină la meeting, știi? Deci nu era chiar așa de greu de imaginat uh, ipoteza asta. E posibil, Nu, eu nu sunt, uh, adică nu știu sigur dacă uh, ăștia au fost acolo sau nu au fost, unii spun că au fost, alții spun că nu. Uh, da, se întâmplă chestia asta adică se strânge deja, se strânge deja lumea acolo la baricadă acum ăștia. lumea putem să o și denumim adică sunt Dan Iosif și, da, sunt, și Dani, sunt oameni Dani Iosif, unii, unii, sunt, unii sunt sunt lideri adică deja se erigează în lideri. e o combinație și de, de intelectuali cu semi pe pescari cum era Dan Iosif da, e ca la... adică ce este, ce este baricada aceasta? Este... E ca la Timișoara. În, cum ți zis, e, e ca la Timișoara în 16. Nu este mă intelectualitatea României pe stradă. Nu e dizidenții care scriu la Europa Liberă pe stradă. Înțelegi? E ăștia care, ți-am zis, n-au nimic de pierdut. Vor da, dar iese la... și Horea Român Pata Pievici. Da, dar sunt, am, e un amestec. Înțelegi? E un amestec de oameni, dar preponderent, sunt aceste persoane tinere da? care sunt împotriva regimului. Ăștia sunt ăia care sunt împotriva regimului hardcore, deci nu uh, stau la... Ei vor să facă revoluție și nu rămâne... Adică pe stradă când încep se trage, știi? Adică și sunt oameni arestați. Asta vreau să întreb. Deci o parte se luptă acolo, o parte da. sunt arestați. Păi nu. Dintre ăștia care erau acolo... Deci erau mulțime așa, cât ăștia se fac, sunt scutieri, nu știu ce, cordoane, în spate taburi, în spate militari, așa. În timpul zilei, cordoanele astea se strâng și dinspre Unirii și dinspre Piața Romană fac așa, adică fac ca un fel de sandwich, și aduc pe ăștia ca să-i strângă la universitate. Dar din... În man, sunt manifestanții și forțele de ordine din interiorul manifestanților sunt extrași câte unul, câte altul adică sunt ăștia care nu știu scandează, care zic ceva îi iau și extrag adică se, sunt împinși de exemplu e o secvență din asta în care unul dintre ăștia este împins din spate dacă către scutieri, scutierii fac se trag și din spate îl preiau unii Înțelegi? Îl preiau niște wow, bărbați uh, cu par palace, ce puteau naibii să fie ăia, știi? L-au dus lângă uh, zidul de la universitate și l-au pușcat direct în capul ăla. Deci aia l-au executat acolo, pe loc. Deci, Secvență care s-a întâmplat. -am văzută de un alt martor, un militar uh, elev la Academia Militară, că i-au scos și pe ăștia de la Academia Militară și i-au trimis acolo la intercontinental. Câte oameni? Câți oameni erau la... Baricada, să zicem. Era câteva zeci. Nu sute? Nu sute. Și o parte dintre ei au tot plecat, adică nu au rămas foarte mulți. Nu erau. Și cum s-a tras în ei? Adică, care a fost modalitatea păi, de. a fost așa. După ce s-a lăsat întunericul, și bine, întunericul s-a. A da, vremet, se lasă, devreme, se lasă devreme, în a de vreme, iar mai Decembrie 4, ora 4, ora 5. În perioada asta s-a tras uh, sporadic, adică se mai trăgea câte un glonț, câte o, știi, mai, mai cădea câte unul, mai, știi. Uh, De ce nu i-au ras din primă? Păi uh, nu i-au ras din prima Două pe taburi. Pentru, că, pentru că au așteptat, știi, că nu au vrut, adică nu au... Uh, nu vrea nimeni chiar pe nu față. Nu chiar pe față, era așa, mă rog... Era, era și să, între blocuri, era, era și, și la Inter. Interesant nu? este că așa a fost. Adică, cumva, e, e, și o chestie, e o chestie care se păstrează în toate zilele astea din decembrie. Deci, în general, se mai se trage, dar nu se trage masiv decât după ce se întunecă. La adăpostul întunericului. Se trage rău. Știi? Deci, cum se lasă seara? Atunci când. Atunci dăm. Știi? Pe ziua mai Finuți. Știi? Nu știu. Probabil din cauza să nu-i recunoască, să nu-i vadă, să... Nu știu. E, e și o, probabil și o, o chestie psihologică. Uh, și ți-am zis că la, la baricadă se trage așa și mai sunt arestați, mai piculesc pe câte unul. Clar, unii dintre ăștia care sunt în grupul de la baricadă, sunt, unii sunt infiltrați între ei. Sunt securiști sau chestii Aha. Pe care încearcă să-i vadă pe aia care știi, să identifice capii aia care sunt mai vocal și să-i potolească, știți, Ți am zis, vor să-l împingă către ea și să-l ia băieții și să-l aresteze sau să-l împuște sau să-l cum să zic, să-l liniștească ei. Dar când se lasă seara, vine, vine Mirea care uh, este trimis, mă rog, Ceaușescu îi spune, du-te și uh, lini lichidează chestia la... Ceaușescu știa exact ce se întâmplă. Se întâmplă. Păi ea e informat că sunt manifestanți acolo, că el era el era în rămăsese în la și ca să ce să doarmă acolo să nu, conducă pentru, operațiunea pentru să... acolo era da acolo era centrul de comandă al țării deci acolo de acolo putea să Adică el a simțit că seara lumea nu a plecat acasă și ce a făcut plecat. a făcut rahatul praf. Da, nu, no, știa că n-au plecat și în plus... Îi auzea, oare? Uh, da, probabil că îi auzea. Că se auzea de la... De că se aude, dacă strigă CC. câteva zeci da, de oameni, de că e pe partea cealaltă, practic. Alea care au sonoritate, au acustică, totuși, că între blocuri și se aude. N-ai cum să n-auzi da, de, la, de la CC. Uh, dar, da, și el le a zis, umile, dute și termină cu ăștia, mi s-a dus. Să-i termină, adică gata. Da, să-i să să-i să împrăștie, să-i termine problema de acolo și mine s-a dus, mă rog, au, au venit era a dat ordine și le și dat ordin celor din dispozitiv, acum a dat ordin să intervină efectiv să-i termine, deci nu să mai stea să mai... Cu ce arme? Adică inclusiv tank, tab, da, au încercat în, pitralieră... fază, au încercat să spargă baricaj, am aduseseră și o basculantă, deci o mașină din aia și o puseseră, știi? Deci creaseră totuși o, baricadă destul uh -huh. de consistentă. Și ăștia au încercat prima oară să intre cu tabu, să o spargă, știi? Și nu a putut tabu. Deci a rămas blocat, ăștia au aruncat cu molotoave, cu nu știu ce, au dat foc, că a fost o luptă. Și au retras la în timpul ăsta ce se întâmplă. În de unde aveau molotoave? făceau din luat benzină din mașinile din da, mașinile de acolo. Da, da, și făceau și inițiativă. Fă, da, era, erau oameni care bă, vreau să facă revoluție, nu, mi mai văzut să și ei, niște chestii și unii dintre ei făceau așa, adică erau și au tineri, aveau curaj să facă lucrul ăsta. Că în timpul ăsta, ți-am spus, în ei se mai trăgea. Asta mai zic, mă adică mă, că nu e la liber și, da, <coughs> și acum că a dat ăsta ordinul, au început dispozitivele deci cordoanele, deci acum au început să tragă ăștia, trăgătorii din cordoanele de trăgători și au început să tragă, întâi au tras în sus deci au tras așa, pe deasupra și după aia ușor, ușor, ușor au coborât tirul și au început să tragă în plin deci în timp ce au, au, ăștia au trimis un tank care a spart baricada, a făcut o săndări și după aia au năvălit, ăștia, mă rog, manifestanții care erau pe acolo, au început să fugă. Pe fiecare pe unde a putut. Sau, sau pe străduțele alea pe acolo, unii pe la metrou, unii pe unde, fiecare pe unde a putut. Nu s-a pus problema să se disperseze cu tunuri, cu apă sau cu... Nimeni nu și-a pus problema... Deci, la interi, la inter, la inter, nu au fost tunuri cu apă. Deci ei n-au adus tunuri cu apă acolo. Acolo, de la bun început, au fost taburi uh, și tank tab, Tank, mitraliere... Deci, direct, ideea de represiune a omorât oamenii. Da, nu și-a pus nimeni problema să îi îndepărteze, să îi împrăște, să-i trimite acasă și să -i aresteze și să nu-i omoare. Da. Deci, a, nimeni a, din aparatul de conducere a... nu și-a pus problema să nu omoare oameni. Toată lumea a, și-a propus de, să omoare de, oameni. Asta de la început a fost chestia asta cu omorâtul, că asta, eu știi, asta e și o chestie, nu-ți imaginezi, adică totuși e, o, e un prag uh, destul de mare când, când să omori pe păi E sigur oameni, că și, da, tot ce omori. Da, deci nu e simplu. Adică nici în regulamentele militare nu este atât de simplu. Permisiunea de a omori pe cineva. Da. Chiar dacă se opune, nu știu, conducătorilor țării. Chiar și atunci, în perioada respectivă, nu era dreptul de a. dreptul, nu știu cum să zic. Permisiunea de a trage da, în populație poate, nu este înscrisă undeva. Se poate trage, nu e. Deci ult, e dincolo de ultima, să zic, da, apărarea este. statului. Sau au ascuns în spatele uh, etichetării lor ca fiind huligan și terorist și atunci am... Chiar și așa, adică totuși erau decisi să-i omoare. Că țin minte discuțiile care aveau încă loc pe aparatele de emisie-recepție ale armatei încă în 22 când ei încă intenționau să omoare oamenii. Până pe la prânz încă era cu coletele că vin acolo, hai că îi curățăm noi, da. îi liniștim. Adică Criminalii sunt conducătorii armatei, nu, nu știu dacă coletele, era și securitatea. Aia coletele, erau, coletele erau ăștia de la Inter, care erau nu aia care îi împușcau, ci erau extrași. Când se făceau, se, îi, îi arestau câte doi, trei, îi strângeau acolo pe o straduță adiacentă și venea mașina și îi lua. Ale erau coletele de că vorbesc da. și de morți. Vorbesc și de morți, dar... Așa, lejer. Da. Și mai vorbesc de niște femei, adică, niște... lasc le facem noi parașutele, un... nu știu cum da, le, un... de le... Ce mulți sau nu Exact, exact, exact. Găncile care țipă, Da, dar asta e încă... În... E și în 22, adică gradul de criminalitate al comandanților de armată, securitate, nu știu dacă sunt înregistrările alea, știu că alea sunt de la armată. Deci gradul de... Criminalitatea este maximă, adică ăștia își omorau propriul popor, adică militarii ăia, generalii, nu, cei care decideau, nici nu și-au pus problema, domnule, cum să facem să-i trimitem acasă sau să-i arestăm măcar, nu se omoare. Da, asta era ordinul, era bine. Nu? Dar dincolo de ordin, spus, totuși... Nu ți-a spus nimeni, adică nu le spuneau explicit omorâții uh, omorății pe știi? Uh. Bă, nu spunea, trageți, omorății. Ei, nu uh, faceți liniște, faceți ordine, de, terminați problema asta. Terminați problema asta ce putea să însemne, știi? Lichidează pe aia, doi, o moare. Și cum au făcut? Au spart baricada cu tancul și după aia, deci nu, nu s-au de deci liniștit, adică ei nu s-au oprit uh, doar la dispersarea manifestanților de la Inter. Adică, bun, am spart baricada, i-am alungat pe ăștia de acolo, da? Deci am terminat problema. Nu. Ei au urmărit pe ăștia, deci au continuat să-i vâneze după ce au spart baricada. Deci tancurile au înaintat și au început să tragă jur împrejur. Iar ăștia din dispensă... să tragă, nu să-i aresteze, să-i să prindă, să, prindă. Iar să tragă. iar militarii și securiștii și ăștia din, 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 spate au năvălit în, după tank și au început să-i omoare pe ăștia. Să tragă, să-i prindă, să-i aresteze, să-i uh, bată să, și așa mai departe. Deci, au ce se întâmplă cu arestații din, arestații din ziua sau... respectivă? A, a fost duși la Jilava? Și, da. și acolo? Da, acolo i-au bătut ăștia, i-au maltratat, i-au ținut în niște condiții din astea. În numele a ce? În numele faptului că încă nu căzuse Ceaușescu? Adică chiar da. oamenii aia care erau în sistem, înțeleg că ești în sistem, dar așa un, cum să zic, un grad de... Um, previziune a ceea ce se va putea întâmpla totuși dacă nu... Nimeni nu se gândea că nu o să mai fie Ceaușescu? Uh, Asta era gândirea? Da, uh, deci pur și simplu uh, deci, aia se comportau ca și cum nu -ar, ar cădea de deci ei din noaptea de 21 22 puteau ei descărca din camion și călcau în picioare acolo și spuneau că vă arătăm noi uh, revoluție și nu știu ce Dar ei nu-și doreau o schimbare adică eu nu înțeleg o duceau așa bine toți ofițeri aia și sub ofițerii și subofițerii și ce mai erau grade inferioare la Jilava acolo Adică chiar intervine nu... Vine chestia asta. Știi, Cred că... Există, există un... O, o, așa cum ți-am zis eu, că ăștia se uitau la, pers, la civili, la oamenii obișnuiți, se uitau... Da, eu o explicație a ta pe care încerc să o asimilez, în dar... Noi nu aveam aceeași, noi nu tream în aceeași țară cu ăștia, știi? Adică noi eram un fel de... Ei aveau niște privilegii, adevărat. Și plus de asta e chestia asta de castă, știi, adică unii dintre ăștia păreau că au luat o personal, înțelegi? Deci uh, uh, pe, cum să spun, au luat o personal, în sensul în care revoluționarii aveau o problemă cu ei personal. Deci nu cu Ceaușescu sau cu regimul, cu ei, cu ei personal, știi? Adică gesturile de violență ale oamenilor ăștia la adresa revoluționarilor erau niște gesturi de persoană care este personal afectată de acțiune, adică tu ești revoluționar și cum să spun sigur, eu pot să trag în tine să te omor știi că așa mi-a dat ordinul Ceaușescu și sunt bătut în cap și trag în tine dar sunt unii care sunt sadici adică eu vreau, eu chiar, chiar vreau să fac chestia asta, eu personal vreau să te omor, știi, nu că mi-a dat ordin Ceaușescu, eu cred că trebuie să te omor, că așa, așa judec eu de asta este un grad de animalitate care, nu știu în sentimentul că E oarecum specific României lui Ceaușescu de atunci. Adică, faptul, faptul că nu s-a întâmplat în nicio altă țară și acolo au fost schimbări de regim de parcă dincolo, era fraternizare între comuniști, nu era nicio fraternizare, dar totuși oamenii nu și-au pus nici în Bulgaria, nici în, n au pus problema să omoare poporul. Deci, de Ceaușescu și de cum, ai, cum ai spus și tu. Deci ăsta este nivelul de animalitate și îndobitocire la care ajunseserăm, adică ura asta uh, complet generală, generalizată, o ură din asta, to toată lumea, băi, deci ăștia urau, pe, urau persoanele astea, știi? Uh, uh, cum să spun, uh, E o fază la un moment dat, la Timișoara spune cineva că îi vedea, la, unii au văzut Deci, aici, când au început ăștia la Timișoara în piața operei să tragă în piață, unii erau într-un colț așa și lumina, lumina de la becurile alea de la neoane nu se se stinsă și se, se, vedea, îi vedeau, le vedeau fețele astea la care trăgeau, știi? Și unul dintre ei spune, bă, trăgeau cu bucurie. Trăgeau cu bucurie. Cu bucurie, da. se bucurau când da. trageau și bă, explicațiile astea, cred că s-au scris tone de cărți cu criminalii, psihopații, cei care adică, sunt în încercarea de a înțelege dinamica asta unei persoane care face parte dintr-un dintr aparat din ăsta represiv și se, dă, se face crime, știi, din astea, știi, și mai încearcă să înțeleagă, bă, ce gândește ăla, oare, cum e, de ce face chestiile astea, știi, și uh, nimeni, adică sigur, există multe explicații care pot fi uh, date la așa ceva. Dar. Uh, Colege! Uh, nu știi niciodată, adică e foarte greu de explicat. Poți să dai niște uh, explicații în astea uh, parțiale, poți să, poți să încerci să înțelegi lucrurile. Nu i de înțeles. Uh, uh, E un, o chestie pe care ți-am spus-o, faptul ăsta uimitor, că în toată perioada asta nu au existat persoane care au să refuze să Asta mi se pare, mie, degradant pentru țara asta. Da. N-au fost oameni care să spună nu. Nu da. vrem să participăm la un masacru. Și n-au murit un om, doi oameni. Oamenii ăștia au murit cel puțin până, până în 22... Sunt câteva sute de oameni, nu? Da. Sute? Da. E un masacru, nu e trei oameni. 185 sau așa ceva. Este un masacru, deci nimeni n-a zis nu vreau să. Ce se întâmplă cu Stănculescu care și-a pus piciorul în, în gips? E unul dintre cei care n-a vrut să... De la este vinovat pentru Timișoara, pentru... Cum adică? Păi da, când... când ce cu piciorul în gips? Adică salvează ceva? Da, ce, ce sens... Stănculescu... Stanculescu. Sau și-a dat seama, bă, el a, dintre toți a zis, bă, în două zile pică, nu chiar azi, dar răs pe mine pică. Stanculescu e un personaj interesant, probabil unul dintre cele mai interesante personaje din perioada asta, pentru că el e și e un, un comandant, un militar atipic nu e nu, nu e din aceeași clasă cu milea, gușă și ce era e un cap peste ăștia uh, ca ce școală avea uh, tot așa, adică, era școala militară dar era, a, un nativ, tip, era omul nativ dotat era altfel om, a, da, ok era un tip inteligent, nativ uh, și educat, cult și citea, adică era un, nu era era o asion, brută din nu, asta brut, de la da, 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 da a văzut numai tancuri și ulei și a învățat manuale din astea militare. Motiv pentru care el a și a avut o carieră foarte uh, bună în timpul regimului. A devenit un om de încredere al lui Ceaușescu, care l-a pus în fruntea Romtehnică, acum îți spuneam, da. adică i-a dat comerțul cu arme pe mână. Uh, Stânculescu, fiind un, primul, unul din uh, Ministerul Apărării Naționale, el era, uh, să zic, al patrul, al... Uh, 4, al treilea după Milea. Adică era ministrul apărării Milea, primul adjunct era Gușă, care era șeful statului major, după ăsta era Ilie Ceaușescu, care era comandantul uh, com, com, corpului politic al armatei, nu știu, comitetul politic al armatei, și după aia era Stănculescu, care era adjunct cu înzestrarea. Adică asta era ierarhia, să zic, uh, militară. Deci Stănculescu era al treilea uh, după Milea și al patrulea în ierarhia militară. Dar el totuși este un om de încredere al lui Ceaușescu. El beneficiază de chestia asta. Și când spuneai tu cu cei cu Stănculescu, Stănculescu de exemplu când Ceaușescu, mă rog, se discută trimiterea acestor, acestui grup de lucru operativ al armatei la Timișoara, Stănculescu se cere el. E cel Stănculescu merge la Ceaușescu spune vreau să merg și eu la Timișoara. Așa. Adică să particip și eu la treaba. Vreau să cred că... Mă duc. Înțelegi? Așa. Pentru că Stănculescu nu avea ce să caute aia acolo. Adică el fiind cu înzestrarea, ăia la Timișoara aveau nevoie de cu totul altul. Adică, face sens să-l trimis pe șeful statului major, pe locțiitorul de la direcția operației a Ministerului Apărării Naționale, adică băieții care mă rog, se ocupă cu armata, cu tehnica, cu asta. Să facă planuri și așa. Stănculescu ce să facă el de la înzestrare la Timișoara, știi? Uh, și Ceaușescu e încântat de idee Păi sigur că vreau și eu, omul meu loial Să meargă acolo uh, Stănculescu, mă rog, el mizează Pe chestia că el, mă rog, fusese la, el Relocuise în Timișoara În, în perioada cât fusese, acum fusese La garnizoară în Timișoara Comandase acolo o unitate Și uh, Participase și la Reprimarea studenților de la Timișoara în 56, când uh, se, ei se solidarizaseră cu mișcarea din Ungaria, și cumva, mă rog. Colecu -iliescu, colecu Iliescu la, la riescu, reprimare. Da? La reprimare și cumva în chestia asta. Și cu mai... Ceaușescu. Da, și spunea că, domnule, eu știu acolo cum e cu Timișoara, mă, că vreau să merg să rezolv situația. Câți da? ani avea atunci Stănculescu? 60, nu știu că avea. avea. Poate, poate chiar un pic mai tânăr? Chiar nu știu. Nu te că e inter 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 interesantă și perspectiva vârstei. Da, oricum era... Cred că era destul de tânăr, așa nu era... Asta zic că era el a ținut până... Asta zaharisit. Așa. Și... Uh, se duce la Timișoara. Da, se cere. Se cere. Să meargă la Timișoara. Sigur. Ceaușescu de acolo, Milea, a strâmbat din nas. Undeci, deci Stănculescu se cere la Timișoara, Ceaușescu e încântat de treaba asta, îi zice da ok, Milea nu prea încântat și merge la Timișoara, Stănculescu, unde e omul care face niște planuri acolo, are niște planuri operaționale pentru dispunerea unităților, tankurilor care fac ce se întâmplă la Timișoara. Deci el e implicat direct în organizare, în ordinele care s-au dat Motiv pentru care a și fost judecat și condamnat în 96-97. Deci, Stăncurescu e unul dintre actorii principali în masacrul de la Timișoara. Dar el deja, pe 20, vede, a văzut care e dinamica lucrurilor, vede că numai, situația nu mai. Și a început să proceseze dintre a toți comandații. A început să proceseze un pic situația și deja începe să-și facă niște strategii din astea. De exit. De exit. Mai degrabă. Da. De, de, niște strategii de exit personal. Și atunci, de exemplu, când se pune problema ca să iasă, să citească o sta I s au dat ce așa să adună, să iasă ăștia de la armată în balcon și să în balconul operei unde în față erau 100 și ceva de mii de oameni, 200 de mii și să citească că s-a dat stare de urgență, în stare de necesitate, pardon, la, pentru Timișoara, ceea ce însemna că n-ai voie să adunări mai mari de doi oameni, nu știu ce, știi, era ridicol că în fața ta erau 200 și ceva, adică Na. Ăsta era planul de comunicare al lui Ceaușescu. să planul de comunicare. Se anunțe aici. pe cei. Da. 100-200 de mii de oameni, că era stare de necesitate și nu au voie să stea mai mult de doi în piață. Și. Uh, deci, asta e prima. o chestie uh, mai puțin cunoscută, dar asta e prima fentă a lui Stănculescu pentru că simulează un. Uh, o, un atac din asta o chestie la ficat și spune că mă doare, nu, nu pot să ies să citesc chestia asta și se duce gușă și citește. Deci ficase pe stânculesc. Da, pe ei normal cu trebuia să citească dar ăsta s-a dat defect Bun, e clar. Deci cineva a mirosit. Deci a dacă a mirosit era ceva chestia asta de și discutat nici -a vrut după aia și îmi că ieșind în față și spunând chestia asta ar fi putut fi și ulterior, vedea lumea că face chestia asta, știi? și le urme pe acolo da și în 20 seara este chemat la bucurești deci mi se a să se întoarcă și se întoarce cu un uh, uh, avion care vine și îl aduce la bucurești în 20 seara uh, uh, da 20 Uh, și eu cred că aici eu cred că e de fapt expo, uh, explicația pentru care uh, se întâmplă ce se întâmplă pentru că eu cred că Ceaușescu îl cheamă de la Timișoara, special la București pentru că deja vroia să-l înlocuiască pe Milea uh, la comanda armate, nu mai are încredere în Milea care e din ce în ce mai uh, apăsat și mai uh, să spun, de busolat, așa de lucrurile pe care trebuie să le facă și Ceaușescu simte că milia nu prea mai face față la chestia asta și că e un pic cam dubios și vrea să-l aducă pe, de fapt ăsta e sensul, să aduce pe, să aducă pe Stănculescu să-l aibă la îndemână la București în caz că se întâmplă ceva să fie acolo omului și Stănculescu face chestia aia, că, că ziceai tu cu gipsul deci de la aeroport, se duce și duce acasă și îl sună pe șeful spitalului militar și zice că să-i facă ceva ca el să să fie bolnav, să intre în concediu medical, ceva să-i facă. Și ăla <fie> îi spune, păi vină până la mine, îți pun piciorul în gips Și s-a dus, i-a pus piciorul în ghips. Înțelegi? Și ă, asta se întâmplă <cătă> După care vine ziua de uh, 22, când uh, Milea se împușcă. Uh, după uh, o discuție din asta, în dimineața de 22, uh, Ceaușescu i dăduse ordinul Milea, în seara de 21, să mai aducă niște unități de blindate în București. Pentru că Ceaușescu zicea să aducă unitățile de blindate, fie tancurile, a zis, tancurile aici, în fața CC-ului, să vină, și de aici să mergeți și să puneți ordine în București cu tancurile, cu că vrea să uh, planul Ceaușescu pentru ziua, lui, uh, ziua de 22 era un masacru și mai mare. Uh, ca să fim clar că el va aducea tancurile ca tancurile să meargă prin București și pe unde vedeau așa să treacă, să iau mare. Uh, și să uh, se întâmplă chestia asta, ies marile ies oamenii de la marile, de pe platforma industrială, de la marile fabrici din București, dar deja dimineața se strâng și încep să meargă spre, vin spre centru. Ce Tancurile au, au fost poziționate sau au, au rămas la senat? nivel de plan? Păi nu, începuseră, unele dintre ele ajunseseră, unele dintre unitățile astea au ajuns în București dimineața și începuseră să intre în oraș. Pe, pe... Și asta trebuia să fie dată lui Stănculescu. Uh, nu, încă era Milea. Era încă, Mil încă Milea, Milea Ministrul Apărării. Și uh, uh, dimineața, pe la 8.30-8.40, Ceaușescu îi cheamă în ședință, îi, îi cheamă la el pe Milea, Vlad Postelnicu ce au făcut, adică cum, ce măsuri au luat ca indicațiile lui, ordinele lui să fie respectate și îl întreabă pe mine unde sunt tancurile, dacă au venit tancurile pe care le ceruse în noaptea de 21. Și Milea, mă rog, îi zice, da, sunt în drum și din, mă rog, cum era el, obosit, stresat, terminat, ei zice, în loc să zică că sunt pe șoseaua Olteniței, ceea ce se s întâmplat, că început să se pe șoseaua Olteniței, îi spune că sunt la Oltenița. Tancurile. A enervat Ceaușescu, adică la Oltenița. A făcut în toate felurile, a făcut albie de porci. Pe Milea, ești incompetent, ești tâmpit, ești... a făcut cum i-a venit la gură. Și ă, asta, mă rog, după ședința asta, Milea, care oricum era răbușita, dat complet. Asta e scena în care iese și se duce la uh, un ofițer din ăsta, uh, îi cere cureaua cu pistolul, intră în birou, uh, că el, el lui făcuse era un birou de comandă în, în Comitetul Central, în birou unde erau gărzile patriotice și se duce în birou acolo și pune pistolul și trage, se împușcă în piept. Știi? Și uh, cade acolo lângă birou, ofițerul de serviciu se ridică, nu știu ce, a auzit împușcătura, se agită aia pe hol, îl iau pe mine îl pun pe o canapea. Uh, uh, chestia că Milan n-a murit atunci. Deci n-a nimerit uh, inima și a, nu era mort, adică agoniza acolo. Și pârcălă, colonelul Părcălăvesc, care era și gărzilor patriotice, fuga la uh, cabinetul 1 să anunțe chestia asta, că și el a vrut să raporteze acolo, la aghiotanți, la, știi? Dar n-am mai apucat să spună chestia asta pentru că ăia l-au împins și Ceaușescu a deschis ușa și pur a în față în față cu Ceaușescu, știi? Și ce s-a întâmplat și Părgălăbe permite să raportez uh, uh, ministrul mine s-a sinucis, știi? Ceaușescu când a, a auzit că s-a sinucis a înțeles că e mort, normal, nu a, și a zis, faceți un comunicat, ăsta e trădător, nu știu ce, și a, a, a comunicatul ăla. Păi el cu, ce l-a ajutat comunicatul ăsta? Îl ajuta? A fost televizat? Da. La ce oră era? 11 și 11. ceva, da. A fost televizat, au fost două, deci a fost citit de două ori la televizor uh, și în forme diferite, adică modificate, nu mai știu, erau niște... De către Ceaușescu? De De două ori a dat? Adică... Da, uh, Rafistolat un pic. Rafistolat un pic. <gântu -i> și ce l-a ajutat? L-a ajutat pentru că el uh, construia teoria următoare, în caz că se uh, uh, tot ce se întâmplase până atunci, inclusiv morții și uh, represiunea și nu știu ce, fusese vina Milea, care, uh, uh, fiind descoperit, el, Bilea, a lucrat împreună cu agenturile străine da, la chestia asta, și fiind descoperit, s-a împușcat. Deci vrea să dea vina pe Emilia da pentru pe morții pentru tot. De, atunci, de până atunci da. și Timișara și București. Timișara, și București. Ce șmec? era de fapt și un pui de șmec atenție, da. nu era chiar doar o, un, un gând. A, eu cred că această idee se conturase deja în capul lui Ceaușescu încă mai dinainte, din momentul când uh, l-a chemat pe Stânculescu și cred că de asemenea mai cred că mine și-a dat seama de chestia asta. Deci mirea și-a dat seama cumva că lucrurile astea, că dacă se, se ajunge la o situație limită și se, va ajunge, se urma să se ajungă la o situație limită, Ceaușescu va sacrifica pe cineva ca să scape. Și atunci s-a gândit, el practic când a plecat de la Ceaușescu, avea așa, adică ori rămân și Ceaușescu o să mă facă țapi spășitor și o să mă trimită la plutonul de execuție, o să dea vina pe mine că am omorât eu oameni de capul meu așa, ori vin ăștia revoluționari și știind că eu am tras în ei, o să mă omoare. Știi? Deci milea așa, cum era el obedient, un, un om foarte uh, din ăsta așa militar, așa, el a avut o doză de Nu știu, umanitate între ăștia Pentru că el chiar și-a pus problema Că ar putea să pățească să fie responsabil De ce a făcut Dacă e umanitate sau pur și simplu frică, frică că... Nu știu, dar păi asta nu știu e de că... notă și o care, Uite, de exemplu, Vlad nu și-a pus problema asta Știi? Deci Vlad n-a avut nicio apăsare o... După ce a plecat s-a ascuns pe acolo Și după aia a ieșit Să facă guvern Da, să facă guvern deci nu a avut genul ăsta și nici nu s-a... Adică nici nu i-a fost teamă că o să răspundă pentru chestiile pe care le-a făcut. Știi? Mirea lumile a fost teamă, nu știu. Poate ăsta e un semn că mai avea ceva nu știu, sentimente. Poate se gândea la familie, nu știu. La dar, dar cum a ajuns erou Mirea? Păi în felul ăsta a ajuns erou. Că s-a împușcat. Am înțeles, dar buna e... Uh, să zic, uh, pentru că imediat. Una e uh, gestul lui, și alta e gestul oficial al statului, dar de declara erou. Uh, și păi bulevard. bine, pentru că practic prin sinuciderea Lumilea, care a fost vândută din dinamica evenimentelor, pentru că oamenii au ieșit pe stradă, au intrat în, au pătruns acolo în ce, -ce uh, și uh, aici intră, mă rog, în scenă Stănculescu care e chemat de acasă de Ceaușescu după sinuciderea Mina, Ceaușescu zice aduceți-mi pe Stănculescu. De fapt, e, el l-a căutat primul pe frate su, pe Ilie Ceaușescu, l-a căutat e, și probabil că s-a gândit să-i dea lui Ilie Ceaușescu comanda armatei. Că l-a căutat pe Ilie Ceaușescu, nu pe Stănculescu primul. Dar nu l-a găsit pe Ilie Ceaușescu. Și atunci a zis, bine, să vină Stănculescu. Știi? Au sunat ăștia L-au sunat pe Stănculescu, Stănculescu a zis, bă, eu am piciorul în gips, nu pot să vin. Știi? Și au spus, i-au comunicat lui Sanctuarșul Ceaușescu, mă rog, tovarășul secretar, în Stău, general, Stănculescu nu poate care are piciorul gips. Mă voiți. Așa. Ceaușescu era cum era, dar prost nu era, știi? Și am zis, păi, dacă nu vine, spuneți că l-aduc arestat. Nu se joace cu mine. S-a -a prins Ceaușescu că ăsta vrea să se dea. Se să se profileze, așa. Știi că nu era idiot. Și, într-adevăr, chiar așa au și făcut. Că, cât a zis Ceaușescu cu chestia asta, au și plecat doi ofițeri de la Direcția 5-a cu Dacea, acasă la Stânculescu, știi? Că nu era glumă. Și l-au adus. L-au adus. Deci Stânculescu a venit și a, și a dat jos gipsul. Și uh, când mă rog, când au ajuns aceștia acum. Ha! Și... Deci, a dat jos. Pentru că el îi conduce pe uh, da, acoperiș bă, la elicopter. Nu, deci, nu ce a, a dat jos. Nu i-a condus pe el pe acoperiș, asta e o legendă. Nu uh, cu Lenuța care zice nu. să ai grijă de copii, Victoras. Nu Ok. Nu. okay. -a, nici, nicio Bun, deci, deci Stănculescu vine în CC fără gips. Fără gips, a, a dus de ăștia de. Uh, și -a, a fost adus... rușine să. Nu. Uh, ăștia doi cu uh, de ăștia doi ofițeri de securitate și împreună cu aghiotantul lui care venea la el la casă și când a văzut pe ăștia cu mașină, a văzut pe Stănculescu cu, scosul, cu, scosul, cu scosul, a zis, haide, vin, mergem la Comitetul Central. Haide la Comitetul Central și Ceaușescu i-a zis, Pre, preiei armata, uh, mergi și oprește. Mergi și oprește, adică mergi și oprește pe ăștia, omoară-i, cu ei. Uh, deci de spus că deja ți-am zis, scolo, oamenii pătrunseseră deja în ce puserea, să intre în piață, știi? Să vină spre CC. De fapt, nu, nu, nu încă nu pot să în piață când Stănculescu prea comanda, dar Stănculescu se duce și spune, dă el ordinele telefonice, nota telefonică 38 și 39, spune acolo că unitățile să se retragă în cazări. chestia pe care <coughs> scuze, el o prezintă după aia ca fiind, uite, i-am dat un ordin contrar a ceea ce îmi cerea Ceaușescu, deci practic din momentul ăla eu l-am trădat pe Ceaușescu și am facilitat victoria, uh, victoria Revoluției, Revoluției știi? Iarăși eu... Că știi, ar fi, fost masacru, mă, da, cel, mă. Dacă eu respectam ordinul lui Ceaușescu și drăgeam cu tancurile și nu știu ce, ceea ce evident că este o foarte mare șmecherie din partea lui Stănculescu, pentru că oricum erau, iarăși, suntem în situația Timișoara 20 decembrie, erau sute de mii de oameni, Îmi puteai să aduci tu câte tancuri vroiai. De fapt, o parte din tancurile alea care intraseră în București erau deja blocate de mulțime, că mulțimea mergea spre centru și aia nu mai aveau cum să treacă, să ajungă cu tancurile la CEC, Stăteau pe acolo, rămași, blocați. Și uh, aceeași uh, chestie are și Stânculescu. Domnule, retrăgeți-vă în unități, că nu se știe ce se întâmplă, știi? mai bine să nu uh, și le și spune și unde se poate uh, negociați cu, uh, vă înțelegeți cu revoluționarii, uh, vorbiți cu ei, adică nu să uh, să, să, nego să cum să zic, să-i obțină o negociere cu ăștia și să se poată Să extrage. vadă care e treaba, da, probabil, o temporizare. Extragă, să se extragă din, uh, <gânt> din chestia asta și în realitate așa se și întâmplă. Cordoanele militare care erau deja anică, dispozitivele care erau în jurul pieții și așa, încep să o taie, să duc spre unități. Ăștia de la interne, când văd că au plecat militare cu tabule și așa, au rămas un pic să vadă care-i treaba și când au văzut că vin manifestanții, au tăiat-o și aia, că n-au singur ce să facă, știi? Dacă a plecat armata, na, nu mai putem, ce putem Cum? să facem noi? Pulanele, n da, ce cu să... scutul și cu... Sau <laughs> căra și ăștia, bine, aia fugăriți de mulțime, că... Na. Deci asta e teoria Mai erau scutiere în 22? Erau, da, păi erau acolo, pe străzile alea pe, pe străduțe care blocau accesul spre Comitetul Central Mai erau și unii care erau mai mult, Erau și de la școala de la Băneasa Au fost să se radu și îi ținau pe acolo S-au cărat toți, adică au tăiat-o Și lumea a intrat în piață A început să intre în piață după chestia asta și ăsta e episodul în care vine Ceaușescu, era acolo, și vine unul dintre secretarii lui și îi spune, și Nicolae Ceaușescu, să știți, lumea a intrat în piață. <coughs> și ăsta spune Ceaușescu s-a făcut cărămiziu în momentul ăla, a, a nu știu ce a zis că ăștia strădători adică se referea la ăștia din armată și care trebuia să oprească și securitate. Și uh, a cerut o portavoce, deci a ieșit și a zis dați-mi da o portavoce să ies afară și să le explic să, eu, să le explic așa. aici, ne, inițial i-a zis lui i-a zis lui Dăscălescu ieși tu afară și ieși <laughs> afară și explică-le. Explică-le tu la... Da. <laughs> da. Și Dăscălescu, tovarășul, dar știți numai dumneavoastră. vă puteți că, să le explicați. explicați. n-avea na, niciun chef să ia cu el, ce a, da, bine, a. Deci a luat portavocea și a ieșit în balcon, să, în balconul CC-ului, să vorbească cu, cu, oamenii. Și ăla e momentul ăla în care încep ăștia să arunce în el cu bețe, cu unele, cu pietre, cu, mă rog, și asta și Ceaușescu pur și simplu. Moment a... care nu apare nicăieri. Este o poză. O singură poză da. există. Da, o poză cu Ceaușescu cu portavocea albă în mână, mm -hmm. se vede capul lui așa pe... Ba voi poți pe să cauți Ceaușescu portavoce... portavoce ce, 22 bucun. decembrie. Uh, și și la lui cu portavoce și se vede că e doar da, de da, da, sus, de deja se as... vede, din, din balconul ăla. Cine a făcut oare poza? Nu știu, probabil un cineva care era atunci în piață și l-a văzut și l-a pozat. Uite, prima, mă, la primul cadru. Da, 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 da. Singur. Da. Păi singur. pentru comuniști ar putea fi un simbol această poza, adică... Da tâmpitul în fața mulțimii a și cu adică, mă, adică, asta zic că el, de aia ți zis că omul nu se nu juca teatru, chiar așa era, adică nivelul ăsta nu era, <laughs> și nu era. cu forța la și trebuie și jumătate de milion de oameni bine, atunci nu erau jumate că da, așa. cât era, 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 nu se strânsese 250 de mii erau primii care intrau acolo, erau mulți grupuri uh, dar oricum îți trebuie un mare care cu... Acumatică, și o să ieși peu, pe știi, să ieși și să, cum? Să, tu singur și să le explici celor a nu știu ce după ce e dar cum altfel te, te, te înmoi și te prelingi ca un da. covor dacă nu ai... de aia zic că el era așa nebun și în, în chestia asta el chiar credea că poate să mai oprească lucrul ăsta și atunci se întâmplă că aruncă cu bețe și cu niște petroi așa și el rămâne un pic adică un pic, rămâne înghețat în balcon deci Ceaușescu rămâne blocat în balcon după faza asta, după ce ăștia începă să arunce cu el, în el cu, adică e o chestie fizică, știi? Că deci, Ceaușescu, contactul lui cu oamenii, nu, era așa, de la în distanță de o de kilometri, știi? Dacă nu ești acolo aproape și pur și simplu nu aruncă cu pietre în tine, știi? E cont, și a rămas așa. Deci a rămas împietrit în balcon. A țipat Elena Ceaușescu, micule, hai, știi, și ăștia au ieșit gărzile din, așa, și l-au luat pe sus pe Ceaușescu, înțelegi, adică asta e încă o chestie cu plecarea din CC, că Ceaușescu a fugit din CC și, să că se pregătea să, adusese elicopterul deja și uh, se pregătea să fugă și așa, dar... Uh ideea mea este că Ceaușescu n-ar fi fugit nici măcar atunci din uh, Comitetul Central el dacă n-ar fi fost în starea aia de șoc, să nu înțeleagă ce se întâmplă cu el și să le permită ăstora să-l ia pe sus și să-l treacă, să-l împingă în lift, e discutabil dacă el uh, ar fi acceptat până la urmă să plece. Și ce ar fi făcut în fața mulțimii, Ar fi linșat? Păi probabil că... Ar fi, -ar fi fost linșat. Gaddafi. Da, ar fi fost Gaddafi Uh, și... Uh, Dar Pe Gaddafi a fugit ca un laș, adică atenție, Gaddafi... bine, probabil dacă pătrundeam, dacă mulțimea intra păi în din ce, ce mi arăți aici să ducem fața lor, să le zică, tovarăși, nu știu, poate că... Stați da. așa, o da. să, să vă explic. În primul, cred că în, prim, să... în primul, rând n-ar fi fost prea bine pentru ăștia care erau lângă el. Stant că var, pe toți. Ce, pentru că le spunea să-i trageți. Adică în CC era, erau, ăștia erau tixiți de arme. Deci erau un armați până în dinți toți. Deci erau stive de muniție acolo. Adică ei aduseseră 21 să se ia aduseseră acolo muniție și armament ca să reziste. Știi? acum unii zic că Vlad a dat un ordin atunci cu câteva minute în urmă înainte să ăștia să lase, să lase muniția și să se care securiștii, știi? Dar unii l-au primit, alții nu-l primiseră, știi? Și mai erau ăștia de la direcția 5 -a care ei tot aveau arme, știi? Aveau, numai că aveau calașnicoave, aveau puși mitralieră, înțelegi? Aveau grenade, grenade, înțelegi? Deci nu știu, nu știu ce s-ar fi întâmplat, ce acolo, dacă se întâmpla chestia asta, dar cu siguranță mulțimea ar fi iar fi sculberat. În final, bineînțeles. Deci... Iar fi spulberat că nu era, nu se, adică era, era era ceva imposibil de imaginat, Când a zis Vlad că după aia Vlad a zis că a zis ceva de genul că eu aveam atât muniție acolo și armament că ar fi putut să omor 10.000 de oameni în piață. Păi foarte frumos. Și a, da, după, după, aia, aia ce Da. Și nici nu <coughs> se punea problemă. Deci cumva chestia asta cu Ceaușescu blocat așa și luat pe sus a fost o chestie bună pentru aia din jurul lui, deși, apare, deși inițial au ăștia au rămas cam așa, știi, pentru că el n-a dat niciun ordin, nu le-a zis nimic. Deci l-au luat ăștia, au trecut printre ei, n-a zis nimic, ăștia au rămas așa, adică ce facem acum, știi? Ce facem? <laughs> Și ei nu mai puteau să iasă din CC. Păi nu mai puteau să iasă din CC, că lumea era intra în CC. <fie> erau blocați acolo. Ăștia l-au luat pe Ceaușescu, l-au bogat în lift și hai pe acoperiș la elicopter. Ăia de afară lumea văzuse elicopterul și nu erau atât de idioți încât să nu-și imagineze de ce au adus ăștia elicopterul, elicopterul aterizase pe comitetul central, deci toți de afară și-au și dat seama că ăla elicopterul venit să-l ia pe Ceaușescu. Și atunci au început să alerge pe scări spre acoperiș. Helicopterul când a fost chemat și de către cine? Chemat de că adică au fost mai multe chestii din, din 21 din, din 21 încă uh, Început începuseră ăștia să se gândească ca cum ar putea să-l scoată pe cu ce trasee sunt și uh. Stănculescu cu neagoe de la direcția 5, a șeful direcția 5 și cu așa, se gândeau ei cum să facă și Stănculescu inițial l-a întrebat pe Neagoie dacă se poate prin subsol, adică prin tunelurile alea care ieșeau din CC și avea Ceaușescu niște, niște chestii din astea, știi? Și Neagoie a zis că nu se poate, că tunelurile alea nu sunt sigure și nu sunt finalizate și, mă rog, nu, nu duc prea departe, că iese pe la piața 4 undeva și nu e mare chestie. Că, dar în principal că nu sigure asta a fost și a abandonat ideea, după care s-au gândit să facă o coloană blindată și să îl suiem tancul și să meargă cu el, nici asta nu mai putea fi făcută și atunci a venit ideea lui ăsta neagoie, Stănculescu a spus că ideea lui a fost, dar mă rog, asta a fost sugerată de fapt de neagoie, de, de, de șeful direcția 5, a zis, cu elicopterul, știi? Și uh, ei au zis că cu elicopterele noastre, că aveau niște elicoptere ăștia de la interne, de la securitate, dar Stănculescu l-a sunat pe rus, pe șef aviației și a zis să-i trimită elicoptera aeronava prezidențială. Mi se pare timingul, aș putea să zic, să zic că a fost perfect, dar e dubios de perfect, că Ceaușescu vine elicopterul, el lua de ăștia pe sus, suit în elicopter și pleacă fix înainte ca uh, revoluționarii să vină să-l omoare. Să-l linșeze. plecat, au lipsit uh -huh. cam 5 minute. Așa? 5 minute, da. Uh, că el, când... Care luaseră deja mitraliere. Nu, că care... Urc... Asta a Oia este... care, uh... care urcaseră acolo unii dintre ei, nu știu... Marieș, da. el a, luat, el a fost primul a fost primul pe acoperiș, luase mitraliera și a zis mă, să m-am dus să-l omor cu mâna mea. Okay. Da, nu știu. Am. deci nu știu, a am avut un... Nu, nu, nu zic dubios că... Nu, zic cum să zic, dubios, între ghilimele, să nu pară că e o conspirație și aici. Uh, uh, fabulos de norocos pentru Ceaușescu, într-un fel, ca la 5 minute a reușit să plece că altfel acolo se da, că se întâmpla el, ceva e, mult mai sau, ei s -au blocat, grav s-au blocat în lift, adică au avut timp ăștia să ajungă și ei pe scări sus și se și vede că în momentul când ăsta Ceaușescu e împins în elicopter ă, și ăsta pilotul încearcă să-l ridice elicopterul deja mai, ăștia sunt acolo pe acoperiș. Mărești așa și așa. Pentru că Măreș ne-a povestit că el a tras cu mitralera dar era deja sus elicopterul. Acum nu știu să zic asta. El ne-a povestit și părea că, cum să zic, că chiar și amintea... Poate că să, eu, eu, zic ce ne-a povestit la... Eu? eu, nu știu, asta, povestea, știu ce a declarat, ce au declarat, de exemplu, ce a declarat unul dintre ofițerii de la Direcția 5 -a, care l-au soțit pe Ceaușescu până sus, adică până la elicopter, că au pătruns manifestat că erau ăștia care veneau pe acoperiș, că au încercat să se apropie de elicopter care încă nu decolase și că unul dintre colegii lui ea, o, a pus mâna, adică le-a zis opriți-vă și -a oprit. avea kalashnikov la el. Și sau au mă rog, s-au oprit și în momentul ăla, ăla uh, elicopterul a decolat. Asta e declarația acum Manușescu. Aici, ce zice Doru Măreș, coincide cu ce spui tu. Cu muniția și tonele de armament care erau acolo. Da. Care au fost lăsate de izbeliște. Da. Adică se pupă a... povestirea lui Pentru Doru un... că a luat o mitralieră de acolo, că era plin de arme. Da, în fine era într-adevăr, deși ăștia care au intrat după aceea m-au au luat. Bine, poate n-au luat toți, că nu știau da. toți să, ne să tragă cu mitraliar sau nu s-au gândit. Poate da, au, nici nu s-au gândit. Poate nici știau ce fac. Că, spun că mulți nu au stat să vadă, adică mulți n-au stat să ia, să se înarmeze acolo imediat. Oamenii, Eu cred că dacă ar fi fost pe acoperiș, ar fi fost câțiva care povestea să povestească cum au fost acolo și au... Să pucep, da, eu nu. Rata. Da, în fine. Eu, eu, eu știu că nu s-a apropiat nimeni de elicopter și că ăștia au... Pe asta zic că n-au apucat, adică elicopterul s-a ridicat înainte... S-a ridicat și a tras ceva și pilotul pentru că elicopterul era mai greu decât uh, încă încărcătura. S-au sunat, da, s-au suit șase persoane în loc de patru sau cât. și mai era și bă, copilotul, și mai era și mecanicul deci de șist. Scena cu și... Stănculescu nu a existat, cu victoria și ai grijă de copii. Stănculescu nu s-a apropiat de <coughs> acoperiș. Aici el a rămas. Știu, am dat 4.000 de glume la Căța cu, cu pe baza acestei expresii. Da. Victor și ai grijă de copii. Da. Deci nu a fost, e a o legendă urbană. Da, e o legendă, urbană. Nu, nu a avut dialog, nu a existat niciun dialog între, în momentul ăla. Pur și simplu era, Ceaușescu era pierdut? Da, era pierdut, n-a zis nimic, deci el n-a deschis. A fost luat ca un pui așa și pus? Ca, da, luat pe sus și împins <laughs> în lift și suit în, în elicoptere. Na, de Abia în elicopter și-a revenit când l-a întrebat uh, uh, Maluțan unde mergem. Și atunci Ceaușescu a zis, da, să mergem la SNAGOV. Asta toate au venit cumva spontan? Adică decizia asta, pentru că ai zis că elicopterul a fost chemat de Stănculescu, dar Ceaușescu n-a apucat să le zic că faceți asta sau altă, sau trimiteți-mi întăririle. Adică n-a zis nimic. Și ți a da, elicopter s-a gândit, el a făcut un plan, no, mergem la Snagov. Ajungeam, unde să mergem? Și s-a gândit unde? La reședința de la Snagov, aia cea mai aproape. Și s-a gândit că acolo, de acolo poate să aranjeze. Și ceea ce așa, aș a și încercat, am zis la Snagov și a, da, a început să dea telefoane, a cerut două, să vină două elicoptere de escortă, să vină să-l păzească, a sunat să vadă care e situația la Târgoviște, la Brăila, să vadă dacă se poate duce acolo a luat banii ăia adică na, aici și-a intrat un pic în rol și a încercat să găsească niște variante de, de cum spunea el de rezistență, adică nu de fugă știi că nu a mai discutat chestia asta, nu vrea să fugă în Iran sau undeva, el vrea tot în România să ajungă și să continue lupta lui Uh, și până la urmă a decis i-a spus Maluțan să meargă la, la Boteni, era o unitate aviatică uh -huh. acolo gândindu-se, bun, dacă nu mi-au trimis ăștia elicoptere, le las că merg la Boteni și-mi iau de acolo eu, să-mi iau niște escortă, să vină niște băieți cu mine să mă apere, știi? Și atunci a fost episodul în care Maluțan spune, doamne, s-a defectat elicopterul, știi? Și, și ăștia o să sau și le spune și că e posibil ăștia să tragă în noi sau ceva de genul. Știi, nu știu. Nu știu dacă el, el a inventat asta pentru că nu vrea să se ducă cu ceaușescu sau e o fază reală și, într-adevăr, au transmis că îl dă dacă nu. Cu, uh, 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 exista în momentul la interdicție de zbor. Uh, era aerian închis, era totul sub comandă militară, adică nu se zbura, nu, erau zboruri. Și posibil să fi fost așa, cert este că el a coborât cu elicopterul în câmp undeva pe acolo. Și în timpul ăsta în ce ce cum continua să zic revoluția din punctul de vedere al lui Stănculescu, Vlad Stănculescu, uh, Verdeț uh, a... Cum erau fost nu De... Nu știa lumea, nu? Da, unul l un... Da, cred că nu, știa. Și asta Dar bine, nu știu. pe Verdeț îl știau, pe Descălescu știau. știau. Și asta e explicație, Și o altă explicație este că lumea nu-și prea punea problema să-i linșeze pe -ștea. Adică lumea era foarte focusată pe Ceaușescu. Cam aia era... Că el făcea acolo... Da. Eu, eu cred că deja... Deci lumea, toți aveau pata... În momentul ăla toți aveau pata pusă pe Ceaușescu. Știi? Cred că tot Mărieș ne-a povestit că că a fost acea frenezie cu guvernul verde, adică era revoluționar, aveau uh, tricolor pe mâini. Da. Uh, dar asta s-a întâmplat pentru că după ce au intrat revoluționarii cu entuziasm, noua, între ghilimele, putere, că nu era decisă care cum, uh, a început să-și facă planul de a, prelua, putere, a putere, prelua puterea, ca să zic așa, îndepărtându-i pe adevărații revoluționari. Și s-au creat niște baraje, niște... Și de-aia, că eu, eu, sunt filmările cu verde și cu aia că Ei da, făceau eu, guvern, era sunt o frenezie, -a vorbeau acolo... A fost <coughs> guvernul verde, unul, guvernul verde... Așa, cum se întâmplă asta? deci sunt explicația lui Mărieș are o logică așa cumva, că ăștia, pac, s-au prins ei care-i treaba, au văzut că revoluționarii nu i-au omorât și au prins tupeu. Dar mai mult decât atâta, că e o scenă... Deci ăștia pătru, au fău ceaușesc, o pleacă, nu știu ce și un, niște revoluționari din ăștia bântuiau pe holuri pe acolo, știi? Și se întâlnesc cu, cred că cu Verdeț, dacă nu mă înșel sau poate, dar oricum un demnitar comunist de primă, din prima ligă, ca să zic așa. Și când îl văd pe ăla, rămân așa, știi, foarte docili și el le spune, tiranul a fugit haideți să, ne organizăm tovară și să facem aici. Ei organizau. Da. Adică și oamenii cumva erau, știi că e chestia asta, e și o situație că revoluționarii, oameni simpli și așa, nu, ei n-au cum, adică sigur e ușor să faci revoluție și să te Dar să te organizezi, să, dar, trebuie. Știi, să și faci, să, te și Asta arată, știi? Diferența de um, percepție asupra puterii da. între foști, Iliescu și revoluționari, care au era, Adică oamenii dinainte de o zi... Deci Chiar cu toată chestia asta, încă mai exista respectul pentru autoritatea demnitarului. Știi, de stat, adică, cine care au înțeles de revoluționarii, ăștia care, când l-au văzut pe ăla, zis, da, aveau o atitudine. Bă, bă, și asta, așa? și cred că și lipsa de cultură politică de la da, noi. Nu știa nimeni partid, cultură politică, nimeni. de vechi care chiar făcuseră un partid înainte, coposul și restul, cetățenii chiar nu știau, adică era o lipsă de educație la nivel politic, guvern ce e aia? că putea să facă revoluționarii guvern. Primul guvern a făcut de verdeți. Da, Băiți știau că, ei, media, după ei aia, ăștia, știau... ăștia, rămân în birourile alea pe acolo și fiecare birou așa, așa, încep să se strângă. Și verdeți zice, hai da, facem un guvern. Nu mi-a da, ce vrei, ministrul apărării. Da, ăla. Exact. O, Vlad, apare și Vlad, știi? Vlad care inițial când au intrat ăștia în ce, s-a ascuns, s-a dus <coughs> într-un birou, a stat pe acolo. Când au văzut că nu se întâmplă nimic și nu vină aia să-l pagațe de lustră, ai și el cu... ce tu, pe adică și s-a dus acolo în clădire, da, tovarășul la veniți aici să stați cu noi, să facem, știți Da, tovarășul, e mănesc, băi, ăsta e tovarășul mănesc, faceți un pic loc, că ăsta trebuie să vină să stea aici, înțelegi? Și aia să dădea un lătur, cine erau? Erau niște tine, niște oameni din ăștia, muncitori, nu știu ce. Mă, că ei stăteau așa, a, și dumneata, cine ești, reprezentantul de la IMGB? Păi vina și dumneata în guvern aici și, înțelegi? Nu mai știu, era deja, Gelu Voican și Petre Roman erau prea acolo, în primele încercări de guverne sau de ulterior se organizează... Sunt ulterior, stancule. rămăsese la Stanculescu. Stânculescu când a, a fugit Ceaușescu și au început ăștia să intre în GC, a făcut următoarea chestie, el și cu aghiotantului. Și-au scos frumos pistoarele, le-au pus într-un sertar și s-au cărat frumos pe lângă oamenii care intrau în CC, au ieșit pe ușa din față, prin mulțime, și s-au dus. Că stai... nu știa lumea. Da, la Ministerul Apărării Naționale. Stănculescu a avut timp să îi spună unui copil din asta de 13 ani care pusese mâna pe Kalashnikov. I-a zis, nu mai, stai cu minte, nu pune mâna că într-adevăr. Ideea este că toate armele de acolo, care fusese, astea, astea, le lăsaseră exact cum le, adică și inclusiv cu glonțul pe țeavă, înțelegi? Deci nu puteai, nu trebuia decât să apeși pe trăgaci. Păi erau, așa erau toate armele alea de acolo, lăsate, cu munții aia de munți, că ăștia au lăsat armele, securiști au lăsat armele pe unde au putut și s-au cărat, s-au dus prin mulțime, au intrat pe lângă ea și au dispărut. Dar armele au rămas acolo. Știi? Și s-a întâmplat, într-adevăr, ce spui și tu, că unii au pus mâna pe ele, dar nu. Unii. Unul, na. Și. Bun. Asta s-a dus la Ministerul Apărării Naționale, Stănculescu. A intrat în biroul ministrului unde era Ilie Ceaușescu. Ilie Ceaușescu era la Ministerul Apărării Naționale și, teoretic, el era bă, următorul next in line, la comandă. Ilie Ceaușescu, făcând și, mudând și un ordine, mițând, deci, Stănculescu a emis notele alea 38-39 cu intrați în cazări și uh, aveți grijă, pactizați și nu mai faceți așa. Uh, și Stănculescu, într-una dintre note, spune foarte important, -as se ascultă numai ordinele ministrului minist venite de la Ministerul Apărării. Știi? Adică, cine era ministru? Da nu De la cine ministerul era Ministerul Apărării. Asta zic, cine, ministerul și da. ministerul nu avea ministru. Da ministerul, ministerul emitea ordine. El, el avea ministru, că <coughs> <îl> nu se ceaușescu <coughs> pe el, ministru. da verbal, i -i spus Verbal, spuse adică Armata. Dar el când s-a dus acolo le-a zis: tot "Eu tot. sunt Problema noul, este că la Ministerul Apărării era Ilie Ceaușescu care a emis următoarea notă telefonică, nu știu ce, se ascultă doar ordinele comandantului suprem." <coughs> Știi? Alu lui Ceaușescu deci ne aflăm cât a durat acest vid de putere. A fost, a fost foarte puțin. Păi nu, e, sigur a fost. Cât a fost? Da, cât a fost? O uh... jumătate de oră, o oră. Deci, practic, Aici e interesant. Când vechea putere a fost înlocuită cu noua putere. A durat mai mult de jumătate de oră. Pentru că a durat până când. Nu, eu, între ghilimele am zis jumătate da, de oră. Da, adică am vrut da, să arăt că a existat un vid de putere mic. mic. Dar a existat. De unii zic că nu, că doamne, că, comanda era comandantul suprem era Ceaușescu, Stănculescu, deci practic puterea în stat în afară de Ceaușescu. Deci fugalul era. Ceaușescu n-a semnat pierderea puterii încă la Ceaușescu. Deci, vechi, deci Ceaușescu încă este Ele președinte, președinte Bă, nu, la el, nu, i-a dat nimeni, nu la, cum să spun, nu i-a luat nimeni atribuțiile. Știi? Doar că el deci -a România era avea un conducător care fugea de popor. Da. Cine era puterea? Domnul fugea de popor în capul lui. Bun. Că ducea nu. să lupte, nu? Nu, tehnic, de... mă, te mă mă vorbit, era, tehnic vorbind, da. care era, care erau componentele puterii în România, între orele, nu știu. A da, plecat 16, pe la 12 și 12 8 minute. Și... Da, 12 par. și 5, 12 și 6. Așa. Și. Cum era împărțită puterea în România? Deci ceaușescu că era în aer? Da. Stănculescu la Ministerul Apărării? Că nu ajunsese la Guvern, Ministerul Apărării. Încă nu era demis? Nu era demis guvernul. Cum a funcționat România și până la ce oră? A cărei zile? Cred că până seara, nu? Nu. E mai, mai, mai repede să întâmplă. Stănculescu se duce la... Deci el... <coughs> Discuția este asta, formală această notă telefonică în care spune scuze Stănculescu, se, se, ascultă numai ordinele ministrului apărării. Și, nu, ăștia, și procurorii de la SPM zic că ăsta este momentul în care practic Stănculescu îl, îl, îl cum se De barcă. deposedează pe Ceaușescu de... Uh... care Ceaușescu? Ceaușescu Mare. Ceaușescu Mare. Nicolae. Nicolae de uh, atributul de comandant suprem. Mm. Pentru că dacă spui că nu se ascultă decât ordinele de la minister, înseamnă că nu mai asculți ordinele comandantului suprem, că ăla e deasupra. Și, dar deasupra ce se, deasupra se întâmplase cu ordinul lui Ilie Ceaușescu? Păi nu se întâmplase nimic, că în vreme ce ordinul lui Stănculescu este transmis, ordinul lui Ilie Ceaușescu este și el transmis pe așa, dar nu-l primesc toate unitățile, mă rog și nu contează când primesc sau nu-l primesc ăștia, ideea este că Stănculescu se duce țintă la Ministerul Apărării Naționale și practic îl arestează pe Ilie Ceaușescu îl Cu ia pistol zic, sau fără? Fără pistol, ha, nu, fără pistol pentru că spune, <coughs> dumne, vezi că manifestații, nu știu ce, Ceaușescu a fugit uh, bagă-te și tu te, te, bagă-te în birou ăsta, te țin eu ca să te protejezi, să nu vină ăștia să te uh, revoluționare să-ți ia gâtul te stai aici într- un birou. Și te îți asigur eu uh, protecția, știi? Dar preiau eu. Da, și normal că e preia el. E în numele a... el preia funcția de ministru în statul condus de Nicolae Ceaușescu da, în continuare. În numele în, 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 având mandatul dat de Nicolae Ceaușescu, Ceaușescu într un da. guvern care nu căzuse încă. Da, nu avea treabă. Nu tehnic, nu, vorbim tehnic da, acum, ei, din da. punct de vedere nu șt... legal. Da. Deci ei, ca uh... să înțeleg exact cum se mișcau, da. să zic, structurile de putere. Deci Stănculescu era ministru, ministru în statul lui, Ceaușescu. statul lui Ceaușescu. Numai că Stănculescu, acum ce ordine emite și ce acțiuni face în raport cu viitoarea putere? Păi Stănculescu emite, adică nu emite, că nu mai emite niciun ordine, emisese notele alea telefonice și așa. Și Stănculescu este în momentul de față, în următoarea situație. Nu știe unde este Ceaușescu. Pentru că nu, Ceaușescu nu a spus nimănui nu se duce. Teoretic Ceaușescu are capacitatea și organizarea, pentru că și Stănculescu știe asta, că omul și-a pregătit planuri și așa cu mult de mulți ani și are planurile astea de rezistență, să facă el, să are niște oameni, Stănculescu nu știe, dar bănuiește, că nu, el nu are acces la genul ăsta de plan. Deci, uh, nu, dar nu știe unde este Ceaușescu și, Ceau, și, când nu știi unde este Ceaușescu există un pericol. Da, deci totuși nu spui problema că na, se poate întâmpla ca Ceaușescu să facă ceva. Știi? Să... Uh, este lumea afară, buluc, da, care pe străzi și <coughs> ole, ole, Ceaușescu nu mai e. El are comanda armatei dar ce poate să facă armata în situația asta? Armata nu poate să preia puterea <coughs> în, în, situația asta. Adică el n-ar putea să scoată tancurile pe stradă, să înconjoare toate alea și să se proclame șef al statului, Stănculescu. Că știe că n Îl tenta, oare? Nu, nu cred. Totodată ne-am citit ca pe la el a trecut gândul acesta, dar și-a dat seama că n -n nu are cum. stofă de nu, nu, -are conducător, de. adică, el da. ar deveni dictator. Da, dar n avei cum în situația respectivă, bă, cum să zic, într-adevăr, oamenii începuseră să spună, da, da, armata e cu noi și nu știu ce. Poate aștepta da. două zile. Nu știi, adică că trebuia să tragă în oameni. Nu! Plus că pactizase armata cu revoluționari și invers, adică dacă Știu, mai stătea două zile putea să se... Stănculescu, repet, Stănculescu era un tip mult prea inteligent pentru uh, genul ăsta de gambling uh, așa absurd. Știi, nu prea cred că s-ar fi riscat să facă așa ceva. Uh, și repet, el încă nu știa ce se întâmplă cu Ceaușescu și unde e Ceaușescu și ce are de gând să facă. Deci nici să joace super pe față, înțelegi, nu chiar era o idee foarte bună, știi? Trebuia să păstrezi un pic de... Că nu se știa ce se întâmplă. Ce sunt Exact. Întâmplă dacă... Exact. Invers. Știi? Dar dacă <coughs> ăștia care sunt revoluționari și nu știu ce, vin cu o propunere de următor șef care e unul care, nu știu, îl urăște pe Stănculescu sau i-a făcut ceva sau știe ce s-a întâmplat și vine să ia gâtul lui Stănculescu. Dacă se întâmplă asta. Știi? Atunci... Jucă, el juca oricum la două capete, un da. pic. Și atunci, Stănculescu, lui se pare cea mai bună idee este dacă se poate să selecteze el următorul comandant suprem. Dacă se poate, unul care să îi datoreze chestia asta. Asta cu ei spunea sau. Te încerc eu, știi? Adică A, înțeleg, procesul, procesul de mental și... lui este da, așa. da? Gândirea lui. Da, da, da. Să selectez eu comandantul suprem, dacă se poate să fie un om pe care îl știu și cu care am relații de prietenie. Să, dacă se poate să fie unul care să fie pe placul extern, da? Deci să fie un băiat care să dea bine și la Moscova, și peste tot, da? Cu relații. Și atunci eu aș fi în situația în care omul ăla mi-ar dat ora puterea. Și e, înțeleg așa. unde vrei să ajungi. Și Urmăresc astfel, raționamentul, îmi place. Și astfel, îmi asigur ceea ce mă interesează de fapt pe mine cel mai mult. Impunitatea să nu răspund de ce am făcut până acum. Și stăm asta și face. Sună, îl caută pe tovarășul Iliescu. Iată cum am ajuns la elucidarea misterului ce căuta Iliescu în fruntea Revoluției Române. Pentru că Stănculescu a fost intermediar între cele două puteri, puterea e veche chestie, și puterea nouă. E o chestie foarte mișto. Deci Stănculescu l-a ales pe Iliescu din aceste foarte simple raționamente. Exact, da. Din nou istoria este foarte simplă ca să nu intre cu imediat în pușcărie, ca să îi meargă lui treaba, pentru că el era de fapt deținătorul puterii reale în momentul da, respectiv, reale, da. dar nu putea să o exercite pentru că era da, militar da. și era complicat, deși s-ar fi putut într-o, nu știu, dictatură militară sau... Deci eu cred că în momentul ăla nu, nu, nu se putea așa ceva, deci dacă ar fi ieșit Stănculescu cu tancuri și nu știu ce, gata, preiau puterea, ăștia revoluționari, oameni de pe stradă îl măturau și pe el. Cu atât mai mult și el a zis... Bingo! Da. Domnul Ionilescu, vorbise oare crezi cu Ilescu înainte, nu, cu două săptămâni, adică... cu o lună? Nu, 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 de bine, vorbeau, dar nu, adică aveau relații, se știau, nu așa, dar nu... Că vreau să detonăm și acest mit, cum stăteau ei pe în parcuri și discut... Nu, nu, stă... nu, stătea pe în parcuri, dar nu cu Stănculescu. Ilescu stătea pe în parcuri cu... <laughs> 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 Iliescu stătea Stoica, prin parcuri, stătea cu, cu Măgureanu, stătea cu ăștia. A, stătea cu, cu Măgureanu. Da, da. Măgureanu era un fel de intermediar așa între Iliescu și diverse segmente ale așa zisului lor complot din înainte de 89 și asta e altă chestie, cu FSN-ul, cu toată chestia asta, complotiștii care cu Iliescu, cu militarul, cu ăștia, știi? Uh, chestia care e reală, da, ei se întâlneau, discutau, să puneau problema să-l dea jos, pe un loc, să, -mi, să -mi facă ceva, da? Nu, e, astea erau niște chestii, ți-am zis, se întâlneau prin parcuri și mai se gândeau ei ce să mai facă. Dar nu cu Stănculescu. Stănculescu nu se băga cu ăștia că îți dai seama să te duci să stau, faci chestia asta cu. te, te, luau, te lua Ceaușescu, la omor. Adică, și, și Stănculescu era cu Ceaușescu, nu putea să. Dar îl știa pe Iliescu, vorbeau, aveau relații, se cunoșteau și, plus de asta, Stănculescu știa că Iliescu este o deja era prezentat așa în în mediile astea și interne și din afară ca un posibil succesor al lui Ceaușescu. cea mai cunoscută figură când se punea întrebarea, bă, cine să vină în locul lui Ceaușescu, știi? De asta zic că nu, el, da, a zis, ok, să și fie Ce ele. a făcut? A sunat? A căutat pe Iliescu, da. Și Doar Ilescu. Ilescu... Ce? Da, veniți până la... Până unde? Veniți până la mine. Până la Ministerul Apărării. Ministerul Apărării. Nu în CC, ce, ce, nu... nu... În ce, ce, nu în altă parte. Și Filescu... Dar Iliescu, la rândul lui, uh, foarte așa, el a plecat de la Casa Scântei și s-a dus la Suzana Gâdea la... <gânt> și a cerut voie, mă rog, a vorbit cu aia și nu știu ce, după aia au venit ăștia după el cu mașina, l-au luat și l-au dus la televiziune în primă fază. Și așa apare Iliescu la, că, la televiziunea care română, unde a deja prim, începuseră să vorbească oameni nu știu ce, au intrat la televiziunea română și unii din grupul ăsta care era gravita în jurul lui Iliescu, gen la Cico Dumitrescu și militarul și așa mai departe. Și ăștia la televiziune au zis să vină tovarășul Iliescu să ne vorbească, să vină aici. Știi? Aia în ideea că îl aduc pe Iliescu acolo la televiziune și normal că Iliescu s-a dus la televiziune prima fază. A vorbit se cu stânculescu. Și știm asta pentru că Iliescu însuși spune asta. Că în prima lui intervenție, la ora 2, și cât a fost atunci, când ține el primul lui speech în care spune că Ceaușescu a antinat idealurile de vreme, între da, de vreme. 12 și 10 și 2 da. s-a mișcat. S-a mișcat. Uh, Știa omul. Și-a dorit mai mult victoria. Și asta e interesant, pentru că vezi, tu, e asta. Și în lumea, lumea, când vede lucrurile astea, găsește toate argumentele unei teorii conspirate sioniste, știi, oh, câte organizații au fost ăștia, pac, uh -huh. a venit, pac, nu știu ce știi, în realitate eu cred că nu au fost așa lucrurile și nu au fost deloc organizați pentru că nu s-a întâmplat dar asta nu înseamnă că de exemplu Iliescu nu, a avut, nu avea un mare flair uh, politic știi și el și-a dat seama de următoarea chestie, știi? Adică lumea, lumea revoluționară era la CC în momentul ăla, marea lor parte. Intrasele și la televiziune, dar masele de oameni, da, ăia 100 și ceva de mii de oameni, erau în fața CC-ului, nu erau 100 de mii de oameni în fața televiziunii, înțelegi? Și tentația unui om or whatever, care zice, eu dacă vreau să mă fiu acum, să mă prezint, unde mă duc? La CC sau la televiziune? Și mulți au zis, păi hai la CC, mă duc în balcon, țin speech mulțimea mă aclamă, zice nu știu ce. Iliescu a zis, nu, hai la televiziune. care e diferența între ce și televiziune? <laughs> între 100.000 de mii de oameni și 23 de milioane, 23 de, milioane de oameni. Ai văzut? Iată, Iată. că Iliescu își merită, merită locul bani. pentru că... <laughs> Iliescu deci, merită bani. Ilescu da. este un capitol special pe care va trebui să-l facem separat. Asta e o chestie, dacă istoria e cinică, știi? Este o cinică, mai nu, dar asta arată un grad de a, inteligență mai... politică a lui Iliescu care adică nu poate fi negat. La ce s-a dus? Era Roman care vorbea din balcon, erau ăștia verdezi, toți ăștia care mai ieșeau din când în când în balcon, mai era, apăreau revoluționari care țineau spiciuri, înțelegi? În toată chestiunea aia și o mulțime afară și nu știu. Dar nu știa nimeni de chestia asta pentru că ai nu se dădea la televizor. Deci era ca și cum n-ar exista chestia aia, era valabilă doar pentru oamenii ăia de acolo. Și aia s-a dat seara târziu. Păi s-a dat, știi, când după ce se întoarce Iliescu de la Ministerul Apărării Naționale și se duce așa și vine, și cum vine Iliescu la CC? Că Iliescu nu vine la CC cu mâinile în buzunare, știi? Iliescu vine la CC cu mașina și cu caro de televiziune după el, înțelegi? Și după aia începe să se transmită de la Comitetul Central. În toată țara. Acum a înțeleg. Da, a înțeleg. <laughs> adică, din nou, zic, aveam niște puncte așa de reper, dar nu le-am legat, știi? Adică, daru darul tău este să legi și mă bucur foarte tare că am discutat lucrurile astea și nu le-am terminat, mă bucur că nu le-am terminat. Deci e foarte simplu. Ceaușescu în aer, în la mijloc, la între vechea putere Căușescu, și viitoarea putere. La momentul ăsta între ghilimele zic, nu, nu, între ghilimele Căușescu zic și în, aer. în aer. Ceaușescu e în niște mașini. Da, dar nu între ghilimele zic, și, nu, între ghilimele, în aer, da, adică aer. pierdut undeva. Da. Stă, nu, ca să uh, brifuim așa, uh, să, uh, pe scurt. Uh, Stănculescu la mijloc, Iliescu așa, gravitând, sunat, televiziune, Televizion. mai întâi, și apoi cu carul de televiziune, se duce frumos la, la CC. după, ce a ținut spiciul ăsta de la televiziune. În fața revoluționarilor. După ce a ținut spiciul ăsta la televiziune, s-a dus la mea pene. Dar asta zic că el atunci, la două, când a venit prima oară, a spus, bine, pe lângă chestia asta, mesajul lui foarte, foarte puternic al lui Iliescu pentru sistem, pentru oamenii din, ăștia care rămăseseră în urma lui Ceaușescu și care acum erau o, o, are ce să ce facem? Ce facem? Tovară, știi? Cum zice Vlăduț sau Leu, zicea: nu ce facem acum, știi? Ne-a lăsat ăsta aici, știi? Ceaușescu a plecat și ne-a lăsat pe noi, loiali lui, ce dracu se întâmplă acum, ce, ce facem noi, știi? Și Iliescu are capacitatea asta, pentru că el știe lucrurile. E un, un, un politruc, un om, e un politician din ăsta comunist care. Știe foarte bine cum e așezat statul, cine ce puteri, ce raporturi de putere sunt, ce instituții trebuie au puterea și trebuie să amorsate, amorsate. în direcția a, conducerii. Știi? El știe că de fapt în momentul ăsta nu revoluționarii sunt ăia care contează. Așa a făcut treaba. Înțelege? Aia și-a făcut treaba. Gata. făcut la pe Ceaușescu ce să plece. -au lungat pe Ceaușescu. Dar cineva trebuie să conducă? Dar cineva trebuie să vină în locul lui Ceaușescu. Și să conducă, care să, să știe conduc. să conducă da. și să poată suna și la de Moscova. Dacă te uiți pe. efectiv, dacă te uiți pe ce a spus el acolo, mesajul lui de la ora două și așa, nu mai țin minte acum exact câte minute, el, el dă un mesaj către aceste către aceste structuri, pentru că spune Ceaușescu a întinat idealurile comunismului zbang, nobilele deci idealul Ceaușescu. Nobilele Nobile. Deci Ceaușescu, una la mână, e vina doar a lui, doi la mână nu e problema comunismului, ci e problema lui Ceaușescu. Exact. Comunismul e ok. E ok. Da. Trei la mână, zice, toate structurile și nu știu ce vor rămâne pe loc. Pang! Aaaa, Aaaa, aproape impunitate. Super nene. Pentru moment. Ăsta e omul nostru, înțelegi? A, și gata. Tovar, și ce fac apel și spune, și spune chestia asta. Am vorbit acum jumătate de oră cu generalul Stănculescu. Pam, pam. Dar spune, Iliescu o spune, nu, zici, nu spun eu sau că s-a aflat că a vorbit. Deci el a spus, am vorbit acum jumătate de oră cu generalul Stănculescu. Iescu spune la televiziune că a vorbit cu generalul Stănculescu. Alte... În, în acel mic, în, acea, în acea intervenție. intervenție prima lui. Și de interiune. ce a spus că a vorbit cu generalul Stănculescu? Păi pentru că înseamnă că uite, eu sunt cu armata. El spune adică. asta ca și cum uh... ca să afle uh, armata din tot restul țării că nu se comunica prin uh, ordini de minister, știți că domnul Iliescu a vorbit cu domnul Stănculescu. El a când a zis asta a fost ca să audă urechile tuturor militarilor din țară. Nu militarilor, să știi, că militarii nu... Militarii aveau uh, sistemul lor de comunicare și toate, alea erau în picioare, deci ei nu aveau treabă, da? Ide Idealul... Atunci cine? Țara? Securitatea? Da. Țara. Știi de ce? Pentru că eu am vorbit cu generalul Stănculescu, adică am, eu sunt o autoritate deja dar lumea știa cine este generalul Stănculescu? Nu știa. A, a nici nu, nu conta. A nu conta, știi? No, că okay. a zis, am vorbit cu generalul Stănculescu, știi? Și care m-a asigurat că situația e sub control, adică eu, înțelegi, nu sunt, nu știu, ISPA sau altul, știi? Eu sunt ăla care a vorbit cu generalul Stănculescu care m-a asigurat pe mine, adică autoritatea eu Iliescu sunt asigurat de generalul Stănculescu, adică cu alte cuvinte armata E cu mine. E cu mine. A fost cu voi acum e cu mine. Mai cu mine. Armata e cu noi, a fost. Acum armata e cu mine. E cu mine. Știi? Deci Oilescu a trecut sloganul deci asta spun că către dacă, el. Dacă te uiți la alea, la, nu știu cât a vorbit el, destul de puțin, că n-a vorbit foarte mult, 10 minute sau așa ceva, deci acolo vezi cum să animalul politic, el era, cum să ca și cum era deja se, deasupra tuturor, că până acum fusese răcine, revoluționar, am învins cu tare, eu... <laughs> e ăsta, caramitru cu dinescu, da, 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 fraților, să facem, nu adică dacă până te Sunt uiți liber. Efectiv, okay. vorbitorii de până la Iliescu și după aia te uiți la ce a spus Iliescu, înțelegi? E ca și cum a venit, nu știu, ăla, știi, Mesia. Gata, a pus tablele, nu, e clară treaba. Nu mai nu mă mai agitați. <gânt> știi? Iar o mare parte n-au înțeles. De da. aici vine dilema ulterior, că... ei n-au înțeles că se stabilise da, succesorul. Păi, ei n-au înțeles că nu, nu se vorbea pentru ei. Deci, zis? Nu, nu mă refer e chiar nu... la Ana Blandiana, la a, cei bine, care au da? fost în lista da. FSN-ului, da, adică. n băgat după aia pe ăștia, dar numai că nimeni n-a înțeles. N-a înțeles, -a înțeles de că... Ana a văzut toate nuanțele, toate bă, bă, alea pe care le scuzează. De aici neînțelegerile, caramitru care a, mers, a marșat cu ei, pentru că Ilescu i-a băgat și pe ea acolo ca să dea bine, Normal. dar el transmisese. Moa! Trans da, se deci, moa! Da, ți-am spus, pentru că Ilescu, Da, scu, extraordinar. Deci, Băi, e ca și cum, nu știu, știi, tu lucrezi aici, știi, și eu vin de afară. Și tu știi ce cum tot aici, toate colțoanele, tot știi care e, bă, e ăla da, cel mai deștept, da. care e cel mai prost, care e, înțelegi? Iliescu știe arhitectura statului. Încă o dată s-a elucidat Azi, încă de? ceva pentru mine, cum de uh, am avut această structură hibridă Iliescu, deci fosta putere devenită noua putere și societatea civilă, de fapt păcălicii de servicii lui Iliescu și de ce, ce s-a produs ruptura? Pentru că Iliescu a, cred că a, el a plecat cu ei în cursă și și-au dat seama pe parcurs și care am intrușit că, că și-a dat era demisia era de... ulterior. Iliescu are așa pam, pam, pam. Adică te uiți pe acțiunile lui, înțelegi, în ziua de 22 și o să vezi că revoluția și ce e ultima chestie pe agenda lui Iliescu. <laughs> Pentru că prima chestie este să se prezinte țării ca lider. A doua chestie este să transmită mesajele către structurile astea ale statului de după ce Ceaușescu că e ok, eu sunt așa și am vorbit și totul e o să fie bine pentru voi. Da? Trei, ți-am zis, ideologic, Ceaușescu este vinovat, singurul, mergeți și omorâți-l pe el, că el e vinovat, comunismul e ok, o să facem aici Glazdo și perestroika nu-i problemă. Da? Asta e foarte simplu, după care ce face Iliescu? Să suie frumos în mașinuță și, a, și anunță, zice, la, ora 5, cât e ceasul acum, uite la ceas, și zice la ora 5, o să ne întâlnim la Comitetul Central să punem... Așa, da, 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 e cu o oră când zice. la oamenii care vor să, contribuie, Aiurea, cine contribuie la ce, știi? Dar nu putea să, zice zică face el. Da. Să vină lumea. Normal. Adică le-a zis băieților, bă, care vă știți și care vor, vor, vor veni. Bă, bârlă de anu, brucan, bă, la 5 să fiți, mazilu, știi? Da. la 5 avem întâlnire la Comitetul Central, băieți. Înțelegi? După care se ia frumos și unde merge Ion cu următoarea lui oprire, este Ministerul Apărării Naționale. Deci el cu, mă rog, ce se mai strânsese pe lângă el. Asta e ideea faină, este că el are chestia asta, dar el nu, cum să spun, în jurul lui încep să apară, adică se strâng și oameni care nu au legătură nici cu el, nici cu FSN, nici cu grupul lui, nici cu. Sunt revoluționari. Care simt. Petre că... Roman? Da, nu, Petre, Petre Roman îl, îl știa, uh. că se cunoșteau. Dar sunt se știau, oameni... da, prin familie, că da. Tatăl sunt ilegalist. Iliescu așa. Gelu care Voican. Gelu Voican, ăștia, știi, care se lipesc pac de Iliescu știi, pentru că. Îl simt, îl, îl simt Miros de, de lider. De lider. Da? Îl miros ce de. Ce a zis, aer. suntem și noi aici, Ai, dar da, șeful, șeful el e. Șeful e lista, nu, că nu se, nu se pune problema, adică nimeni nu zice, nici nu le trece prin cap să conteste lor autoritatea. Pentru că Gelu va ca, parcă joacă și un rol de. un fel de bodyguard. Da, e și bodyguard, și el și spați și și Da, Iosif, interior, poate. Și Dan Iosif, da, ăștia sunt. și Iliescu îi tolerează de ce? Pentru că ăștia sunt, de fapt, cu el își creează un fel de grup de revoluționari. A al lui. lui. Da? care sunt link cu revoluționarii exact. din exact. ca lumea să vadă botezul mulțimii da, prin acești... Ca lumea să vadă că e, și ei sunt reprezentați. Adică nu e normal, că dacă vei mai Iliescu cu militarul și cu nu știu a, păi cine să ăștia? Cine să ăștia, da. da. Da, așa, dacă îi vezi și pe aia, Miru Petre Roman cu puloverul ăla care a fost, nu știu ce, la baricadă adică deja e un grup mai, mai așa, mai catchy. Arată ceva. Știi? Și arată și a revoluție. Arată revoluție. Și atunci ia pe ăștia și hai la Ministerul Apărei Naționale și asta mai zic, că asta este practic cea mai importantă chestie care se întâmplă în ziua de 22, pentru că asta este efectiv întâlnirea între uh, Iliescu, grupul lui, ăștia care se creaseră și care îl aveau pe el în centru, este concretizarea telefonului. Știi că i-au vorbit la telefon, dar nu s-au văzut. Știi? Și se duce Iliescu cu ăștia la Ministerul Apărării Naționale, în sala de consiliu a Ministerului Apărării Naționale, Stănculescu, toți șefii de direcții care erau prezenți, importanți generalii ai armatei, aliniați, doi, de, doi uh, ofițeri superiori de la securitate, și e acolo, deci armata și securitatea era acolo, Iliescu cu grupul lui, știi, Generalul Stănculescu se ridică, îl salută pe Iliescu și îi prezintă raportul, îi zice acolo. Deci aia e momentul clar în care se practic se bate, uite așa, palma și din momentul ăla de facto Iliescu este uh, alesul uh, acestui uh, uh, alesul structurilor rămase în urma lui Ceaușescu să uh, conducă revoluția și el mai are de făcut ultima lui, uh, ultimului punct pe agenda care îi mai rămăsese de bifat să meargă la comitetul central și să le vorbească și elora din față de acolo, de la care stăteau acolo și așteptau să vină uh, lumina. și lucrurile bune. Și se duce, da, vine acolo cu caro de televiziune după el, că e normal, acum totul trebuie arătat lumii și uh, ca să vezi că totuși, na, uh, lucrurile se întâmplă cum se întâmplă în, uh, Iliescu greșește Iliescu face o greșeală mare, foarte mare deci toată chestia care a fost cât de cât deștept a fost și cum a văzut el niște lucruri dar la comitetul central când iese în balcon o comite grav de tot, pentru că uh, iese și spune stimați tovarăși ui Înțelegi, începe lumea să fluiere. Hu, jos comunismul! Mamă, înțelegi? Deci pentru chestii din astea, ăștia au, au deja uh, din piață dărâmaseră vreo alea, toate guvernele, verdezi, nu știu ce, știi? Deci practic ăsta e momentul când tot ce a lucrat Iliescu, poate să se ducă în aibii, Înțelegi? Pentru că dacă mulțimea din față, de acolo, cu dinamica ei spune că Iliescu nu e ok și îl huiduie, s-a pierdut. S-a terminat. Botezul, pierdut, mulțimii, botezul mulțimii e ratat. Și știe? mai era e ratat ce înseamnă finalul. înseamnă finalul, că după aia poți să te mai duci tu la televizor tu mai zici nu știu ce, dar nu mai. Nu mai. Okay? nu mai ține. Și ăsta este momentul când Iliescu este salvat de... Uh, Sergiu Nicolaescu. Sergiu Nicolaescu, care înșoacă microfonul și cu uh, faima lui de regizor și figură cunoscută, <coughs> adresează mulțimii și stați așa, că nu, că tovarășul că domnul Ilescu este așa și domnul pe dincolo, îi liniștește, păi stați așa, nu știu ce, știi? Deci practic îl salvează. îl salvează, îl salvează pe Iliescu, după aia îi dă microfonul și îi spune domnilor și nu știu ce, deci o ia și ușor, ușor își recapătă suflu și... Uh, ridică mulțimea. Ridică mulțimea, ține și el un speech acolo și practic uh, cam așa se termină prima parte din uh, saga asta uh, a revoluției care, uh, după cum vezi... Uh, are mai multe momente uh, simple decât uh, conspirații. Conspirații începe din anii 80, de fapt Revoluția din 89, da. începe în România, practic, de fapt, din anii 80, datorită schimbărilor din Uniunea Sovietică, se ajunge la uh, momentul Decembrie 89, micile revoluții din țară, iași, da. timișoara. Au mai fost. Bucureștiul, vorbesc de cele care au construit, să zic așa, cele mai importante. Și apoi Revoluția, Ceaușescu, Zboară, Stănculescu decide viitorul României pe următorii 30 de ani, Balanța, fără Liliescu. Iliescu se cea la televiziune ca să-l vadă toată țara și structurile mai ales, da. după care ia un care trece pe la Stânculescu, Stânculescu unde îi se predă puterea de în efectiv mod efectiv, unde era la, la Ministerul Apărării, la Ministerul Apărării, la Ministerul Apărării unde era centrul de putere în momentul era respectiv, îi s-a predat puterea cu puterea în brațe, în brațe în și bună, carul de televiziune de. știa Iliescu. Deci da. a fi făcut Instagram foarte bine în ziua de azi și TikTok și e, omul știa. Da. Și s-a dus cu carul între mulțimi unde primește botezul mulțimii după, da. un, start ratat. după un start ratat, Este salvat în ultima instanță. Cum ar fi fost istoria dacă nu era Sergiu Nicolaescu da, acolo? Dacă și bă, și asta se pe... și pleacă de aici. Da. La... Știi ce se întâmpla? Știi cine? Era, mazilu, Știi? Asta mazilu. era, mazilu. Dar l-am avut pe Iliescu, da. cu asta... Cu uh... asta spun, băi, uh, hai să fim un pic așa și să ne dăm seama că nimeni nu ar fi putut să planifice lucrurile astea. Deci nu avea nimeni, ai, trebuie un regizor de geniu din ăla bolnav ca să poți să spui tu că toate chestiile astea au fost planificate de cineva și că scenariile astea au fost uh, aplicate așa cu punct și virgulă, uite, așa a venit, dar nu știu nu se poate, înțelegi? Deci tot ce s-a întâmplat a fost... O chestie românească, pentru că asta sunt ingredientele românești ale poveștii, știi? Cu plusuri și minusuri, cu bine și rău, a fost o revoluție românească, știi? Pur românească. Pur românească. Și asta e o concluzie bună, că nu a fost nici rusească, nici americană, nici ungurească, a fost o, o, invenție, o invenție. Un produs românesc pe măsura puterinței noastre. Și cu rezultatele și cu, cu rezultatele care astăzi se extrag. Deci de eu încercăm să găsim, să ne uităm la alții, la un dreapta, în stânga, în sus, în jos să vedem cine-i vinovat de treaba asta și de ce n-a ieșit și nu știu ce. Bă, de, de aia n-a ieșit, că nu avea cum să iasă, că e făcută de noi. Exact. Mulțumesc, Mădălin. Ne oprim la acest moment, urmând ca într-un episod viitor să continuăm partea de aici. Vom vedea când. Timpul, dacă nu, nu știu, ne, dacă ne presează dacă nu ne linșează nu ne linșează nimeni, eu zic că a fost o discuție foarte bună sper că baboi, a învățat ceva din istoria Revoluției, Se zici tai că tu acasă, uite de fapt Revoluția am învățat-o la tele, la pe internet, să nu, internet. Faci. să nu Mai să nu, faci nu că că să mai. adică mie mi s-au clarificat, mie mi s-au clarificat foarte multe lucruri care baboi, a trecut prin revoluție. Și acum le-am legat și cred că și alți oameni sper să se bucure de această aceste conexiuni care cum zicea Steve Jobs el doar unește punctele asta da. e adică el avea niște genii acolo și el de fapt ce a reușit este să unească de dots punctele da. asta am făcut în seara asta continuăm într-un alt moment de da, da. seara de 22 decembrie până până în ianuarie februarie 90 și poate discutăm și despre mineria, mai, da, dar mai, mai bem, tocmai de-abia l a cunoscut pe Iliescu, mai bem un vin. Mai uite. ca să știe oamenii, deci avem mai acum, oh, e chiar o colecție întreagă de, mai sunt, avem, noi am băut ce am am băut alb, mai avem și roșu, a, deci mai vorbim, mai vorbim, <laughs> păi nu, și mai avem și roze, uite oh, aici. Deci colecția întreagă. Deci practic mai sunt încă trei podcasturi. Două conver podcasturi. <laughs> Conversație cu Universul. Le găsiți la editura Humanitas, pentru că sunt cotra de editura Humanitas. nu este de la Grama. Este o combinație așa plăcută de gusturi. Și mai să-ți mai pun ciocnim de final? Dacă-ți mai pun o gură. Să încheiem în numele Arca. discuției. Și puteți să comandați, sper că au venit deja linkurile, să comandați dacă doriți acest soi de pe internet. Și în curând, poate și. Le vom vedea la raft. Mulțumim, Mădălin, și, și sărbători fericite! Uite, așa s-a făcut istoria, și cu Iliescu și cu Stănculescu am aflat, de fapt, adevărul despre Revoluție, care este mult mai simplu decât ce credeam noi. Mulțumesc mult și să ne revedem ce? cu bine în. La anul, că deja ne apropiem de anul care vine. La mulți ani! La mulți ani!